Gânduri către sine însuși. Marcus Aurelius. Cartea 1. De la bunicul Verus am luat ca model amabilitatea și calmul. Din ceea ce am auzit, și din ceea ce se amintește despre cel care m-a zămislit, pudoarea și caracterul bărbătesc de la mama, respectul pentru zei, generozitatea, faptul de a mă abține nu numai de la a săvârși răul, ci chiar de la a concepe astfel de gânduri. Am luat ca model de asemenea modul de viață măsurat, cu mult diferit de stilul de viață al celor bogați. De la străbunicul meu, faptul de a nu frecventa școli publice, de a avea parte de profesori buni acasă și de a înțelege că, pentru astfel de scopuri, trebuie făcute eforturi susținute. De la cel care m-a crescut, am deprins. Faptul te de a nu ține nici cu verzii, nici cu albaștri, nici cu cei cu scuturi mici, nici cu cei cu scuturi mari. Faptul de a suporta greutățile, de a mă mulțumi cu puțin, de a face totul cu mâinile mele, de a nu mă preocupa de treburile altora, de a nu da ascultare calomniilor. De la Diognetos, faptul de a nu mă ocupa de lucruri fără de rost, de a nu da crezare celor spuse de magicieni și șarlatani despre descântece, despre izgonirea demonilor și despre alte astfel de lucruri de a nu lovi prepelițele și de a nu deveni pasionat de jocuri de acest fel. Faptul de a suporta părerea spusă sincer. Faptul de a mă familiariza cu filozofia și de a-l audia mai întâi pe Bacchios, apoi pe Tandasis și pe Marcianus. Faptul de a scrie dialoguri în copilărie, de a-mi dori un pat simplu și o piele pentru a mă înveli și tot ceea ce ține de educația greacă de la Rusticus, faptul de a avea în vedere necesitatea de a-mi îndrepta și îngriji caracterul. Faptul de a nu mă lăsa ispitit de avântul sofiștilor, de a nu scrie despre subiecte abstracte sau de a nu rosti scurte discursuri protreptice sau de a nu mă arăta un bărbat ascetic ori dispus să fac servicii astfel încât să stârnesc iluzii de șarte. Faptul de a renunța la retorică, la poezie sau la vorbirea elegantă, de a nu umbla prin casă îmbrăcat în togă, de a nu face nici alte asemenea lucruri. Faptul de a-mi compune scrisorile într-un stil cât mai simplu, așa cum făcuse el pe vremea când îi scrisese mamei mele, din sinuesa. Faptul de a mă arăta prietenos față de cei care sunt supărați și gata să iert pe cei care m-au ofensat de îndată ce ei vor dori să se căiască. Faptul de a studia textele cu grijă, de a nu mă mulțumi cu o cunoaștere generală a lor și de a nu-mi da repede asentimentul celor care vorbesc în jurul meu. Și faptul de a citi însemnările filozofice ale lui Epictet. Din care mi-a dăruit un exemplar de acasă. De la Apollonius, spiritul independent și luarea de decizii bine chipzuite, faptul de a nu ține seama cât-și de puțin, de nimic altceva decât de rațiune, de a rămâne mereu la fel, și în timpul durerilor puternice, și cu prilejul pierderii unui copil, și în timpul bolilor de lungă durată. De a vedea clar, Printr-un exemplu viu, ca același individ poate fi foarte violent și îngăduitor în același timp. De a nu mă lăsa stăpânit de mânie în timpul explicațiilor, de a vedea un om care socotește în mod clar drept cele mai nensemnate calități ale sale, experiența și abilitatea cu care își transmite învățăturile filozofice de a învăța cum trebuie primite așa zisele favoruri din partea prietenilor, ne lăsându-mă copleșit de ele, nici tratându-le cu indiferență. De la Sextus, bunăvoința și exemplul unei case conduse în mod patriarhal. Concepția despre ceea ce înseamnă a trăi în conformitate cu natura, seriozitatea neprefăcută, faptul de a avea mereu în vedere grija față de prieteni îngăduința față de oamenii simpli și față de cei care își dau cu părerea fără să gândească. Faptul de a avea relații armonioase cu toți, așa încât relația cu acesta era mai plăcută decât orice lingușire. Și el era foarte respectat, în același timp, de aceleași persoane. Capacitatea de a descoperi cu precizie și metodă și de a pune în ordine învățăturile necesare vieții. Faptul de a nu arăta niciodată vreun semn al mâniei sau al oricărei alte patimi, ci de a rămâne calm și în același timp foarte afectuos. Faptul de a vorbi de bine despre alții cu discreție, de a mă arăta erudit, fără a fi pedant de la gramaticul Alexandru, faptul de a nu blama și de a nu-i critica aspru pe cei cărora le-a scăpat în discursurile lor vreun barbarism sau vreun solecism sau vreo greșeală, ci de a rosti cu iscusință numai acel cuvânt care trebuia spus, sub forma unui răspuns sau a unei confirmări sau a unei dezbateri comune asupra problemei, fără referire la cuvântul folosit, sau printr-un alt mijloc, în termeni potriviți. De la fronto, faptul de a cunoaște ce fel de lucruri sunt invidia, viclenia și ipocrizia, care susțin puterea tiranică, și că, în general, cei numiți de noi patricieni sunt, oarecum, lipsiți de suflet. De la Alexandru platonicianul, faptul de a nu răspunde sau scrie în vreo scrisoare nimănui, niciodată și fără motiv sunt ocupat. De a nu mă sustrage tot timpul în acest fel obligațiilor impuse de relațiile cu cei care trăiesc cu noi, scuzându-mă că am treburi urgente. De la Catulus, faptul de a nu mă arăta nepăsător față de acuzațiile unui prieten, chiar dacă se întâmplă să fiu învinuit fără rost și a încerca să refac raporturile obișnuite. Și faptul de a vorbi de bine, din suflet, despre profesori, precum se amintește despre Domitius și despre Atenodotos. Și de a nutri o dragoste sinceră față de copii. De la Severus, dragostea pentru casă, pentru adevăr și dreptate și faptul de a-i cunoaște datorită lui Petrasea, Helvidius, Caton, Dion, Brutus. Și de a imagina o Constituție cu egalitate în fața legii, potrivit cu egalitatea și cu dreptul de a te exprima public, și un imperiu care să respecte mai presus de orice libertatea celor guvernați. De asemenea, de la acesta mi-am însușit energia constantă depusă pentru a prețui filozofia altruismul și generozitatea fără reținere, speranța și încrederea în prețuirea prietenilor, faptul că nu se ascundea de cei care și arătau nemulțumirea față de el, faptul de a nu-i pune pe prietenii săi în situația de a-și da seama singuri ce vrea sau ce nu vrea, ci din potrivă, a fi clar, de la Maximus, stăpânirea de sine și faptul de a nu mă lăsa influențat de nimic, buna dispoziție în toate împrejurările și în timpul bolilor, purtarea echilibrată, plăcută și demnă de respect, realizarea celor propuse, în ciuda oricărei dificultăți, faptul că toți aveau încredere în el, vorbea despre ei așa cum gândea și acționa în ceea ce îi privește, fără intenția de a le aduce vreun prejudiciu de a nu mă mira de nimic, de a nu mă lăsa tulburat, de a nu-mi fi frică niciodată, de a nu șovăi, de a nu mă simți în dificultate, de a nu mă arăta încurcat, de a nu fi posomorât sau foarte fericit și din nou apoi mânios sau bănuitor. De a fi darnic, iertător și sincer. Și faptul de a da impresia unui om drept prin natura lui, mai degrabă decât prin educație. Și faptul că nimeni, niciodată nu s-a considerat disprețuit de el sau nu și-a închipuit că se credea mai bun decât altcineva și de a glumi plin de amabilitate. De la tatăl meu, blândețea, fermitatea de neînclintit în deciziile luate după o atentă analiză. Indiferența față de gloria de șartă obținută pe baza celor ce sunt socotite onoruri, dragostea de muncă și perseverența. Faptul de a-i asculta pe cei care au de dat vreun sfat util tuturor. De a acorda fiecăruia cu hotărâre recompense după merit. Abilitatea de a ști când este necesar un efort încordat sau, din potrivă, de destindere. Faptul de a pune capăt legăturilor amoroase cu adolescenții sociabilitatea și faptul de a nu-i obliga pe prieteni să ia masa cu el întotdeauna și să-l însoțească în mod obligatoriu în călătorii, ci din potrivă de a fi perceput întotdeauna același de cei care, din cauza anumitor treburi, au lipsit din preajma sa o vreme. Faptul de a examina cu minuțiozitate problemele expuse la consilii și tenacitatea. De a nu abandona o anchetă, mulțumit de concluziile puse la dispoziție. Preocuparea de a-și păstra prietenii, fără să se arate sătul de ei, dar nici tratându-i cu interes prea mare. Independența în toate împrejurările și seninătatea, faptul de a prevedea lucrurile în timp și de a pune în ordine până și cele mai nensemnate detalii, fără a face nimic dramatic din aceasta. Faptul de a opri aclamațiile și orice fel de lingușeli față de persoana sa, de a vegea întotdeauna la treburile statului, de a reduce cheltuielile și de a suporta criticile privind astfel de probleme. Faptul de a alunga teama superstițioasă de zei, de a nu căuta cu orice preț popularitatea, fie făcând pe plac mulțimii, fie arătându-se prieten al poporului ci dând dovadă de sobrietate în orice împrejurare și de fermitate și nici de cum de grosolănie sau de dorința de noutăți. Faptul de a mă folosi fără îngânfare și în același timp fără ezitări de cele ce contribuie la comoditatea vieții, pe care soarta mi le-a oferit din belșug, așa încât să profit de ele fără nicio grijă atunci când le am, dar să nu le duc dorul atunci când nu le am. Faptul că nimeni n-a spus despre el că a fost sofist, un om șiret, un pedant, ci un bărbat matur, desăvârșit, indiferent la lingușiri, știind să conducă și treburile sale și pe ale altora. În plus, aprecierea cu care înconjura pe adevărații filozofi, fără să îi jignească pe ceilalți și fără să se lase atras de aceștia. De asemenea, în relațiile sale cu ceilalți era agreabil și plăcut, fără a fi plictisitor. Preocuparea cu măsură pentru propriul trup, nu ca unul îndrăgostit de viață, nici căutând să-l înfrumusețeze, nici neglijându-l. Așa că, datorită îngrijirilor proprii, a avut nevoie în foarte mică măsură de medici, de medicamente sau tratamente exterioare. Dar mai ales disponibilitatea de a ceda, fără urmă de invidie, tuturor celor care dețineau un talent deosebit, de exemplu, elocința, expunerea legilor sau a moravurilor, ori alte astfel de lucruri. Faptul că se străduia împreună cu aceștia pentru ca fiecare să fie prețuit după competențele sale. Păzirea cu sfințenie a obiceiurilor strămoșești, respectându-le în toate, fără să o arate cu tot din adinsul, și faptul de a nu da dovadă de lipsă de fermitate și statornicie, ci de a-și petrece timpul în aceleași locuri, ocupându-se cu aceleași treburi. Faptul că, după dureri foarte puternice de cap, se întorcea repede, cu mintea proaspătă și pătrunzătoare, la ocupațiile obișnuite. Faptul de a nu avea multe secrete, ci foarte puține, și de obicei foarte rar, și toate acestea numai pentru binele public prudență și măsură în organizarea spectacolelor publice, în construirea de edificii cu ocazia distribuirilor de bani sau alimente către popor, precum și în alte activități asemănătoare, deoarece își îndrepta atenția numai asupra celor care trebuiau făcute, nu asupra renumelui obținut pe seama celor realizate. Nu făcea baie la ore nepotrivite, nu îi plăcea să construiască, nu era prea pretențios, nici cu privire la felurile de mâncare, nici la țesătura și culoarea veșmintelor, nici la înfățișarea frumoasă a sclavilor. Toga sa era adusă din Lorium, de la ferma sa din vale, iar multe dintre veșminte proveneau de la Lanuvium. După cum se comporta la Tusculum cu administratorul său, care i-a adresat tot felul de rugăminți, tot așa era și felul său de a fi. Nu era nici aspru, nici lipsit de bunăvoință, nici violent, nici, cum ar spune cineva, nu făcea nimic până la sudoare. Ci din potrivă, toate acțiunile sale erau calculate în detaliu, ca și cum le-ar fi făcut în răgaz, în liniște, în bună rânduială, cu energie, în acord unele cu altele. I s-ar fi potrivit cele amintite despre Socrate că putea fie să se abțină, fie să se bucure de cele de care mulți nu au puterea să se lipsească și de care sunt prea deprinși să se bucure. Dar tăria și chiar rezistența și puterea sa de cumpătare, în orice din cele două situații, sunt însușirile unui bărbat cu sufletul echilibrat și de neînfrânt, după cum a dovedit-o pe durata bolii sale, care i-a adus în cele din urmă moartea. De la zei am primit faptul că am avut bunici buni, strămoși buni, o soră bună, profesori buni, sclavi buni în casă, părinți, prieteni, buni aproape toți. Și faptul că nu am greșit cu ceva față de niciunul dintre cei pomeniți, deși, având un astfel de caracter, dacă s-ar fi evit ocazia, aș fi putut face așa ceva. Și zeii au binevoit să nu existe niciun concurs de circumstanțe care să mă pună la încercare. Nu am fost crescut prea multă vreme în preajma concubinei bunicului meu. Mi-am păstrat vigora tinereții și n-am devenit bărbat înainte de vârsta cuvenită, ci chiar am depășit această vârstă. Faptul că m-am supus ordinelor unui împărat și părinte, care a înlăturat din mine orice îngânfare și m-a condus la ideea că, trăind la curte, este posibil să nu te folosești de gărzi de corp purtătoare de lăncii, nici de veșminte elegante, nici de candelabre, de statui și de astfel de obiecte și de un lux asemănător, ci din potrivă, este posibil ca fiecare să-și apropie felul de viață cât mai mult de acela al unui simplu cetățean, și să nu fie socotit din această cauză, mai umil sau mai nepăsător față de îndatoririle care trebuie îndeplinite în situația de conducător, în interes public. Faptul că am avut un astfel de frate capabil prin comportamentul lui să-mi stârnească preocuparea de mine însumi și în același timp să mă bucure prin respectul și dragostea sa. Faptul că nu am avut copii infirmi sau diformi, faptul că nu am progresat prea mult în studiul retoricii, al poeziei și al altor materii, în care probabil m-aș fi cufundat adânc dacă mi-aș fi dat seama că înaintez cu ușurință. Faptul că m-am grăbit să le acord celor care m-au crescut rangurile înalte pe care îmi părea că și le doresc, și nu am amânat acest lucru cu gândul că fiind ei încă tineri, am să o fac mai târziu. Faptul că i-am cunoscut pe Apollonius, pe Rusticus, pe Maximus. Faptul că mi s-a arătat cu claritate și de mai multe ori ce este viața trăită în conformitate cu natura, astfel încât atât cât depindea de zei, de comunicările, de ajutoarele și de inspirațiile care veneau din partea lor, nimic de atunci nu mă împiedică să trăiesc în conformitate cu natura. Și că m-am îndepărtat de o astfel de viață din vina mea și fiindcă nu țineam cont de avertizmentele zeilor și, ca să spun așa, de îndrumările lor. Faptul că am un trup rezistent de atâta timp după o astfel de viață. Faptul că nu am avut legături intime nici cu Benedicta, nici cu Teodotos, și că mai târziu, chiar când am cunoscut pasiunea dragostei, m-am vindecat grabnic. Faptul că supărându-mă adesea pe rusticus, niciodată nu am depășit măsura, astfel încât să trebuiască să mă căiesc mai târziu. Faptul că mama mea. Deși a fost dat să moară încă de tânără, a locuit totuși în ultimii ani ai vieții sale împreună cu mine. Faptul că niciodată, când doream să ajut un om sărac sau pe oricine altcineva aflat în necaz, nu am fost auzit spunând că nu am bani să o fac, și că eu, însumi, nu am ajuns într-o asemenea sărăcie încât să cer bani de la o altă persoană. Faptul că am avut o astfel de soție, atât de ascultătoare de afectoasă, de simplă. Faptul că am avut educatori vrednici pentru copii. Faptul că am primit ajutor prin vise, în special ca să nu mai scuip sânge și să-mi treacă amețelile. Și răspunsul, ca să spun așa, oracolar de la Geta. Și faptul că atunci când am dorit să mă dedic filozofiei, nu am ajuns pe mâinile vreunui sofist și nu mi-am mirosit timpul analizând texte scrise sau rezolvând silogisme sau ocupându-mă de fenomenele cerești, căci toate acestea au nevoie de ajutorul zeilor și al sorții. Cartea a doua Acestea au fost scrise pe teritoriul Cvazilor, aproape de râul Granua, de dimineață începe să-ți spui. Voi întâlni un indiscret, un nerecunoscător, un violent, un perfid, un invidios, un nesociabil. Toate acestea li se întâmplă din necunoașterea celor bune și a celor rele. Eu, în schimb, care am înțeles că natura binelui este frumusețea morală și că cea a răului este urâtul moral și că natura celui care greșește este înrudită cu mine, nu numai prin sângele și prin sămânța sa, ci și prin rațiune și participarea la Divin, nu pot suferi vreun neajuns de la vreunul dintre ei. Căci nimeni nu mă poate uriți moral, iar eu nu mă pot mânia pe unul înrudit cu mine, nici nu-l pot urâ, căci ne-am născut pentru a ne ajuta unii pe alții precum picioarele, mâinile, pleoapele, șirurile de dinți de sus și de jos. Așadar, a acționa unii împotriva altora este împotriva naturii, iar a temânia și a-l detesta pe un semen înseamnă a-l trata ca pe un adversar. De fapt, acesta sunt eu, carne, un suflu și partea conducătoare a sufletului. Lasă deoparte cărțile! Nu te mai chinui, nu ți este dat. Dar din moment ce ești deja aproape de moarte, disprețuiește carne, sânge stricat, oase și o cesătură de nervi, vene, artere. Vezi de asemenea ce este suflul tău, o răsuflare, niciodată aceeași, ci dată afară și absorbită din nou în fiecare moment. În al treilea rând ai în vedere partea conducătoare a sufletului. Judecă astfel. Ești bătrân. Nu îngădui ca această facultate să-ți fie înrobită, nici să fie mișcată ca o marionetă în funcție de impulsurile contrare vieții sociale, nici să se plângă de destinul hărăzit în prezent, nici să se teamă de cel hărăzit în viitor. Operele zeilor sunt pline de providență. Cele ale sorții nu sunt fără natură sau fără urzeala și înlănțuirea evenimentelor guvernate de providență. Toate decurg de acolo. Se adaugă necesitatea și utilitatea pentru întreaga lume, din care tu ești o parte. Pentru orice parte a naturii, e bine ceea ce natura universului produce și ceea ce are puterea de a o salva și mențin lumea atât transformările elementelor cât și cele ale compușilor. Îți sunt suficiente acestea. Să-ți fie întotdeauna învățături. Înlătură setea de cărți, ca să nu mori cârtind, ci cu adevărat senin și recunoscător din toată inima zeilor. Amintește-ți de cât timp amâni problema și de câte ori, chiar dacă ai primit de la zei noi termene, nu ai profitat de ele. Dar trebuie să-ți dai seama, măcar de acum înainte, din ce lume faci parte, din ce realitate conducătoare a lumii ești o emanație și că ți este fixată o limită în timp în cazul în care nu te vei folosi de acestea pentru a dobândi seninătatea, prilejul va dispărea și tu vei pieri și nu ți se va mai oferi o altă ocazie. În fiecare clipă, preocupă-te cu seriozitate, ca roman și bărbat, să faci tot ce-ți vine la îndemână cu distincție potrivită și sinceră, cu afecțiune, cu libertate și cu dreptate și să-ți oferi răgazul fără toate celelalte reprezentări. Îți vei oferi răgazul dacă îți vei îndeplini fiecare activitate ca și cum ar fi ultima din viața ta, eliberat de orice neglijență și de orice tulburare care te abat de la deciziile rațiunii, de orice ipocrizie, egoism și nemulțumire împotriva rânduielilor destinului. Vezi cât de puține sunt principiile după care, dacă cineva le stăpânește, poate duce o viață prosperă și pioasă, căci zeii nu vor pretinde nimic în plus de la cel care le respectă. Aruncă-te în dezordine, o suflete, aruncă-te! Nu vei mai avea ocazia să te bucuri de prețuire. Viața este foarte scurtă pentru fiecare, iar a ta a ajuns aproape de sfârșit. Și tu nu te respecti pe tine însuți, ci îți pui fericirea în sufletele altora. Te lași influențat de impresiile care vin din afară, oferă-ți un răgaz pentru a mai învăța ceva bun și încetează să te lași purtat de colo-colo. Trebuie să te ferești, totuși, de o altă rătăcire. Căci proști sunt cei care, chiar datorită acțiunilor lor, sunt obosiți de viață, și cei care nu au niciun scop către care să-și călăuzească orice impuls al lor, și, într-un cuvânt, reprezentările lor. Fără a acorda o atenție deosebită celor ce se petrec în sufletul altuia. Nu poate fi observat cu ușurință un om nefericit. Însă, cei care nu urmăresc cu atenție mișcările propriului lor suflet sunt, în mod inevitabil, nefericiți. Întotdeauna trebuie să-ți aduci aminte acestea: care este natura întregului și care este a mea, care este raportul dintre aceasta și aceea. Și ce fel de parte este ea, și din ce univers. Apoi, trebuie să-ți amintești că nu există nimeni care să te împiedice să acționezi și să vorbești întotdeauna în acord cu natura din care ești o parte. Ca filozof, Teofrast, comparând greșelile, ca și cum cineva ar putea să le compare în mod obișnuit, Susține că sunt mai grave erorile comise din cauza dorințelor decât cele comise din cauza mâniei. Căci cel aprins de mânie, având o oarecare durere și o tainică remușcare, pare că se abate de la rațiune. În schimb, cel care greșește din cauza dorințelor, învins de plăcere, apare într-un fel mai desfrânat și mai efeminat în greșelile sale. Așadar, pe drept cuvânt, și ca un filozof demn de acest nume, Teofrast, afirma că este mult mai vrednic de învinuire cel care greșește cu plăcere decât acela care comite o greșeală cu durere. Într-un cuvânt, primul seamănă mai degrabă cu cineva care a fost mai înainte nedreptățit, și apoi, constrâns de durere, să se lase pradă mâniei. În schimb, celălalt a fost împins de la sine să comită nedreptatea, stârnit fiind să o facă din cauza dorințelor. Astfel să acționezi, să exprimi și să gândești fiecare lucru, ca și cum ai putea să părăsești chiar în această clipă viața, căci dacă zei există, a plecat dintre oameni nu este nimic primejdios. Dios. Că cei nu te-ar arunca în nenorocire. Dar, dacă ei nu există sau nu se ocupă de cele omenești, la ce bun să trăiesc într-o lume lipsită de zei sau de providență? Însă zeii și există, se și preocupă de cele omenești și, pentru ca omul să nu ajungă în adevăratele nenorociri, i-au oferit toate mijloacele. Pentru restul lucrurilor, dacă ar exista ceva rău, zeii ar fi prevăzut și asta, pentru ca în niciun fel omul să nu cadă în rău. Ceea ce nu-l face mai rău pe om, cum ar putea să facă mai rea viața omului? Nici din ignoranță, nici fiindcă i-a fost cu neputință, chiar cunoscând toate acestea, să le prevină sau să le îndrepte natura întregului nu ar putea să le treacă cu vederea sau să greșească atât de grav, fie din neputință, fie din nepricepere, încât binele și răul să se abată și asupra oamenilor buni și asupra celor răi. Moartea, viața, faima, lipsa de faimă, suferința, plăcerea, bogăția, sărăcia, de toate acestea, de o au parte și cei buni și cei răi dintre oameni, chiar dacă ele nu sunt nici frumoase, nici rușinoase. Așadar, nu sunt nici bune, nici rele. Cum toate lucrurile dispar repede, trupurile însă în lume și amintirea lor în veac. Astfel sunt toate obiectele sensibile, și mai ales cele care ne ademenesc prin plăcere sau ne înspăimântă prin durere sau ne fac să scoatem strigăte din orgoliu. Cum sunt lipsite de valoare, vrednice de dispreț, murdare, trecătoare și moarte, acordă întreaga atenție capacității minții. Ce sunt cei ale căror păreri și ale căror glasuri oferă faima și contrariul acesteia? Ce înseamnă a muri? Dacă cineva ar cunoaște moartea în ea însăși și dacă, printr-o analiză a gândirii, ar împrăștia toate născocirile propriei închipuieri, ar considera că moartea nu este nimic altceva decât o lucrare a naturii. E pueril dacă cineva se teme de o lucrare a naturii. Apoi, aceasta nu este numai lucrarea naturii, ci și folositoare ei cum atinge omul zeul și prin care din părțile sale și când se întâmplă, cum este dispusă această parte din om. Nimic nu este mai nesuferit decât cel care dă pretutinde în târcoale și care cercetează măruntaiele pământului, după cum spune poetul, și caută să afle, pe baza unei dovezi, ce se petrece în sufletele din apropierea lui fără să înțeleagă că este de ajuns să se apropie numai de daimonul său interior și să se îngrijească de el cu adevărat. Grija pentru acesta înseamnă al păstra neîntinat de patimi, de capriciu și de nemulțumirea față de evenimentele provenite de la zei sau de la oameni. De fapt, cele care vin de la zei sunt respectate datorită supremației acestora. Iar cele care vin de la oameni ne sunt dragi datorită relației de înrudire cu aceștia. Uneori, oamenii sunt, într-un fel, demni de milă din pricina necunoașterii binelui și răului. Acest neajuns nu este mai mic decât neputința de a distinge obiectele albe de cele negre. Chiar dacă ți-ar fi dat să trăiești 3000 de ani, și tot atâția ani de 10.000 de ori, amintește-ți totuși că nimeni nu pierde o altă viață decât cea pe care o trăiește, și nu trăiește altă viață decât cea pe care o pierde. Așadar, viața cea mai lungă și viața cea mai scurtă înseamnă același lucru: căci prezentul este egal pentru toți. Și timpul care se pierde este, așadar, egal. Iar cel care se duce pare astfel foarte scurt. De fapt, nimeni nu ar putea să piardă nici trecutul, nici viitorul. Cum ar fi posibil să îi se ia cuiva ceea ce nu are? Trebuie, deci, să-ți aduci aminte întotdeauna de aceste două principii. Primul, că toate lucrurile au din eternitate același aspect. Și revin în cerc, și nu este nicio diferență dacă cineva va vedea aceleași lucruri 100 de ani, 200 de ani sau un timp infinit. Al doilea, că și cel cu o viață foarte lungă, și cel care moare în cel mai scurt timp, suferă aceeași pierdere, fiindcă prezentul este singurul de care omul poate fi lipsit, dacă e adevărat că numai pe acesta îl are și nu poate să piardă ceea ce nu are. Totul e părere. Sunt evidente obiecțiile adresate cinicului Monimos. Este de asemenea evidentă și utilitatea celor afirmate de el, dacă cineva admite ceea ce este agreabil în aceasta, în limita adevărului. Sufletul omului se aruncă în dezordine pe sine însuși, mai cu seamă când devine, atât cât stă în puterea lui, un abces. Și, ca să zic așa, o excrescență a lumii. Așa arăta nemulțumirea față de unul dintre evenimentele care au loc înseamnă o distanțare de natură, în care sunt conținute ca părți toate naturile celorlalte ființe. În al doilea rând, se aruncă în dezordine când respinge orice ființă umană sau se îndreaptă împotriva ei cu intenția de a o vătăma, cum fac, de pildă, sufletele celor aprinși de mânie. În al treilea rând, sufletul se aruncă în dezordine atunci când se lasă învins de plăcere sau de suferință. În al patrulea rând, când se preface și face sau spune ceva în mod fals și nesincer. În al cincilea rând, când acțiunile și impulsurile sale nu sunt îndreptate spre vreun scop anume, ci se produc fără rost, la întâmplare și în mod inconsecvent în timp ce e de datoria noastră ca până și cele mai neînsemnate acțiuni să aibă loc țintind spre o finalitate. Dar scopul ființelor raționale este acela de a se supune rațiunii și legii cele mai respectate cetăți și guvernări. Durata vieții omenești e un punct, substanța sa un flux, senzația obscură întreaga alcătuire a trupului, sortită unei rapide putrefacții. Sufletul, un vârtej. Soarta, greu de ghicit. Faima, nesigură. Pe scurt, tot ce ține de trup e un fluviu, iar tot ce ține de suflet un vis și o vanitate. Viața este un război și un popas făcut de un străin, iar renumele, peste ani, uitare. Cine poate așadar să ne însoțească în viață. Un singur și unic lucru filozofia. Dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior la adăpost de orice dezordine și neajuns. Mai puternic decât plăcerile și suferințele, ne făcând nimic la întâmplare, în mod fals și ipocrit. Fără să aibă nevoie ca un altul să facă sau nu ceva. Și chiar capabil să primească tot ce se întâmplă și tot ce e sortit ca venite din același loc din care și el a venit. Și mai ales capabil să aștepte moartea cu sufletul împăcat, considerând-o nimic altceva decât o descompunere a elementelor din care este alcătuită fiecare viețuitoare. Și dacă pentru aceste elemente nu este nimic înspăimântător în faptul că fiecare se transformă, fără întrerupere, unul în altul, din ce cauză ar trebui cineva să se teamă de transformările și descompunerile tuturor lucrurilor? Căci este un lucru potrivit naturii și nimic din ceea ce se întâmplă potrivit naturii nu este rău. Cartea a treia. Acestea au fost scrise la Carnuntum. Nu trebuie ținut seamă numai de faptul că în fiecare zi viața se duce și că o parte tot mai mică rămâne din ea, ci și de faptul că, în cazul în care cineva ar trăi mai mult, nu e deloc sigur dacă intelectul său, rămânând același, ar mai fi în stare să înțeleagă legătura dintre lucruri și să mediteze, ținând din răzputeri să cunoască lucrurile divine și omenești. Deși acest om începe să o ia razna, totuși nu va înceta să respire, să se hrănească, să aibă reprezentări, impulsuri și atâtea alte funcții de acest fel. Dar mai întâi își pierde capacitatea de a se folosi de el însuși, de a cunoaște cu exactitate toate îndatoririle, de a analiza aparențele, de a-și da seama dacă este deja timpul să moară, și alte astfel de activități care reclamă o gândire bine exersată. Nu numai pentru că suntem cu fiecare moment tot mai aproape de moarte ci și pentru că, înainte de a muri, capacitatea de a gândi asupra lucrurilor și conștiința sleiesc. Trebuie, de asemenea, avut în vedere că și evenimentele care urmează după cele care se produc conform naturii au în ele ceva grațios și atrăgător. De exemplu, în timp ce se coace, pâinea crapă în unele părți și aceste crăpături astfel formate, deși se produc într-un fel contrar celor așteptate de la meșteșugul fabricării pâinii, oferă o oarecare plăcere și, în felul lor, stârnesc pofta de a mânca pâine. La rândul lor, smochinele, când sunt foarte coapte, pleznesc. Astfel, în cazul măslinelor care dau un pârg pe ramuri, chiar faptul că sunt aproape să putrezească, adaugă fructului o frumusețe aparte. Și spicele care se apleacă la pământ, pielea de pe fruntea leului, balele care curg din gura mistreților și încă multe altele care, dacă le-ar aprecia cineva în ele însele, deși sunt departe de un aspect frumos, Totuși, datorită faptului că sunt consecințe ale legilor naturii, adăugă frumusețe și fascinează. De aceea, dacă cineva are un simț ascuțit și o gândire profundă asupra evenimentelor din întreg, nu va găsi aproape nimic, nici chiar printre cele care se întâmplă în consecință, care să nu se prezinte într-o oarecare măsură atrăgător. Acest om va privi în realitate fălcile deschise ale fiarelor cu o plăcere cu nimic mai mică decât în fața celor pe care pictorii sau sculptorii le reprezintă prin imitație. Chiar și în cazul unei bătrâne sau al unui bătrân, acesta va putea, cu ochii săi de înțelept, să observe o oarecare vigoare și o frumusețe a vârstei. La fel cum, în cazul copiilor, va remarca farmecul acestora multe alte exemple de acest fel se vor întâlni. Dar ele nu sunt elocvente pentru oricine, ci numai pentru cel care se dovedește cu adevărat familiarizat cu natura și cu lucrările sale. Hipocrate, după ce tratase multe boli, îmbolnăvindu-se, a murit. Caldeenii au prezis multora moartea, apoi și ei au atins capătul fixat de destin. Alexandru, Pompeius și Gaius Iulius Cezar, după ce au distrus de atâtea ori orașe întregi din temelie și după ce au secerat în luptă multe zeci de mii de călăreți și pedestrași, s-au dus și ei în cele din urmă din această viață. Heraclit, după ce a dat, conform principiilor naturii, atât de savante explicații despre distrugerea lumii, umplându-i se viscerele cu apă, a murit mânjit cu bolegar. Păduchii l-au ucis pe Democrit. Un alt fel de păduchi l-au ucis pe Socrate. Ce înseamnă toate acestea? Te-ai îmbarcat, ai navigat, ai acostat. De barcă dacă va fi să te îndrepți către o altă viață, nici acolo nu lipsesc zeii. Dacă va fi să ajungi în insensibilitate, vei înceta să mai înduri dureri și plăceri și să slujești în velișului tău fizic, cu atât inferior cu cât partea din tine care îi slujește este superioară. Căci aceasta este minte și daimon, cealaltă țărână și sânge lâncezit. Nu ți rosi partea rămasă din viață, făcându-ți idei asupra situației sau faptelor celorlalți, de vreme ce nu faci aceasta în vederea interesului comun căci te împiedici astfel să îndeplinești altă treabă. Vreau să spun, imaginându-ți ce și din ce cauză face ceva unul sau altul, ce spune, ce își dorește, ce uneltește și câte altele de acest fel te determină să te îndepărtezi de atenția pe care trebuie să o acorzi propriei tale părți conducătoare a sufletului. Așadar, în înlănțuirea reprezentărilor e nevoie să evităm ceea ce este la voia întâmplării și fără rost și, pe cât posibil, ceea ce este indiscret și dăunător. Și trebuie să te obișnuiești să ai în minte numai reprezentările despre care, dacă oricine te-ar întreba pe neașteptate ce gândești acum, să poți răspunde sincer pe loc, cu tare și cu tare lucru. Prin care să fie de îndată clar că orice lucru e în tine simplu și bun, și demn de o ființă socială, și nepreocupată de imagini plăcute, ori, într-un cuvânt, atrăgătoare. Cărea nu-i plac rivalitatea, invidia sau suspiciunea, nici alte lucruri de acest fel, pentru care ai roșii dacă ai dezvălui că le ai în minte. Căci un asemenea om, care nu mai amână hotărârea de a fi, în sfârșit, printre cei mai buni, este un preot și un slujitor al zeilor, folosindu-se de ceea ce a fost sădit în el. Acest lucru îl face pe om neîntinat de plăceri, invulnerabil la orice durere, ferit de orice act de violență, insensibil la orice răutate, atlet într-o întrecere mai mare. Cea de a rămâne neatins de pasiuni, întărit până în străfundurile sale de spiritul de dreptate, pregătit să primească cu tot sufletul ceea ce îi se întâmplă și ceea ce îi este rânduit de destin. El nu încearcă să-și imagineze niciodată, fără vreo cerință urgentă a interesului public, ce a spus un altul sau ce a făcut sau a gândit. Căci el își îndreaptă atenția numai către lucrurile care îl privesc și se gândește fără încetare la înlănțuirea din întreg a evenimentelor. De primele se achită în mod onorabil și este convins că celelalte sunt bune, căci destinul care este hărăzit fiecăruia este implicat în ordinea universală și implică această ordine. Acesta își amintește de asemenea că orice ființă rațională îi este rudă, că e conform naturii umane să se îngrijească de toți oamenii și că, de altfel, nu trebuie să se atașeze de părerea tuturor, ci numai de acelor care trăiesc în acord cu natura. Însă el continuă să țină minte ce fel de oameni sunt cei care trăiesc altfel, fie la ei acasă, fie altundeva, noaptea și ziua și cu ce fel de oameni se amestecă. Totuși, el nu ia în considerare laudele care vin de la astfel de persoane, nemulțumite până și de ele însele. Nu acționa involuntar, nici împotriva interesului public, nici fără o atentă cercetare și nici opunând rezistență, nici eleganța căutată să nu-ți împodobească intelectul. Nu fi flecar, nici nu te amesteca în treburile altora. Mai mult chiar, zeul din tine să fie protectorul unui bărbat în vârstă, dedicat cetății, roman. Al unui comandant care se pune în poziția celui care așteaptă semnalul retragerii, pregătit să iasă din viață fără să aibă nevoie de jurământ, nici de mărturia altuia. Lumină senină să fie în interiorul tău. Să nu ai nevoie din afară de cârmaci și de liniștea pe care alții ți-o pot oferi. Trebuie, așadar, să stai drept, nu ținut drept. Dacă în viața omenească, tu găsești ceva mai bun decât dreptatea, adevărul, prudența, curajul și, în general, faptul de a avea un intelect împăcat cu sine însuși în situații în care te face să acționezi conform dreptei rațiuni și împăcat cu destinul în cele care îți sunt hărăzite independent de alegerile tale. Ei bine, dacă zărești, repet, ceva mai bun, întoarce-te către acesta cu tot sufletul și bucură-te de binele suprem descoperit. Dacă, în schimb, nimic nu ți se pare mai bun decât daimonul care se găsește în tine, care și-a supus sieși propriile sale impulsuri, care examinează atent reprezentările tale, care s-a smuls el însuși, după cum spunea Socrate, departe de afectele simțurilor, care s-a supus el însuși zeilor și le poartă de grijă oamenilor. Și dacă pe toate celelalte le găsești mai puțin importante și cu o valoare mai mică, nu lăsa în tine loc niciunui alt lucru căci odată ce ai înclinat către ele și te-ai lăsat târât în această parte, nu ai mai putea să prețuiești în mod constant acel bine care ți este propriu și ți aparține. Căci binelui, care este rațiune și viață politică, nu e permis să-i se opună cele ce sunt de natură diferită, precum laudele din partea mulțimii, funcția, bogăția sau bucuriile oferite de plăceri. Toate acestea, Chiar dacă pentru puțin timp ar putea să se potrivească cu natura noastră, dintr-o dată devin puternice și o fac să se abată din drum. Tu, însă, îți spun: alege simplu și liber ceea ce este mai bun și atașează-te lui. Mai bun este utilul, dar dacă acesta este conform unei ființe raționale, păstrează-l. Dacă, în schimb, este conform doar unui animal, declară-o deschis și respectă fără îngânfare judecata formulată. Numai astfel vei putea să realizezi cercetarea cu temeinicie. Să nu prețuiești niciodată, ca și cum ți-ar fi de folos, ceea ce într-o zi te va constrânge să încalci credința, să renunți la pudoare, să urăști pe cineva, să-l bănuiești, să-l blestemi, să fii ipocrit sau să dorești ceva ce are nevoie de pereți și de perdele. Căci cel care a preferat mintea sa, daimonul său interior și cultul secret al virtuții acestuia nu face o tragedie, nu se vaită, nu va simți nevoia nici de singurătate, nici de mulțime. Și ceea ce este foarte important, va trăi fără să dorească și fără să fugă de ceva. Apoi, pe el nu-l interesează deloc dacă se va folosi de sufletul care înconjoară trupul pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă. Căci, în cazul în care ar trebui să părăsească viața, el pleacă atât de senin ca cineva care îndeplinește una dintre acțiunile ce pot fi înfăptuite cu modestie și bună rânduială, având o singură grijă de-a lungul întregii sale vieți ca intelectul să nu ajungă niciodată într-o situație nepotrivită unui viețuitor politic și dotat cu rațiune. În intelectul celui care se stăpânește și se purifică, nu ai putea să găsești nimic purulent, murdar și care supurează în interior. Destinul nu surprinde viața nedesăvârșită a acestuia, cum ar spune cineva despre un actor tragic că a părăsit scena înainte de a-și încheia rolul și de a se termina piesa. Mai mult, nimic slugarnic nu vezi la el, nimic prefăcut, nimic care să-l lege sau să-l detașeze de lucruri, nimic pentru care să dea socoteală, nimic ascuns. Respectă cu venerație facultatea de a forma opinii. Totul depinde de ea, pentru că în partea conducătoare a sufletului tău niciodată nu ia naștere vreo opinie potrivnică naturii sau constituției ființei raționale. Aceasta garantează absența oricărei precipitări, familiaritatea cu oamenii și apropierea față de zei. Așadar, odată înlăturate toate celelalte, păstrează numai aceste câteva precepte și amintește-ți de asemenea că fiecare trăiește numai momentul prezent, care este o clipă. Restul fie au fost trăite, fie există în necunoscut. Scurt, prin urmare, este timpul pe care fiecare îl trăiește. Mic este colțișorul de pământ unde își duce viața. Curtă este, de asemenea, chiar cea mai durabilă faimă postumă, și ea depinde de succesiunea acestor mici oameni care, într-o clipită, vor fi deja morți, fără să se cunoască nici măcar pe ei înșiși, cu atât mai puțin pe cel mort cu mult înaintea lor. Preceptelor expuse mai sus, să li se mai adauge încă unul. Formulează întotdeauna definiția și o descriere a obiectului a cărui imagine a operat asupra capacității tale reprezentative, așa încât să-ți dai seama ce este în substanța sa goală, în întregul său sub toate aspectele sale, și să-i indici în sine însuși propriul său nume și numele elementelor din care este alcătuit și în care urmează să se descompună. Căci nimic nu poate să-ți ofere astfel măreția sufletului, ca puterea de a discerne, ca metodă, și în mod veridic, fiecare dintre cele care ne cad sub simțuri în cursul vieții, și de a le privi întotdeauna astfel încât să examinezi în același timp ce avantaj pot oferi acestei lumi, ce valoare au un raport cu întregul și ce valoare desemnează pentru om, care este locuitorul celei mai defrunte cetăți. Față de care celelalte cetăți sunt ca niște simple case. Trebuie de asemenea să te întrebi ce este acest obiect, din ce elemente este alcătuit, pentru cât timp se va menține, în baza naturii sale, acest obiect care îmi determine acum această reprezentare și de ce virtute am nevoie față de el. De exemplu, de bunătate, de curaj, de adevăr. De bună credință, de simplitate, de independență, și de celelalte virtuți. Prin urmare, în fiecare caz, trebuie să spui: Acesta a venit de la Zeu, celălalt se datorează grupării și urzelii evenimentelor care au loc, unei coincidențe și unei întâmplări. Acesta vine de la unul din neamul meu, de la o rudă, de la un tovarăș. Care cu siguranță nu cunoaște ceea ce este conform naturii pentru el. Eu, în schimb, nu-l cunosc. Din acest motiv, îl tratez, conform legii naturale a comunității, cu bunăvoință și în mod just. Și, în același timp, îmi propun împreună cu el să ofer lucrurilor indiferente un tratament adecvat valorilor. Dacă îți îndeplinești sarcina prezentă urmând dreapta rațiune cu zel, cu tărie, cu bunăvoință, și fără să neglijezi nicio activitate mai puțin importantă, dacă îți păstrezi curat daimonul interior ca și cum ar trebui să-l înapoiezi chiar în clipa asta. Dacă lege această obligație de preceptul de a nu aștepta nimic și de a nu fugi de nimic. Mulțumindu-te cu sarcina prezentă conform naturii și cu adevărul roman pe care îl afirmi în orice discurs și vorba a ta, atunci vei avea o viață bună. Și nu este nimeni care să te poată împiedica de la aceasta. După cum medici au întotdeauna la îndemână instrumentele și ustensilele de fier necesare pentru a oferi ajutor în cazuri neprevăzute, tot așa să ai și tu pregătite principiile pentru a cunoaște lucrurile divine și omenești și pentru a îndeplini orice acțiune, chiar și pe cea mai nensemnată, amintindu-ți de legătura reciprocă dintre aceste feluri de lucruri. Căci nu vei reuși nici întrebările omenești fără a le avea în vedere pe cele divine, nici invers. Nu mai rătăci, căci nu îți vei reciti nici memoriile, nici faptele vechilor romani și greci, nici extrasele din operele pe care ți le-ai pus deoparte pentru bătrânețe. Prin urmare, caută să-ți îndeplinești scopul, și renunțând la speranțele deșarte, vino-ți în ajutor cât timp îți mai stă încă în putință dacă te preocupi de tine însuți. Nu se știe câte sensuri pot avea cuvintele a fura, a semăna, a cumpăra, a fi liniștit, a vedea ceea ce trebuie făcut. Acest lucru nu se realizează cu ochii, ci printr-un alt fel de vedere. Trup, suflet, minte. Trupului îi aparțin senzațiile, sufletului impulsurile, minții învățăturile. A recepționa impresii cu ajutorul reprezentărilor este specific și animalelor. A fi mișcat de impulsuri, cu ajutorul firelor, asemenea marionetelor, este propriu și fiarelor, androginilor, lui Falaris și lui Nero. A avea mintea drept călăuză pentru cele ce se dovedesc în datoriri, este specific și celor care nu cred în zei, celor care își părăsesc țara, celor care fac ceva după ce au zăvorât porțile casei lor. Așadar, dacă toate acestea sunt comune celor pomeniți mai sus, rămâne o caracteristică a omului bun să iubească și să accepte evenimentele și tot ce a fost urzit lui de către destin. Să nu murdărească daimonul situat în pieptul său. Să nu-l tulbure cu mulțimea reprezentărilor, ci să-l mențină favorabil, pregătit să-l urmeze cu decență pe zeu. Fără să murmure ceva împotriva adevărului, și fără să acționeze împotriva dreptății. Chiar dacă nu toți oamenii îl cred că trăiește simplu, rezervat, modest și liniștit, cel bun, nu se supără pe niciunul dintre ei, nici nu se abate din drumul care îl duce spre sfârșitul vieții, unde trebuie să ajungă curat, liniștit și degajat, împăcat pe deplin cu propria ei soartă. Cartea a patra Ceea ce stăpânește în interiorul nostru, când se conformează naturii, stă înaintea evenimentelor, astfel încât întotdeauna se schimbă cu ușurință față de ceea ce e posibil și față de ceea ce este dat. Căci nu iubește o materie prestabilită, ci, pe de o parte, se îndreaptă spre lucrurile preferabile cu rezervă, iar, pe de altă parte, din orice obstacol face materia sa proprie, precum focul când pune stăpânire pe lucrurile așezate deasupra lui, din pricina cărora o mică lampă s-ar stinge. Focul luminos, în schimb, foarte repede acaparează lucrurile aruncate deasupra ei și le mistuie și, întreținut chiar de ele, se ridică și mai mare. Nu desfășura nicio activitate la întâmplare, și nici în alt fel decât urmând regulile care susțin arta de a trăi. Caută pentru ele retrageri la țară, pe malul mării, în munți. Și tu obișnuiești să-ți dorești cu ardoare asemenea locuri, dar tot acest lucru e cât se poate de prostesc pentru că ți este permis să te retragi în tine însuți în orice clipă dorești. În niciun loc nu se poate un om retrage mai liniștit și mai lipsit de griji decât în sufletul său. Mai ales cel care are în interiorul lui astfel de valori încât, aplecându-se pentru a le privi, ajunge îndată la o desăvârșită ușurare. Și mărturisesc că această ușurare nu este altceva decât o bună rânduială a minții. Dăruiește-te așadar tot timpul unei asemenea retrageri și reînnoiește-te pe tine însuți. Să fie scurte însă și elementare principiile tale, care, îndată ce le-ai întâlnit, îți sunt suficiente pentru a îndepărta orice suferință și pentru a te trimite înapoi, fără supărare, la activitățile spre care te întorci. De fapt, ce lucru te nemulțumește? Răutatea oamenilor gândește-te la principiul că ființele raționale sunt născute unele pentru altele, că a se suporta unele pe altele este o parte a dreptății și că oamenii greșesc fără voia lor, iar toți cei care până acum s-au dușmănit, S-au bănuit și s-au urât, străpunși de lăncii, zac întinși la pământ și sunt cenușă. Atunci, calmează-te, dar ești nemulțumit și de cele pe care întregul ți le-a hărăzit? Amintește-ți dilema, providența sau atomii și argumentele prin care s-a demonstrat că lumea este ca o cetate. Oare cele ce privesc trupul vor pune stăpânire pe tine? Atunci gândește-te că, odată ce s-a retras în sine însuși și și-a cunoscut propria ei putere, intelectul nu se amestecă cu mișcările plăcute sau violente ale Suflului. Și, în rest, amintește-ți câte ai ascultat despre durere și plăcere pentru care ți-ai dat asentimentul. Poate te va frământa gloria măruntă? Privește iuțeala cu care peste toate se așterne uitarea, imensitatea timpului infinit, de o parte și de alta, deșertăciunea faimei, versatilitatea și lipsa de judecată a celor care parcă te aclamă, și îngustimea locului în care faima ta este circumscrisă. Căci întreg Pământul este un punct, și de aceea, partea în care locuiești nu este oare un colțișor? iar în acest colțișor câți și câți sunt cei care te vor lăuda. În sfârșit, amintește-ți de retragerea pe acest mic câmp care ți aparține și, înainte de orice, nu te mai zbuciuma, nici nu te încorda, ci fii liber. Privește toate activitățile ca un bărbat, ca un om, ca un cetățean, ca o ființă muritoare. Iar printre preceptele de ținut la îndemână, asupra cărora te vei apleca, să fie acestea două: primul, că lucrurile nu ating sufletul, ci se mențin în afara lui, nemișcate, în timp ce tulburările provin numai din judecata interioară. Al doilea, că toate aceste lucruri pe care le vezi se vor transforma în timp și nu vor mai fi. Gândește-te tot timpul la câte transformări ai asistat tu însuți. Lumea este alterare, viața părere. Dacă intelectul ne este comun și rațiunea datorită căreia suntem ființe raționale, ne este comună, dacă este așa, ne este comună și rațiunea care ordonă ce lucruri trebuie făcute și care nu. Dacă este așa, și legea ne este comună. Dacă este așa, suntem cetățeni. Dacă este așa, aparținem unei comunități politice. Dacă este așa, lumea este asemenea unui oraș. La ce altă organizare politică comună s-ar putea spune că participă întreg neamul omenesc? De acolo, așadar, din această cetate comună, provin intelectul însuși, rațiunea și facultatea de a da legi. Sau de unde? Moartea este asemenea nașterii, o taină a naturii. O combinație a acelorași elemente și o descompunere a acelorași elemente. În general, moartea nu este ceva de care cineva ar putea să se rușineze, fiindcă nu este contrară condiției viețuitorului rațional, nici principiului alcătuirii sale. Aceste evenimente se produc astfel, prin efortul unor indivizi de acest fel printr-o necesitate naturală. Cel care nu dorește ca lucrurile să se petreacă astfel, nu dorește ca smochinul să aibă sevă. Într-un cuvânt, amintește-ți aceasta, că, în scurt timp, și tu și el veți muri, și că, după o scurtă vreme, nici numele nu va mai rămâne după voi. Înlătură părerea, este înlăturat și vaietul am fost vătămat. Înlătură am fost vătămat, este înlăturat și prejudiciul. Ceea ce nu-l face pe un om mai rău decât este, nu-i face nici viața mai rea, și nu-l rănește nici din afară, nici din interior. Împinsă de necesitate, natura folosului astfel procedează. Tot ceea ce se întâmplă se întâmplă după o rânduială dreaptă. Dacă vei cerceta cu precizie, vei descoperi acest lucru. Nu spun numai că se întâmplă potrivit consecvenței, ci potrivit dreptății, și ca și cum cineva le-ar fi hotărât fiecăruia după merit. Supraveghează, așadar, după cum ai început, și orice ai face, fă-o cu această dorință de a fi un om bun potrivit cu felul specific în care este conceput un om bun. Acest principiu păstrează-l în orice activitate. Nu emite despre lucruri opinii asemenea celor pe care omul aflat în neorânduială le împărtășește sau vrea să le împărtășească. Ci privește lucrurile așa cum sunt cu adevărat. Aceste două principii se cuvine să le ai întotdeauna pregătite. Să întreprinzi numai acele acțiuni pe care ți le sugerează spre folosul oamenilor regula puterii tale de împărat și legiuitor. Să-ți schimbi părerea dacă există cineva în stare să te corecteze sau să-ți schimbe o părere oarecare. Este nevoie însă ca această schimbare să fie întotdeauna justificată de un argument convingător, precum cel al dreptății sau cel al folosului public. Și numai de acest fel se cuvine să fie motivele care să te convingă. Nu te lăsa convins doar fiindcă pare să se întrevadă ceva plăcut sau glorios. Ai rațiune? Am. Atunci, de ce nu o folosești? De fapt, când rațiunea își îndeplinește menirea proprie, de ce îți dorești altceva? Existi ca parte. Vei dispărea în cel care te-a zămislit, sau mai degrabă, vei fi absorbit, conform schimbării, în rațiunea seminală a acestuia. Multe boabe de tămâie pe același altar unul a căzut mai înainte, altul după aceea. Nu e nicio diferență. Peste zece zile le vei părea un zeu celor cărora acum le pare o fiară sau o maimuță, dacă te vei întoarce la principii și la respectul față de rațiune. Nu te purta ca și cum ai avea de trăit zece mii de ani necesitatea stă deasupra ta. Cât timp trăiești, cât timp încă ți este permis, încearcă să fii bun. Câtă tihnă își asigură acela care nu se uită la ce a spus, a făcut sau a gândit vecinul, ci are în vedere numai ceea ce a făcut el însuși, pentru ca această acțiune să fie dreaptă, sfântă și conformă omului bun. Nu da atenție unui caracter rău, ci aleargă drept spre linia de sosire, fără să te abați din drum. Cel care este atras de faima după moarte nu își imaginează că fiecare dintre cei care îi păstrează amintirea va muri și el în cel mai scurt timp. Apoi, la rândul său, cel care îi va urma. Până când orice amintire se va pierde, trecând-o de la unul la altul, asemenea torțelor care se aprind și apoi se sting. Dar presupune că cei care își vor aminti de tine sunt nemuritori, și că nemuritoare este amintirea ta. Ce înseamnă pentru tine aceasta? Și nu mai spun că pentru cel care a murit nu înseamnă nimic. Dar, pentru cel care trăiește, ce înseamnă lauda dacă nu e de dragul unui avantaj practic? Tu lași deoparte, însă, în mod nepotrivit, darul natural, ținând de o altă rațiune. În rest, frumosul, oricum ar fi el, este frumos prin sine însuși și se desăvârșește prin sine însuși și nu are lauda ca parte din el. Așadar, lucrul lăudat nu devine nici mai rău, nici mai bun. Același lucru spun și despre cele ce sunt numite, în mod obișnuit, frumoase, precum obiectele materiale și produsele artelor. Într-adevăr, ceea ce este frumos prin esența sa, de ce altceva mai are nevoie? De nimic mai mult decât de ceea ce au nevoie legea sau adevărul sau bunăvoința sau rușinea. Care dintre aceste lucruri e mai frumos datorită laudei sau nu e frumos din pricina criticii? Smaraldul își pierde oare valoarea dacă nu e lăudat? Sau aurul, fildeșul, purpura, lira, un pumnal, o floricică, un pomișor? Dacă sufletele supraviețuiesc, cum se face că aerul le cuprinde din veșnicie? Cum se face că pământul cuprinde trupurile celor îngropați de atâta timp? De fapt, după cum în acest caz corpurile, transformându-se și descompunându-se după un timp, lasă locul altor cadavre, tot așa și sufletele, înălțându-se în aer după ce au rămas împreună un timp oarecare, se transformă, se dispersează, se aprind, reabsorbite în rațiunea seminală a întregului. Și, în acest fel, lasă loc sufletelor care vin acolo să caute un alt loc. Astfel ar putea răspunde cineva în ipoteza că sufletele supraviețuiesc. Se cuvine, însă, să avem în vedere nu numai marea cantitate de cadavre, astfel îngropate, ci și pe aceea animalelor mâncate în fiecare zi de noi și de alte animale căci ce mare număr de animale se consumă și astfel sunt îngropate în trupurile celor care le-au mâncat. Totuși, e loc pentru acestea, pentru că ele se transformă în sânge și pentru că se preschimbă în aer sau în foc. Cum se procedează în acest caz pentru expunerea adevărului? Trebuie făcută distincția între aspectul material și cel cauzal. nu te lăsa dus dintr-un loc în altul, ci la orice impuls păstrează dreptatea și la orice reprezentare păstrează-ți capacitatea de înțelegere. Orice mi se potrivește mie, o lume, ți se potrivește și ție. Nimic nu mi se întâmplă prea devreme sau prea târziu din ceea ce pentru tine se întâmplă la timpul potrivit. Pentru mine e fruct orice produc anotimpurile tale, o natură. De la tine vine orice lucru, în tine există orice lucru, în tine se întoarce orice lucru. Spune cineva, o scumpă cetate a lui Checrops, și tu n-ai putea să spui, o scumpă cetate a zeului? Fă puține lucruri, spune Democrit, dacă îți dorești să obții mulțumirea sufletească. Nu e oare mai bine să faci cele necesare și câte cere rațiunea viețuitorului politic prin natura sa și cum le cere? Căci aceasta aduce nu numai mulțumirea de a fi făcut ceva în mod desăvârșit, ci și mulțumirea de a fi făcut puține lucruri. Însă dacă ar suprima cineva cea mai mare parte din cele ce spunem și facem, care nu sunt necesare, ar fi mai liniștit și mai puțin zbuciumat. Rezultă de aici că trebuie cu orice ocazie să-și amintească. Acest lucru nu face cumva parte din cele ce nu sunt necesare? Trebuie de asemenea înlăturate nu numai activitățile inutile, ci și reprezentările căci astfel acțiunile pe care le provoacă ele nu vor mai avea loc. Arată că înțelegi în ce fel ți s-ar potrivi viața de om bun. Pe de o parte, împăcat cu ceea ce este hărăzit de întreg și pe de altă parte, mulțumit de propria activitate cinstită și de dispoziția interioară bună. Ai văzut acele lucruri Privește-le și pe acestea. Nu te neliniști, fi simplu. Greșește cineva, față de el însuși greșește. Ți s-a întâmplat ceva? Bine, încă de la început îți era destinat și urzit de către întreg orice eveniment. Într-un cuvânt, viața este scurtă. Trebuie să profiți de prezent cu multă chipzuință și cu spirit de dreptate. Fii sobru chiar atunci când te relaxezi. Caracter sobru, efeminat, dur, animalic, brutal, pueril, laș, ambigu, caracter de bufon, de negustor, de tiran. Dacă e străin în lume, cel ce nu cunoaște ființele care se găsesc în ea, nu e mai puțin străin cel ce nu cunoaște ceea ce se întâmplă în ea. Fugar e cel care se ține departe de regulile civile. Orb este cel care închide ochii minții. Cerșetor este cel care are nevoie de un altul și nu găsește în el însuși cele necesare pentru viață. Un abces al lumii este cel care se desparte și se depărtează de regulile naturii comune, arătându-se nemulțumit de tot ce se petrece. Ceea care produce aceste evenimente e natura, care te-a făcut și pe tine. O bucată din cetate este cel ce își desparte propriul suflet de natura ființelor raționale, care e una singură. Acesta, cu toate că nu are tunică, face filozofie. Celălalt, cu toate că nu are carte, filozofează de asemenea. Un altul, pe jumătate gol, spune: Nu am pâine, dar rămân credincios rațiunii. Eu însă am hrană de pe urma învățăturilor, dar nu rămân credincios rațiunii. Micul meșteșug pe care l-a învățat, iubește-l și bazează-te pe el. Petreceți restul vieții ca un om care a încredințat cu tot sufletul zeilor toate bunurile sale și care nu se face nici tiranul, nici sclavul altui om. Gândește-te, de exemplu, la vremurile lui Vespasian. Vei vedea peste tot aceleași lucruri, oameni care se căsătoresc care își cresc copiii, care se îmbolnăvesc, care mor, care duc războaie, care sărbătoresc, care fac negustorie, care cultivă pământul, care lingușesc, care sunt aroganți, suspicioși, care pun la cale conspirații, care doresc moartea altora, care bombă ne nemulțumiți de prezent, care iubesc, care adună averi, care râvnesc consulatul, puterea imperială, ei bine, acea viață a lor nu mai e nicăieri. Apoi, treci la vremurile lui Traian, din nou peste tot aceleași lucruri, și viața acestora s-a sfârșit. La fel, cercetează și observă și alte documente privind istoria unor epoci și unor popoare întregi. Câți oameni, după atâtea sforțări, la scurt timp s-au prăbușit și s-au descompus în elementele componente dar mai ales trebuie să-ți amintești de aceea pe care tu însuți ai cunoscut chinuiți de lucruri zadarnice, care neglijau să acționeze potrivit propriei lor structuri, să se atașeze de ea cu fermitate și să fie mulțumiți de ea. Trebuie aici să-ți amintești că preocuparea pentru fiecare activitate are propria sa valoare și o dreaptă proporție, căci astfel nu vei fi descurajat. Dacă nu te vei opri prea mult asupra unor lucruri de mică importanță. Cuvintele uzuale altădată sunt astăzi ieșite din uz. Astfel, numele celor foarte vestiți pe vremuri sunt acum într-un fel ieșite din uz. Camillus, Cezon, Volesus, Dentatus și puțin după aceea Scipio, Caton. Apoi Augustus, Hadrian, Antoninus. Căci toate lucrurile sunt trecătoare, și în scurt timp devin povești și le acoperă repede uitarea completă. Și spun aceasta despre oameni care, într-un fel, au strălucit uimitor. Alții, odată cu ultima lor suflare, au devenit obscuri și necunoscuți. Ce este, așadar, până la urmă, o amintire nepieritoare? Doar neant. Prin urmare, care este lucrul spre care trebuie să ne îndreptăm efortul? Unul singur, o gândire conform dreptății, acțiuni potrivite cu interesele comunității, un logos care să nu se înșele niciodată, și o predispoziție sufletească, în stare să primească orice întâmplare ca necesară. Ca familiară, ca provenită din același principiu și din aceeași sursă. Încredințează-te de bunăvoie lui Cloto, dându-i ocazia să-ți țeasă viața cu orice fel de evenimente dorește ea. Totul este efemer, și cel care își amintește, și cel care este amintit contemplă necontenit devenirea oricărui lucru conform unei schimbări și obișnuiește-te să gândești că nimic nu-i place naturii întregului, precum schimbarea celor existente și să facă din ele altele noi asemenea celor precedente. Căci orice lucru e, într-un fel, sămânța celui care va apărea din el. Dar să nu-ți imaginezi că sunt semințe numai cele care sunt aruncate în pământ sau în pântecul matern. Acest lucru ar fi de-a dreptul prostesc. Vei muri în scurt timp, și nu ești încă nici simplu, nici netulburat, nici lipsit de bănuiala că vei fi vătămat din exterior, nici binevoitor față de toți, nici nu ți-ai pus încă înțelepciunea numai în slujba practicării dreptății. Examinează cu atenție părțile conducătoare ale sufletelor acestora și pe cei înțelepți, de care lucruri se feresc și pe care și le doresc. Răul din tine nu se găsește în partea conducătoare a sufletului altuia, și nici în vreo schimbare și transformare a ceea ce te înconjoară. Atunci, unde? În facultatea ta de a gândi despre lucrurile rele. Așadar, nu ți exprima opinia și totul va fi bine. Chiar dacă partea mai apropiată ție, bietul tău trup, este tăiată, arsă, supurează, putrezește, păstrează-ți totuși netulburată capacitatea de a gândi despre acestea, adică judecă faptul că nu este un lucru bun și nici un lucru rău, ceea ce poate să li se întâmple deopotrivă unui om bun și unuia rău căci ceea ce li se întâmplă de potrivă celui care trăiește contrar naturii și celui care trăiește în conformitate cu natura, ei bine, acest lucru nu este nici contrar naturii, nici conform cu ea. Gândește-te neîncetat la lume ca la o unică viețuitoare, care conține o singură substanță și un singur suflet, Observă cum totul se raportează la unica percepție a acesteia, adică a Universului. Cum toate lucrurile se petrec printr-un singur impuls. Cum toate sunt cauze reciproce ale tuturor realităților. Și, în sfârșit, în ce fel sunt țesătura care le formează și urzeala care le unește. Ești un suflet amărât care susține un cadavru. După cum spunea Epictet: Nu există niciun rău în lucrurile în care se produce o transformare, după cum nu există niciun bine în cele evite ca urmare a transformării. un râu de evenimente și un torent vigelios este timpul, căci fiecare lucru de-abia se zărește și deja s-a dus și un altul care vine, la rândul său, este destinat să se ducă. Orice eveniment este astfel firesc și cunoscut, ca trandafirul în primăvară și ca fructele vara. Căci de acest fel sunt boala, moartea, defăimarea, uneltirile și toate câte îi învelesc sau îi întristează pe proști. Evenimentele care urmează survin întotdeauna în mod familiar celor precedente, căci nu este vorba de un fel de enumerare a lucrurilor separate, care au între ele doar o legătură necesară, ci de o conexiune rațională. Și, după cum toate cele existente sunt orânduite în mod armonios, tot așa și evenimentele prezintă nu o simplă succesiune, ci o admirabilă familiaritate. Întotdeauna aminteșteți cuvintele lui Heraclit că moartea pământului produce apa, moartea apei aerul, moartea aerului focul și invers. Aduți de asemenea aminte de cel care uită încotro îl poartă drumul, și că oamenii nu sunt în acord mai ales cu cel cu care au în continuu relații strânse, adică cu logosul care îi cârmuiește, și că li se par ciudate tocmai lucrurile cu care se întâlnesc în fiecare zi, și că nu trebuie să acționăm și să vorbim asemenea celor care dorm. Căci și atunci ni se pare că acționăm și vorbim și că nu trebuie să ne purtăm precum se poartă copiii cu părinții lor, adică cu curzime, după cum am învățat din tradiție. După cum, dacă unul dintre zei ce ar spune că vei muri mâine sau cel târziu poi mâine, nu ai da mai mare importanță la ce se va întâmpla poi mâine, mai mult decât la ce se va întâmpla mâine, dacă nu ești cu adevărat grosolan? tot așa, să nu consideri că este o prea mare deosebire între a muri după mulți ani și a muri mâine. Gândește-te fără întrerupere câți medici au murit după ce au ridicat de atâtea ori din sprâncene asupra bolnavilor. Câți astrologi, după ce au prezis ca pe un eveniment foarte important, moartea altora. Câți filozofi, după ce au susținut cu tărie nenumărate dezbateri asupra morții și asupra nemuririi? Câți eroi, după ce au ucis mulți dușmani? Câți tirani, după ce s-au folosit de puterea lor asupra vieților altora cu o aroganță înspăimântătoare, ca și cum ar fi fost nemuritori? Câte cetăți în întregime, ca să spun așa, au dispărut? Helice, Pompeii, Herculanum și altele nenumărate. Adaugă-i apoi pe cei pe care îi cunoști, unul după altul. Unul, după ce l-a îngropat pe altul, este apoi el însuși pus în mormânt și altul îl îngroapă. Și toate într-un răstimp scurt. Prin urmare, privește întotdeauna lucrurile omenești ca pe niște realități efemere, fără valoare. Ieri o materie vâscoasă, mâine, corp îmbălsămat sau cenușă. Așadar, petreceți această clipă a timpului în conformitate cu natura și încheieți viața în păcat, cum măslina cade în clipa când e coaptă, binecuvântând pământul care a purtat-o și mulțumind pomului care i-a dat naștere. Fii asemenea unui promontoriu de care se sparg fără încetare valurile. El stă drept și împrejurui se potolește în spumatul clocot al apelor. Cât sunt de nefericit, fiindcă mi s-a întâmplat acest lucru. Nu, din potrivă, cât sunt de fericit, fiindcă întâmplându-mi se un astfel de lucru, îmi duc viața fără a fi mâhnit, fără a fi frământat de prezent, fără a fi îngrozit de viitor. Căci oricărui om îi se putea întâmpla un asemenea eveniment, însă nu orice om și-ar fi continuat viața fără măhhnire într-o astfel de situație. De ce așadar aceea ar fi mai degrabă o nenorocire decât este aceasta o fericire? Tu numești nenorocire, în general, pentru om, ceea ce nu reprezintă un eșec pentru natura sa umană? Ți se pare că un eșec pentru natura umană este ceea ce nu se opune voinței naturii? Ce să mai spun? Ai învățat care este voința naturii. Așadar, ceea ce s-a întâmplat te împiedică poate să fii drept, să ai magnanimitate, să fii mărinimos, înțelept, rațional, calm, sincer, rezervat, liber și cu alte virtuți care reunite, fac ca natura umană să dobândească tot ceea ce este propriu? Aduți aminte în rest, în orice împrejurare care te râmpinge la suferință, să te folosești de acest sfat. Nu este o nenorocire, ci din potrivă, o fericire să suporți cu noblețe această situație. Un ajutor rudimentar, dar eficient pentru a putea disprețui moartea, este reamintirea sorții tuturor celor care s-au agățat în mod meschin de viață. Ce au avut aceștia mai mult decât cei a căror moarte a fost prematură? În orice caz, Zac undeva, Caldicianus, Fabius, Iulianus, Lepidus sau alții ca ei, care i-au înmormântat pe mulți și apoi au fost ei înșiși îngropați. În general, distanța este mică, și prin câte întâmplări, împreună cu ce fel de oameni și în ce trup sărman străbatem această distanță. Așadar, nu o lua în considerare. Privește înapoi-a ta la prăpastia nesfârșită a timpului și înaintea ta la un alt infinit. În această imensitate, ce deosebire există între cel care trăiește trei zile și unul care trăiește trei generații? Aleargă întotdeauna pe drumul cel mai scurt. Și drumul cel mai scurt este calea conformă naturii. Prin urmare, spune și fă orice lucru în acord cu principiul cel mai sănătos, căci un astfel de plan de conduită te ferește de loviturile vieții, de ezitări, de preocupare practică și de șiretenie. Cartea a cincea dimineața, când abia te trezești, să ai la îndemână acest gând. Mă trezesc ca să desfășor activitățile specifice omului. Și sunt nemulțumit dacă merg să îndeplinesc treburile pentru care m-am născut și în vederea cărora am venit pe lume? Sau sunt destinat a mă încălzi sub pături, stând întins în pat? Dar aceasta este mai plăcut. Deci te-ai născut pentru a te desfăta? În general, pentru a te bucura de senzații sau pentru a acționa? Nu vezi plantele, vrăbiile, furnicile, păianjenii, albinele, care fac ceea ce le este specific, contribuind după puterea lor la desăvârșirea lumii? Și tu nu vrei să-ți îndeplinești activitățile specifice omului? Nu te grăbești spre ceea ce e conform naturii tale? dar trebuie să te și odihnești da și eu sunt de acord e clar că și pentru aceasta natura a fixat o măsură după cum a fixat o măsură pentru mâncare și băutură și totuși tu întreci limita depășești ceea ce ți-ar fi de ajuns dar în acțiunile tale nu întreci măsura ci rămâi în limita posibilului tu nu te iubești pe tine însuți, fiindcă dacă ar fi așa, ai iubi și natura ta, precum și voința acesteia. Alții, în schimb, care își îndrăgesc meseria, se consumă desfășurând activitățile pe care meseria lor le solicită, fără să se spele și fără să mănânce. Tu îți prețuiești natura mai puțin decât își iubește meseria gravorul sau dansatorul dansul sau afaceristul banul sau ambițiosul gloria? și aceștia, când sunt stăpâniți de pasiune, nu vor nici să mănânce, nici să doarmă, ci numai să sporească cele ce constituie obiectul preocupării lor. Ție, în schimb, acțiunile folositoare comunității îți par mai lipsite de valoare și vrednice de un efort mai mic? Cât este de ușor să respingi și să ștergi orice reprezentare, fie supărătoare, fie nepotrivită cu natura ta, și repede să te găsești într-o desăvârșită seninătate a sufletului. Consideră că ești demn de orice cuvânt și de orice acțiune în acord cu natura să nu te tulbure reacția critică sau vorbele unora ci dacă ai făcut sau ai spus ceva frumos sau bun nu te considera nedemn căci aceia au propria parte conducătoare a sufletului și se folosesc de propriile lor impulsuri nu privi la aceste impulsuri ci mergi pe drumul drept până la capăt în conformitate cu natura ta proprie și cu aceea comună una este calea amândurora. Merg printre realități conforme naturii, până când, căzut, mă voi odihni, expirând din acest aer din care în fiecare zi respir, căzând pe acest pământ din care tatăl meu își trage sămânța, mama sângele și doica laptele. Din care, în fiecare zi de atâția ani, îmi procur hrana și apa, care mă suportă când îl calc și când îl folosesc în atâtea scopuri. Nu au de ce să-ți admire ascuțimea minții, fie, dar sunt multe alte caracteristici despre care nu poți spune: Nu e în natura mea. Demonstrează aceste calități care sunt toate în puterea ta: puritatea, impozanța rezistența la durere, măsura în ceea ce privește plăcerile, împăcarea cu propria ți soartă, cumpătarea, bunăvoința, libertatea, simplitatea, seriozitatea, măreția sufletească. Nu-ți dai seama cât de multe sunt calitățile de care poți să dai de acum dovadă, pentru care nu sunt de invocat nicio incapacitate naturală și nicio lipsă justificată de aptitudine? totuși, tu rămâi, din proprie voință, mai prejos decât ele. Oare a cârti, a fi meschin, a linguși, a da vina pe trup, a încerca să placi, a epata, a te frământa în suflet, ești constrâns fiindcă ești lipsit de orice înzestrare naturală? Nu! Jur pe zei, căci de multă vreme puteai să te deparasezi de toate aceste trăsături negative și doar, dacă ar fi adevărat, să fii învinovățit că dai dovadă de o prea mare lentoare a spiritului și de o prea mare greutate de înțelegere a lucrurilor. Dar, în ceea ce privește acest aspect, trebuie să exersezi fără să te disprețuiești și fără să te complaci în încetinea la gândirii tale. Există câte unul care, când face un serviciu cuiva, este gata să-i pună aceluia la socoteală serviciul făcut. Un altul nu are această obișnuință, dar îl privește pe cel ajutat ca pe un datornic și știe bine serviciul pe care i-l a făcut. Un altul, în schimb, într-un anumit fel, nu mai știe serviciul pe care i-l a făcut, dar este asemenea viței de vie. Care a produs ciorchinele și nu mai pretinde nimic altceva odată ce a dat propriul său rod. Omul care a făcut un serviciu cuiva nu îl face cunoscut strigând în gura mare, ci se îndreaptă spre săvârșirea altuia, precum vița de vie a produs din nou ciorchini când a fost timpul potrivit, sau precum un cal care a alergat, un câine care a urmat vânatul, o albină care a produs mierea. Așadar, trebuie să fii printre cei care fac servicii într-un fel fără să o știe. Da, dar trebuie să știi acest lucru, fiindcă este caracteristic oricărei ființe sociale, susține interlocutorul să simtă că acționează în interesul comun și, pe Zeus, să vrea ca și semenii săi din comunitate să simtă asta. E adevărat ce spui, dar înțeles greșit ce s-a zis acum. Din această cauză vei fi unul dintre cei despre care am amintit mai înainte, cât și aceștia se înșală, urmând o logică în aparență convingătoare. Apoi, dacă ai vrea să înțelegi care este sensul celor afirmate, nu te teme, și nu neglija din această cauză nicio acțiune folositoare societății. Rugăciunea atenienilor. Dă ploaie, dă ploaie, iubite Zeus, peste câmpurile cultivate de atenieni și peste câmpii. Sau nu trebuie să te rogi? Sau roagă-te astfel, în mod simplu și liber. După cum se spune că Asclepios i-a rânduit acestuia călăria, băile reci, mersul cu picioarele goale, tot așa se spune și aceasta. Natura întregului i-a rânduit acestuia boala, infirmitatea, pierderea unei părți din sine sau ceva asemănător. Căci în prima afirmație, acel a rânduit semnifică ceva de felul următor. Le-a rânduit aceasta care mediu potrivit în sănătoșirii. În a doua afirmație, ceea ce îi se întâmplă fiecăruia îi este rânduit într-un mod potrivit cu soarta hărăzită. De fapt, noi spunem că aceste evenimente ni se potrivesc, precum meșterii zidari spun că pietrele dreptunghiulare folosite la construcția zidurilor sau a piramidelor se potrivesc unele cu altele într-un aranjament oarecare. Căci, într-un cuvânt, armonia e una singură, și, după cum lumea, folosindu-se de toate corpurile, se prezintă în plenitudinea unui astfel de corp, tot așa și soarta. Folosindu-se de toate cauzele, se prezintă în plenitudinea unei astfel de cauze. De altfel, ceea ce spun eu, gândesc și oamenii de rând, căci și ei spun: acestuia i s-a întâmplat aceasta. Prin urmare, acestuia i-a fost dat și ursit aceasta. Să primim, deci, aceste evenimente ca pe remediile pe care Asclepios le recomanda. Multe dintre ele sunt aspre dar le acceptăm în speranța însănătoșirii. Privește așadar desăvârșirea și realizarea perfectă a celor hotărâte de natura comună, după cum îți privești propriați sănătate. În acest fel, primește cu bucurie orice eveniment, chiar dacă ți se pare mai împovărător, fiindcă prin acesta acționezi pentru sănătatea lumii, pentru un drum bun și pentru succesul zeului căci acest eveniment nu i s-ar fi întâmplat cuiva dacă n-ar fi util întregului, căci natura nu produce la voia întâmplării nimic care să nu corespundă cu ceea ce e condus de ea. Așadar, din două motive trebuie să-ți fie drag ceea ce ți se întâmplă. Primul, pentru că ți s-a întâmplat ție, ți-a fost prescris și l avea în tine într-un fel, urzit de sus de cele mai înțelepte cauze. Al doilea, pentru că ceea ce îi se întâmplă în mod diferit fiecăruia e cauza drumului bun și a realizării pentru cel care cărmuiește întregul și, pe Zeus, a înseși permanenței sale. De fapt, realitatea în totalitatea sa este mutilată dacă a întrerupe ceva la nivelul legăturii și înlănțuirii atât a părților sale componente cât și a cauzelor iar tu le întrerupi, atât cât îți stă în putință, atunci când te arăți nemulțumit de ele. Și într-un fel, le nimicești. Nu urâ, nu refuza și nu te descuraja dacă nu poți realiza fiecare acțiune după dreptele principii, ci, atunci când ești împiedicat, revino și bucurete, dacă cele mai multe dintre acțiunile tale sunt conforme naturii umane și îndrăgește acea activitate la care revii și nu te întoarce la filozofie ca la un pedagog, ci așa cum bolnavii de ochi se întorc către burete și ou, așa cum altul se întoarce către o cataplasmă și către o compresă. Căci, în felul acesta, vei arăta că nu e deloc greu să te supui rațiunii, ci în ea îți vei afla odihnă. Amintește-ți apoi că filozofia dorește numai acele lucruri pe care natura ta le dorește, în timp ce tu ți-ai dorit altele, care nu sunt potrivite cu natura. Și ce este mai plăcut decât acestea? Oare nu din această cauză plăcerea ne face să greșim? Ia seama, totuși, dacă nu sunt mai plăcute magnanimitatea, libertatea, simplitatea, bunăvoința, pietatea. Căci ce este mai plăcut decât înțelepciunea însăși, când te gândești la siguranța și la împlinirea care, în orice împrejurare, provin din puterea de a înțelege și de a ști? Lucrurile sunt acoperite într-un fel de un asemenea văl, încât unii filozofi, și nu puțini, și nici dintre cei mai neînsemnați, le-au considerat cu totul de neînțeles cu excepția stoicilor, cărora li se par greșit înțelese. Orice asentiment al nostru se poate schimba. Atunci, unde e omul constant în opiniile sale? Treci acum la înseși aspectele disponibile ale existenței. Cât sunt de trecătoare și de lipsite de valoare și oricând gata să ajungă în posesia unui desfrânat, a unei prostituate sau a unui tâlhar. După aceasta, treci la comportamentul celor cu care trăiești, dintre care cel mai plăcut pare cu greu suportabil, ca să nu mai spun că aceștia se suportă cu greu chiar și pe ei înșiși. Prin urmare, într-o astfel de obscuritate și murdărie, într-o atât de mare scurgere de substanță, de timp, de mișcare și de cele care sunt în permanență mișcate, ce este oare vrednic de a fi prețuit sau, Până la urmă, de a merita eforturi atât de mari. Chiar nu-mi dau seama. Din potrivă, trebuie, dându-și puțin curaj, să aștepte descompunerea naturală și să nu se mânie din cauza întârzierii ei, ci să-și afle liniștea numai în aceste gânduri. Primul: că nu mi se va întâmpla nimic care să nu fie în concordanță cu natura întregului al doilea, că în mine există puterea de a nu face nimic împotriva zeului și a daimonului meu. Nimeni nu-l va constrânge pe daimon și pe zeu să fie un transgresor. Pentru ce oare îmi folosesc acum sufletul? Această întrebare trebuie să-și opună în orice clipă omul și să cerceteze ce am eu în această parte din mine care se numește partea conducătoare a sufletului? Și al cui suflet îl am eu acum? Poate pe al unui copil, al unui adolescent, al unei biete femei, al unui tiran, al unui animal de povară, al unei fiare? Care este natura celor pe care mulțimea le consideră bunuri, ai putea să-ți dai seama prin aceasta. Căci, dacă cineva ar considera unele lucruri ca fiind adevărate bunuri, de exemplu înțelepciunea, cumpătarea, dreptatea, curajul, odată ce le va considera astfel, nu va mai putea să asculte acest vers. Cu ajutorul bunurilor, lipsă în text, căci nu s-ar potrivi cu cele știute despre bunuri. În schimb, dacă cineva consideră bunuri cele pe care mulțimea le privește astfel, va asculta și cu ușurință va accepta versul poetului comic ca fiind rostit în mod potrivit. Astfel, chiar și mulțimea își dă seama de diferență: căci, dacă n-ar fi așa, pe de o parte, acest vers nu ar lovi și nu ar fi respins. Iar, pe de altă parte, noi nu am putea să le primim ca spuse în mod potrivit și elegant pe cele privind bogăția și succesele orientate spre lux și glorie. În concluzie. Trece acum mai departe și întreabă dacă trebuie prețuite și considerate bunuri astfel de lucruri, la care, dacă ar fi examinate cum trebuie, ar putea să se refere în mod potrivit versul, după care proprietarul lor, din cauza belșugului, nu mai găsește locuri unde să se ușureze. Sunt alcătuit dintr-un aspect cauzal și unul material. Însă niciunul din aceste două elemente nu va dispărea neant, după cum niciunul nu a ieșit din nimic. Orice parte din mine va fi așadar redirijată prin transformare într-o altă parte a lumii și din nou aceea se va transforma într-o altă parte a lumii și tot așa la infinit. Ca urmare a unei asemenea transformări, suntem pe lume și eu și părinții mei și tot așa, mergând spre un alt infinit. Căci nimic nu te împiedică să faci astfel de afirmații, chiar dacă lumea este condusă conform unor perioade determinate. Rațiunea și arta raționamentului constituie puteri care își sunt suficiente lor însele și operațiunilor care le privesc. Așadar, ele pornesc dintr-un principiu propriu și își urmează calea către ținta stabilită dinainte. Astfel de activități sunt numite catorteozis pentru a indica direcția dreaptă a drumului lor. Omul nu trebuie să se îngrijească de ceea ce nu îi aparține omului, în măsura în care este om. Acestea nu sunt cerute de om nu le promite natura umană și nu sunt desăvârșiri ale ei. De aceea, scopul fixat omului nu se găsește în ele și nici ceea ce contribuie la atingerea scopului, adică binele. Mai mult, dacă vreuna dintre ele ar aparține omului, nu ar fi potrivit să o disprețuiești sau să o combați. Nici nu ar fi demn de laudă cel care se prezintă ca scutit de nevoile corespondente. Nici nu ar fi bun cel care ar fi lipsit de vreuna dintre acestea, dacă ele ar fi cu adevărat bune. Acum, cu cât cineva se lipsește de acestea, ori de altele asemănătoare, sau suportă să fie lipsit de vreuna dintre ele, cu atât mai mult este virtuos. Intelectul tău va fi așa cum sunt reprezentările pe care adesea le dezvolți, căci Sufletul este colorat de reprezentări. Colorează-l așadar cu continue reprezentări de tipul oriunde e posibil să trăiești, acolo e posibil și să trăiești cum se cuvine. La curte e posibil să trăiești. Deci, la curte e posibil și să trăiești cum se cuvine. Și iarăși, fiecare lucru este purtat spre scopul pentru care și în vederea căruia a fost alcătuit. Punctul spre care este purtat reprezintă scopul acestuia. Unde este scopul, acolo sunt și folosul și binele fiecărui lucru. Iar binele ființei raționale este societatea căci într-adevăr, noi existăm pentru societate. De multă vreme s-a demonstrat asta. Oare nu este evident că cele inferioare există pentru cele superioare și cele superioare pentru interesul reciproc? Superioare celor neînsuflețite sunt cele animate și superioare acestora cele raționale. Este o nebunie să le urmărești pe cele imposibile, dar este imposibil ca proștii să nu acționeze astfel. Nimănui nu îi se întâmplă ceva ce să nu suporte în mod natural. Aceleași lucruri îi se întâmplă altuia și, fie pentru că nu știe ce i s-a întâmplat, fie pentru că nu vrea să dea dovadă de măreție sufletească, stă neclintit și rămâne de neînfrânt. E ciudat ca neștiința și vanitatea să fie mai puternice decât înțelepciunea. Lucrurile prin ele însele nu ating în niciun fel sufletul, nici nu au drumul deschis către suflet, nici nu pot să-l modifice sau să-l pună în mișcare. Acesta singur se modifică sau se pune în mișcare, și face ca accidentele să fie pentru el conforme judecăților de valoare pe care le consideră demne de el însuși. După un alt raționament, omul este ființa cea mai apropiată nouă, în măsura în care trebuie să le facem bine și să-i suportăm pe ceilalți. În măsura în care unii se opun acțiunilor specifice nouă, omul devine pentru mine una dintre realitățile indiferente, nu mai puțin decât soarele, decât vântul, decât o fiară. O acțiune ar putea fi împiedicată de aceste lucruri. Nu devin însă o piedică pentru impuls și pentru dispozițiile interioare datorită rezervei și capacității de a înlătura obstacolele, căci, pentru a-și atinge scopul, intelectul înlătură și mută orice obstacol din calea acțiunii. Devine avantajos pentru acțiune ceea ce o întrerupea, și avantajos pentru drum ceea ce îi se opunea. Prețuiește cel mai puternic dintre toate lucrurile din lume. Este principiul care se folosește de toate lucrurile și care cărmuiește totul. Prețuiește de asemenea ceea ce e mai puternic în tine. Acesta este de aceeași natură cu principiul: căci în tine ceea ce se folosește de tot restul e acest principiu, iar viața ta de acesta este călăuzită. Ceea ce nu este dăunător cetății, nu dăunează nici cetățeanului. Oricărei reprezentări prin care consideri că ai fost lezat, aplică-i următoarea regulă. Dacă cetatea nu este lezată de această întâmplare, nici eu nu sunt lezat. Iar dacă cetatea este lezată, nu trebuie să te înfuri, ci să-i arăți răufăcătorului acestea de care lucru anume nu s-a îngrijit. Gândește-te adesea la viteza cu care lucrurile care sunt și cele care devin trec și dispar. Căci substanța e ca un fluviu cu un curs neîntrerupt, activitățile sale sunt în continuă transformare, cauzele se prezintă în mii de feluri, și aproape nimic nu este statornic, nici timpul prezent, și ceea ce e aici aproape de mine. E infinitul fie al timpului scurs, fie al celui viitor, prăpastie deschisă în care toate se pierd. Cum așadar nu e nebun cel care în această situație se fălește, se chinuie sau se plânge, ca și cum ceva ar trebui să-l tulbure pentru un moment anume și pentru o perioadă mai lungă? Amintește-ți de întreaga substanță la care participi în cea mai mică parte, și de întreaga eternitate, din care ți-a fost rezervată o durată foarte scurtă, și de destin. Înțelegi cât de mică parte ești? Partea care conduce și stăpânește sufletul tău să rămână indiferentă la orice mișcare calmă sau violentă care poate să frământe carnea. Să nu se amestece în aceasta, ci să se delimiteze ea însăși și să trimită membrelor acele pasiuni. Când însă acestea ies la suprafață, printr-o corespondență reciprocă a părților, urcând până la intelect, cum se întâmplă într-un corp unit, atunci nu trebuie să încerci să te împotrivești senzației care este naturală. Dar partea conducătoare a Sufletului să nu adauge de la sine părerea ca și cum ar fi vorba despre bine sau despre rău. Trăiește împreună cu Zeii. Trăiește cu Zeii cel care le arată neîncetat că Sufletul său este mulțumit de cele care i-au fost hrăzite de soartă și că face tot ceea ce dorește Daimonul său pe care zeul l-a dăruit fiecăruia ca protector și călăuză, parte desprinsă din el însuși. Și acest daimon este mintea și rațiunea fiecăruia. Te înfurii pe cel care miroase ațap sau pe cel căruia îi miroase gura? Ce vrei să facă? Așa este gura, astfel îi sunt subțiorile. Din astfel de locuri nu se poate să nu vină o asemenea duhoare. Dar omul, se spune, are rațiune și, dacă gândește, poate ști cu ce greșește. Bun răspuns! Dar și tu ai rațiune provoacă prin dispoziția ta rațională dispoziția rațională a altuia. Făl să înțeleagă, avertizează-l căci, dacă te ascultă, îl vei putea vindeca și nu vei mai avea nevoie să te înfuri. Nici actor tragic, nici prostituată. Îți e permis să trăiești aici așa cum gândești să trăiești odată ieșit de aici, de jos. Iar dacă nu ți se îngăduie, atunci părăsește viața, convins că nu vei suferi prin aceasta niciun rău. Sunt fum și mă duc. De ce socotești că aceasta este o problemă? Până când nimic de felul acesta nu mă alungă, rămân liber și nimeni nu mă va împiedica să fac ce vreau. Iar eu doresc să acționez conform naturii ființei raționale și sociale. Inteligența întregului are natura unei comunități. A făcut așadar lucrurile inferioare pentru cele superioare, și le-a adaptat pe cele superioare unele cu altele. Privește cum le-a subordonat și le-a coordonat, și cum i-a asigurat fiecarea partea sa după merit, și le-a reunit la un loc pe cele bune într-o reciprocă armonie. Cum te-ai comportat până acum față de zei? față de părinți, față de frate, față de soție, față de copii, față de dascăli, față de cei care te-au crescut, față de prieteni, față de cei apropiați, față de sclavi. Vezi dacă față de toți, până acum, ți se potrivește această vorbă. Nici nu am făcut, nici nu am spus nimănui ceva nepotrivit. Aduți aminte de asemenea prin câte ai trecut și câte ai fost în stare să suporți și că parcursul vieții tale este de acum complet, că misiunea ta a ajuns la final. Amintește-ți câte lucruri frumoase ți-a fost dat să vezi, de câte plăceri și dureri nu ai ținut seama, de câte ocazii ce ți-ar fi putut aduce faimă nu te-ai îngrijit și față de câți nerecunoscători ți-ai arătat bunăvoința. Din ce cauză sufletele inculte și neinstruite tulbură sufletul cultivat și instruit? Dar care suflet este cultivat și instruit? Acela care cunoaște începutul și sfârșitul și rațiunea răspândită în întreaga substanță, rațiune care conduce totul de-a lungul veșniciei timpului, potrivit unei perioade determinate. În curând, tu vei fi cenușă sau un schelet și un nume sau nici măcar un nume și numele un zgomot și un ecou. Lucrurile cele mai apreciate în viață sunt goale, putrede, mărunte, cățeluși care se mușcă între ei, copilași care se ceartă, care acum râd și după puțin timp izbucnesc în plâns buna credință, respectul, dreptatea și adevărul spre Olimp de pe pământul cu drumuri lungi sau întors. Așadar, ce te mai ține aici? Dacă obiectele pe care le cunoști prin simțuri sunt ușor schimbătoare și fără consistență, simțurile se dovedesc obscure și ușor înșelătoare prin false impresii, sufletelul însuși e o exaltație a sângelui și a avea o bună reputație pe lângă astfel de indivizi e o deșertăciune. Ce e de făcut atunci? Vei aștepta cu sufletul împăcat, fie să te stingi, fie să fi trecut în altă lume. Și până ce sosește clipa potrivită a acestui sfârșit, ce e de făcut? Ce altceva decât să-i cinstești și să-i binecuvântezi pe zei și să faci bine oamenilor, să-i suporți și să stai la distanță de ei? Cât despre cele care se găsesc în domeniul bietei tale cărni și al suflului tău, amintește-ți că ele nici nu sunt ale tale, nici nu depind de tine. Poți întotdeauna să dai un curs fericit vieții tale dacă urmezi drumul drept și gândești și acționezi cu metodă. Două trăsături sunt comune Sufletului Divin și celui omenesc și oricărei ființe raționale: a nu fi împiedicate de un altul și a avea binele așezat în dispoziția interioară și în acțiune, ambele conform sociabilității, punând capăt prin acestea dorinței. Dacă acesta nu este viciul meu, nici nu e vorba despre o acțiune a mea influențată de viciu, nici binele comun nu este prejudiciat, de ce să fiu neliniștit? Dacă acesta nu este viciul meu, nici nu e vorba despre o acțiune a mea influențată de viciu, nici binele comun nu este prejudiciat, de ce să fiu neliniștit? Care este prejudiciul adus interesului comun? Nu te lăsa târât cu totul de reprezentare, ci ajută-i pe oameni după posibilitățile tale și după meritul lor, chiar dacă acestea suferă pierderi în lucrurile intermediare. Dar nu-ți închipui că este o vătămare, e un prost obicei. Precum acel bătrân, aflat în pragul morții, cerea sclavului titirezul, cu toate că știa că e un titirez, tot așa fă și tu când te găsești cu lacrimi în ochi în tribună omule, ai uitat ce sunt toate acestea? Da, dar pentru ei sunt de mare valoare. Din această cauză ar trebui să fii și tu un prost? Oricând și oriunde m-aș fi aflat, am fost un om fericit. Și este un om fericit cel care își asigură un destin fericit. Și destinul fericit înseamnă atitudini bune ale sufletului, impulsuri bune, fapte bune. Cartea 6 Substanța întregului este ascultătoare și modelabilă. Rațiunea care o produce nu conține în sine nicio cauză care să producă răul, căci nu are în sine viciu, nici nu face ceva în mod greșit și nu aduce niciun prejudiciu nimănui. Totul se naște și se desăvârșește conform rațiunii. atunci când îți îndeplinești datoria, să-ți fie indiferent dacă tremuri de frig sau ce cald, dacă moței sau ai dormit suficient, dacă ești vorbit de rău sau de bine, dacă ești pe moarte sau faci altceva. Căci este una dintre acțiunile care țin de viață și aceasta prin care murim. Este suficient așadar și în cazul ei să pregătești bine prezentul. Privește înăuntru, să nu-ți scape din vedere nici calitatea specifică, nici valoarea vreunui lucru. Toate lucrurile care sunt sub ochii noștri se schimbă foarte repede. Fie se vor evapora, dacă este adevărat că substanța constituie o unitate, fie se vor împrăștia rațiunea care conduce, știe cum este dispusă, ce face și asupra cărei materii își desfășoară acțiunea. Mijlocul cel mai bun pentru a te apăra de cei care îți fac rău. Să nu le semeni. Într-un singur lucru găsește-ți desfătarea și odihna. Trecerea de la o acțiune în interesul semenilor la o alta în interesul semenilor, aducându-ți aminte de Zeu. Partea conducătoare a Sufletului este cea care se trezește, se mișcă și acționează de la sine, așa cum dorește, și face ca orice eveniment să-i apară așa cum vrea ea. Orice eveniment se desfășoară în conformitate cu natura întregului, nu în conformitate cu o altă natură oarecare ce o conține pe aceea de afară, sau este conținută de aceasta, sau este separată și externă. Fie dezordine, amestec, împrăștiere, fie unitate, ordine și providență. Dacă e adevărată prima ipoteză, de ce aș mai vrea să-mi petrec viața într-o lume confuză și întâmplătoare și într-o astfel de dezordine? De ce altceva să mă preocup în acest caz dacă nu de cum o să devin pământ într-o bună zi? De ce să mă îngrijorez? Căci, orice aș face, și pe mine mă așteaptă descompunerea. Dacă, în schimb, e adevărată cea de-a doua ipoteză, sunt pios liniștit și am încredere în cel care conduce lumea. Când lucrurile care te înconjoară te constrâng, ca să zic așa, să te zbuciumi foarte tare, întoarce-te repede în tine însuți și nu-ți ieși din ritm mai mult decât este necesar, căci, odată cu întoarcerea continuă la armonie, vei fi mai stăpân pe aceasta. Dacă ai avea în același timp o soacră și o mamă, te-ai îngriji de soacră, dar te-ai întoarce repede la mamă. Aceasta este situația ta acum, între curtea imperială și filozofie. Astfel, întoarce-te adesea către cea din urmă și găsește în ea pacea și tihna, fiindcă lucrurile și persoanele de la curte îți apar suportabile, și tu, suportabil în mijlocul lor. După cum ne formăm reprezentări despre felurile de mâncare și despre ce se mănâncă, gândind că acesta este cadavrul unui pește, acesta al unei păsări sau al unui porc și de asemenea că vinul de falern este sucul stors din struguri și că toga pretextă e lână de oaie impregnată cu sânge de scoică, iar în legătură cu contactul sexual, că acesta e frecarea organului sexual masculin și secreția lichidului vâscos însoțită de o contracție, prin urmare, cum aceste reprezentări ating lucrurile înseși și le pătrund, astfel putem vedea cum sunt ele cu adevărat, tot așa trebuie să procedăm toată viața și, când ne reprezentăm lucrurile ca prea demne de încredere, trebuie să le dezgolim, să le surprindem mica lor valoare și să înlăturăm pretinsa credibilitate datorită căreia erau considerate de valoare. Periculoasă amăgire este trufia. Și, când socotești mai degrabă că te ocupi de lucruri importante, atunci mai ales ești victima iluziei. Privește, de exemplu, ce spune Crates despre însuși xenocrate. Majoritatea lucrurilor pe care mulțimea le admiră se referă la realități mult mai generale, care se constituie prin simpla coeziune sau prin natura lor, precum pietrele, lemnele, smochinele, viile, măslinele. Lucrurile pe care le prețuiesc, cei cu puțin mai multă judecată, se referă la cele însuflețite, precum turmele de oi și turmele de vite. Lucrurile pe care le prețuiesc cei mai cultivați se referă la ființele dotate cu un suflet rațional, dar nu un întregime rațional, ci cunoscător al unui meșteșug sau ingenios într-o oarecare măsură. Sau doar capabil să dobândească un mare număr de sclavi. Cine prețuiește, însă, Sufletul rațional și politic nu se mai întoarce la alte lucruri. Ci, mai presus de toate, el își păstrează propriul Suflet în condiția sa rațională și sociabilă și desfășoară activități de același fel, și în acest scop colaborează cu cel de aceeași origine cu el. Unele lucruri se străduiesc să se nască, altele să dispară și din ceea ce se naște, ceva deja începe să se stingă. Curgerile și transformările reînnoiesc în continuu lumea, după cum neîntrerupta mișcare a timpului înnoiește întotdeauna nemărginită veșnicie. Într-un astfel de fluviu, ce ar putea fi prețuit, într-adevăr, dintre cele care trec pe lângă noi? Nu e permis să găsești ceva. Ca și cum cineva ar începe să iubească vreo rabie care zboară. Aceea deja a dispărut din ochi. Însă, -și viața fiecăruia este asemănător vaporilor ce ies din sânge și gurii de aer respirat. Căci simpla inspirație și apoi expirare a aerului. Ceea ce facem în fiecare moment e același lucru cu a restitui acolo de unde ai luat-o de la început întreaga putere de a respira, pe care ieri sau alaltă ieri ai primit-o din momentul nașterii. Nu merită prețuit faptul că transpiri, cum fac plantele. Nici că respiri la fel ca animalele domestice sau ca fiarele, nici că formezi reprezentări ale celor ce te impresionează, nici că ești mișcat ca o marionetă de firele impulsului, nici că ne strângem în turme, nici că te hrănești. Fiindcă această activitate este asemenea eliminării de excremente. Ce merită, așadar, prețuit? Să primești aplauze? Nu. Prin urmare, nici să fie aclamat de guri gălăgioase, căci aclamațiile din partea celor mulți sunt doar guri care plesc în gol. Ai abandonat, așadar, pretința glorie. Ce lucru rămâne de prețuit? Faptul că omul se mișcă și se oprește potrivit propriei constituții, scop către care duc și diversele practici și cunoștințele tehnice, cred căci orice artă are în vedere acest lucru, ca ceea ce a fost pregătit de ea să fie potrivit activității pentru care a fost constituit. Viticultorul care se îngrijește de vița de vie și dresorul de mânși și cel care se ocupă de câini urmăresc acest scop. Metodele de educație și învățământ spre ce năzuiesc? Iată așadar ce e demn de prețuit. Și dacă cumva cu acesta ai succes, niciun alt lucru nu-ți vei procura pentru tine însuți. Nu vei înceta să prețuiești și multe alte lucruri? Atunci nu vei fi nici liber, nici mulțumit, nici netulburat. Căci este inevitabil să fii invidios, gelos, bănuitor față de cei care ar fi în stare să-ți răpească aceste bunuri, să uneltești împotriva celor care sunt în posesia a ceea ce tu prețuiești. Într-un cuvânt, este inevitabil ca cel ce simte lipsa unuia dintre acele bunuri să se frământe și, în plus, să cârtească de multe ori, și împotriva zeilor. În schimb, respectarea și prețuirea propriului tău intelect îți vor aduce mulțumirea. Vei trăi în armonie cu oamenii și vei fi recunoscător zeilor, ca să zic așa. Vei lăuda toate cele pe care ei le hărăzesc și le-au rânduit. În sus, în jos, în cerc au loc mișcările elementelor. Mișcarea virtuții nu este însă în niciuna dintre direcțiile acestea, ci ea, care e ceva mai divin, își duce la bun sfârșit drumul urmând un parcurs greu de înțeles. Ce lucru fac aceștia? Ei nu vor să-i laude pe cei care trăiesc în același timp și împreună cu ei, și, pe de altă parte, țin mult să fie lăudați de urmașii pe care nici nu i-au văzut vreodată. Nici nu-i vor vedea. Aceasta este aproape ca și cum ai fi supărat că cei născuți înaintea ta nu au spus vorbe de laudă despre tine. Să nu socotești că dacă ceva îți pare greu de realizat, acest lucru este imposibil pentru om, ci consideră că dacă este ceva posibil și potrivit omului, acest lucru îți este accesibil și ție. În timpul exercițiilor de gimnastică, cineva te-a zgâriat cu unghiile și te-a rănit lovindu-te cu capul. Dar nici nu ne arătăm nemulțumirea, nici nu ne ofensăm, nici nu-l suspectăm mai târziu ca pe un om perfid. Totuși, ne punem în gardă, dar nu ca și cum ar fi un dușman, nici cu neîncredere, ci evitându-l cu bunăvoință o atitudine asemănătoare, trebuie să adoptăm și în celelalte împrejurări ale vieții. Se cuvine să trecem cu vederea multe neplăceri provocate de cei care, ca să spun așa, fac exerciții de gimnastică împreună cu noi. Căci este posibil, așa cum am spus, să evităm, fără priviri bănuitoare și fără dușmănie. Dacă cineva poate să mă convingă, demonstrându-mi că nu gândesc sau nu acționez cum trebuie, mă voi schimba bucuros. Căci eu caut adevărul, de care nimeni n-a fost vreodată lezat. Este lezat, în schimb, cel care persistă în greșeala și în neștiința sa. Eu îmi fac datoria. Alte lucruri nu-mi pot distrage atenția, căci ori sunt neînsuflețite, ori sunt ființe lipsite de rațiune, sau unele rătăcite și care nu cunosc drumul. De ființele lipsite de rațiune și, în general, de lucruri și de subiectele acestora mă folosesc, fiind o ființă rațională, ca de unele lipsite de rațiune, cu măreție sufletească și în mod liber. De oameni însă, fiindcă am rațiune, mă folosesc cu sociabilitate. În orice împrejurare, invocă zeii și nu te preocupa cât timp vei avea pentru a îndeplini acțiunile tale, căci sunt de ajuns și trei ore de acest fel. Alexandru Macedon și îngrijitorul catărilor săi, odată ce au murit, s-au găsit în aceeași situație fie au fost absorbiți în aceleași rațiuni seminale ale lumii, fie au fost risipiți în același fel în atomi. Gândește-te câte procese fizice și psihice se petrec simultan în aceeași clipă în fiecare dintre noi. Astfel, nu te vei mira dacă mult mai multe sau, mai degrabă, toate evenimentele se desfășoare deodată, în unitatea a tot cuprinzătoare pe care o numim lume. Dacă cineva ți-ar pune întrebarea cum se scrie numele lui Antoninus, te vei forța să pronunți fiecare dintre litere? Nu vei pronunța fiecare literă cu calm, una după alta? Și dacă se înfurie, te vei înfuria și tu? Tot așa și în acest caz, amintește-ți așadar că orice îndatorire este formată dintr-un anumit număr de acțiuni. Ținând cont de asta, trebuie să procedezi cu metodă pentru a îndeplini ceea ce îți propui, fără să te agiți, fără să te superi pe cei care sunt supărați pe tine cât este de crud să nu le permiți oamenilor să-și îndrepte impulsurile spre ceea ce li se pare potrivit și folositor. Totuși, într-o oarecare măsură, tu nu le permiți să facă asta când te superi fiindcă greșesc. Căci ei sunt, în orice caz, atrași de acestea ca de lucrurile care le-ar fi potrivite și folositoare. Dar ele nu sunt așa. Învață-i și arată-le atunci, fără să te superi. Moartea este sfârșitul repercusiunilor simțurilor, al condiției de marionetă purtată de impulsuri, al rătăcirilor gândului și al serviciului adus cărnii. Este rușinos ca, într-o viață în care trupul tău nu se lasă copleșit de slăbiciune, Sufletul să o facă primul. Fii atent să nu devii un cezar, să nu iei această culoare, pentru că se întâmplă. Păstrează-te deci simplu, bun, integru, demn, natural, prieten al dreptății, pios, binevuitor, afectuos și energic în îndeplinirea acțiunilor care ți se potrivesc. Luptă ca să rămâi așa cum a vrut să te facă filozofia. Respectă-i pe zei, ocrotește-i pe oameni. Viața este scurtă, unicul rod al vieții pământești, o dispoziție a spiritului permisă de legile divine și acțiuni desfășurate în folosul societății. Fă orice lucru ca un discipol al lui Antoninus. Amintește-ți de fermitatea sa în îndeplinirea acțiunilor potrivite cu rațiunea, atitudinea sa egală în toate situațiile, pioșenia sa, seninătatea chipului său. Bunătatea, nepăsarea față de gloria deșartă, ambiția depusă pentru înțelegerea exactă a lucrurilor. Cum nu ar fi lăsat deoparte absolut nicio întrebare înainte de a examina bine și clar cele cercetate? Amintește-ți cum îi suporta el pe cei care l atacau pe nedrept, fără să-i atace la rândul său, cum nu se pripea la nimic, cum nu accepta calomniile. Cum era examinator atent al caracterelor și faptelor, fără să fie însă dojenitor, timorat, suspicios, sofist. Și cum se mulțumea cu puțin, de exemplu, în privința locuinței, patului, îmbrăcăminții, mâncării, serviciului său personal. Amintește-ți cât de mult îndrăgea efortul și perseverența și cum rămânea în același post până seara, datorită felului său de viață modest, fără să simtă nevoia, în afara orei obișnuite, să iasă. Amintește-ți și de siguranța și statornicia sa în prietenii, cum suporta să-i fie contrazise părerile și cât se bucura dacă cineva îi propunea o soluție mai bună și cât era de pios, fără superstiții. Eu îți doresc ca ceasul de pe urmă să te găsească în posesia unei conștiințe curate precum a lui. Revin o sobru și refăți forțele, trezindu-te din nou și înțelegând că visele ți-au adus neliniști. Trezit din nou, privește aceste lucrări, așa cum le-ai privit pe acelea. Sunt alcătuit dintr-un biet trup și dintr-un suflet. Trupului totul îi este indiferent, căci nu poate să facă diferențe. Cât despre intelect, îi sunt indiferente toate cele care nu reprezintă activitățile lui. Iar cele ce sunt activitățile lui sunt toate în puterea sa. Și dintre acestea, de fapt, el acționează numai asupra celor prezente. Căci activitățile sale, fie viitoare, fie trecute, sunt și ele, în clipa de față, indiferente. Efortul nu este pentru mână și nici pentru picior împotriva naturii, cât timp piciorul își îndeplinește funcțiile piciorului și mâna pe ale mâinii. Tot așa, efortul nu e împotriva naturii pentru om, în măsura în care este om, cât timp își îndeplinește funcțiile specifice omului. Dacă nu e pentru el împotriva naturii, nu e pentru el niciun rău. Cât de mari sunt plăcerile de care se bucură tâlharii, desfrânații, paricizii, tirani? Nu vezi cum meseriașii iscusiți se pun de acord până la un punct cu cei nepricepuți, dar se țin de principiile meseriei lor și nu acceptă să se desprindă de ele? Nu e ciudat că arhitectul și medicul respectă principiile meseriei lor mai mult decât își respectă omul rațiunea pe care o are în comun cu zeii? Asia, Europa sunt doar unghiere ale lumii. Orice mare e doar o picătură a lumii. Atosul, o movilă a lumii. Orice moment prezent, o clipă a duratei eterne a timpului. Toate sunt mărunte, schimbătoare și supuse pieirii. Totul vine de acolo, luându-și impulsul de la această comună parte rațională conducătoare sau decurgând drept consecință. Așadar, Fălcile leului, o trava și tot ceea ce face rău, precum spinii și noroiul, sunt efecte secundare ale acelor lucruri frumoase și venerabile. În consecință, să nu ți le reprezinți ca fiind străine de ceea ce venerezi tu, ci ia în considerare sursa de la care provin toate lucrurile. Cine a văzut lucrurile de acum? A văzut tot ceea ce a fost din veșnicie și ceea ce va fi în viitor la nesfârșit, căci toate lucrurile au aceeași origine și aceeași specie. Gândește-te adesea la legătura care unește toate lucrurile din lume și la raportul dintre ele, căci, într-un anumit fel, toate se găsesc împletite unele cu altele și înrudite printr-o reciprocă prietenie. De fapt, toate se determină unele pe altele datorită mișcării tensionate, respirației comune și unității substanței. Adaptează-te evenimentelor pe care soarta ți le-a hărăzit și iubește, dar cu adevărat, oamenii cu care destinul te-a unit. Orice instrument, sculă, Ustensilă este o cotită bună dacă își îndeplinește menirea pentru care a fost construită. Totuși, în acest caz, cel care a făcut-o este departe. În schimb, pentru lucrurile făcute de natură, forța care le-a alcătuit se găsește înăuntrul lor și rămâne acolo. Așadar, aceasta trebuie respectată și mai mult. Și gândește-te că, dacă continui să trăiești în acord cu voința acestei forțe, totul se va petrece conform gândirii tale. În același fel, evenimentele se desfășoară în Univers conform gândirii aceleia. În cazul în care ai presupune că un eveniment din cele care nu depind de alegerea ta este bun sau rău pentru tine, este inevitabil ca, dacă te-a lovit un asemenea rău sau ai fost lipsit de un astfel de bine, să cârtești împotriva zeilor și să-i urăști pe oameni, fiindcă sunt sau vor fi, bănuiești tu, responsabili de lipsurile sau nenorocirile tale și adesea comitem nedreptăți, fiindcă nu facem această deosebire între evenimente. Dacă am socotit bune și rele, însă, numai acele evenimente care stau în puterea noastră, nu ne-ar mai rămâne niciun motiv pentru a acuza divinitatea, nici pentru a adopta o atitudine dușmănoasă față de umanitate. Toți cooperăm pentru un unic rezultat unii având cunoștință de acesta și dând dovadă de inteligență, alții, fără să știe, precum spune, cred, Heraclit. Cei care dorm sunt și ei artizani și participanți la evenimentele lumii. Unul cooperează într-un fel, altul în alt fel, până și cel care cârtește sau încearcă să se opună și să distrugă cele ce au loc, căci și de un astfel de om are nevoie lumea. În rest, încearcă să-ți dai seama în ce clasă te stabilești, întrucât cel care conduce întregul se va folosi de tine în modul potrivit și te va primi în rândul celor care cooperează și care ajută. Tu însă să nu-ți găsești locul precum acel vers lipsit de valoare și caragios în comedie de care amintește Crisipos. Soarele pretinde oare că îndeplinește rolul zeului ploaie? Sau Asclepios pretinde că îndeplinește rolul zeiței purtătoare de roade? Și ce spune fiecare dintre aștri? Nu sunt oare diferiți, dar colaborează pentru împlinirea aceluiași scop? Dacă zeii au decis în privința mea și a evenimentelor care trebuie să mi se întâmple, au decis bine, căci nu este ușor nici să-ți imaginezi un zeu lipsit de puterea de a alege. Din ce cauză ar trebui să aibă impulsul de a-mi face rău? Ce câștig le-ar reveni de aici lor sau universului de care mai cu seamă se preocupă? Iar dacă n-au decis în mod special în privința mea, în orice caz au decis asupra celor universale, în legătură cu care am datoria să primesc și să iubesc și aceste evenimente care derivă de aici sau dacă n-au decis asupra niciunui lucru, nu e o lipsă de pietate să credem aceasta și atunci nici să nu le aducem jertfe, nici să nu le înălțăm rugăciuni, nici să nu jurăm pe ei, nici să facem altele din cele pe care le îndeplinim în mod obișnuit, ca pentru zei, prezenți întotdeauna și viețuind în mijlocul nostru. Dacă nu decid nimic referitor la persoana noastră, îmi este totuși permis să iau decizii în privința mea. Îmi e permis să caut ce mi este util. E folositor pentru fiecare ceea ce se potrivește cu Constituția și natura lui. Natura mea este rațională și politică. Cetatea și patria o reprezintă, pentru mine ca Antoninus, Roma, iar pentru mine ca om, lumea. Ca atare, numai cele ce sunt folositoare acestor două cetăți sunt pentru mine bunuri. Tot ceea ce îi se întâmplă fiecăruia este de folos întregului, și asta e de ajuns. Dar și acest lucru îl vei vedea cu atât mai mult observând cu atenție că ceea ce e folositor unui om e folositor și celorlalți oameni. În acest caz, să înțelegi cuvântul folositor într-un sens comun, în raport cu lucrurile intermediare. După cum te plictisesc jocurile care au loc în anfiteatru și în alte asemenea locuri, fiindcă te saturi privind mereu aceleași spectacole desfășurate în același fel, acest sentiment îl trăiești și privind la întreaga viață căci toate lucrurile, în sus și în jos, sunt aceleași și decurg din aceleași cauze. Dar până când? Gândește neîncetat câți oameni de toate felurile, de toate profesiile și de toate națiile au murit ca să ajungi până la Filistion, Foibos, Origanion. Întoarce-te acum spre alte neamuri. Trebuie să ne mutăm acolo unde sunt atâția oratori nemaipomeniți, atâția distinși filozofi, Heraclit, Pitagora, Socrate, atâția eroi înaintea lor, atâția strategi și tirani apoi. Pe lângă aceștia, Eudoxos, Hiparchos, Arhimede, alte firi pătrunzătoare, cu măreția sufletească, iubitoare de muncă, șmechere, trufașe care jocoreau viața aceasta a oamenilor supusă morții, trecătoare, ca de exemplu Menipos și câți alții asemenea. Gândește-te că toți aceștia zac morți de mult timp. Ce lucru așadar mai este înspăimântător pentru ei? Ce lucru li se mai poate întâmpla acelora care nu mai au niciun nume? Un singur lucru în această situație este cu mult mai de preț. Să-ți duci viața în acord cu adevărul și cu dreptatea, să rămâi binevoitor chiar și față de cei mincinoși și nedrepti. Când vrei să te bucuri, gândește-te la meritele deosebite ale celor care trăiesc împreună cu tine, de exemplu, la activitatea unuia, la modestia altuia, la generozitatea unuia și la altă însușire a altuia. Căci nimic nu bucură mai mult ca exemplele de virtute ce din comportamentul celor care trăiesc cu noi, luate împreună și pe cât posibil reunite. De aceea este nevoie să le ții la îndemână. Te superi cumva că ai doar atâtea litre și nu 300? De asemenea, te superi că trebuie să trăiești până la atâția ani și nu mai mult? Căci, după cum ești mulțumit de cantitatea de substanță fixată pentru tine, tot așa trebuie să fii mulțumit și de timpul ce ți s-a dat. Încearcă să-i convingi dar acționează chiar împotriva voinței lor, când rațiunea dreptății o cere. Dacă, apoi, unul, folosindu-se chiar de violență, ți se opune, dă dovadă de amabilitate și seninătate fără durere, și folosește acest obstacol drept bold spre o altă virtute. Amintește-ți că urmai impulsul cu rezerve și că nu doreai imposibilul. Așadar, ce-ți doreai? Un impuls de acest fel și îl obții pe acesta. Scopul pentru care am fost educați se realizează. Cel ce dorește faima ia o activitate străină ca fiind propriul bine cel ce iubește plăcerea ca fiind propria pasiune, cel ce are minte ca propria acțiune. Este permis ca în legătură cu acest lucru să nu aibă nicio părere și să nu simtă în suflet nicio tulburare, căci lucrurile în ele însele nu au o natură care produce judecățile noastre. Obișnuiește-te să tratezi cu atenție cele spuse de celălalt, și, pe cât posibil, pătrunde în sufletul celui care vorbește. Ceea ce nu este util roiului, nu este util nici pentru albină. Dacă marinarii l-ar vorbi de rău pe cârmaci. Sau bolnavii pe medicul care îi îngrijește, oare ei s-ar preocupa de altceva decât de felul în care ei înșiși ar acționa pentru salvarea călătorilor și pentru sănătatea celor îngrijiți? Câți dintre cei cu care am venit pe lume sunt deja plecați dintre noi? Celor care au gălbinare, li se pare amară mierea. Pentru cei bolnavi de turbare, apa e un motiv de spaimă. Iar copiilor, mica lor minge, li se pare un lucru minunat. De ce m-aș supăra, așadar? Sau ți se pare că minciuna are o putere mai mică decât fierea asupra bolnavului de gălbinare, sau decât veninul asupra bolnavului de turbare? Nimeni nu te va împiedica să trăiești conform principiului naturii tale. Nimic nu ți se va întâmpla împotriva principiului naturii comune. Ce fel de oameni sunt cei cărora vor să placă, în vederea căror scopuri și prin ce mijloace? Cât de repede veșnicia va învălui totul și câte lucruri am învăluit deja? Cartea 7 Ce este viciul? Este ceea ce ai văzut adesea, și pentru orice împrejurare să ai la îndemână gândul că viciul este ceea ce ai văzut adesea. În general, în sus și în jos, vei găsi aceleași lucruri de care sunt pline istoriile antice, cele de mijloc, cele contemporane, și de care sunt pline acum orașele și locuințele. Nimic nu este nou, totul este obișnuit și de scurtă durată. Cum altfel ar putea fi ucise învățăturile dacă nu oprind reprezentările care le corespund și pe care ai tot timpul posibilitatea să le reînvi? Poți, cu privire la această problemă, să ai părerea care trebuie? Dacă pot, de ce să mă zbucium? Lucrurile care se găsesc în afara intelectului meu nu au nicio legătură cu intelectul meu. Învață aceasta și fii cum trebuie îți e îngăduit să renaști. Vezi din nou lucrurile cum erai obișnuit să le vezi. În aceasta constă renașterea. Deșarta căutare de cortegii solemne, dramele de pe scenă, turmele de oi, cirezile de vite, luptele cu lănci, oasele aruncate câinilor, resturile de mâncare în bazinele cu pești, poverile purtate de furnici, Cursele încotro și încoace ale muștelor înspăimântate, păpuși trase de sfori. Trebuie așadar să-ți păstrezi buna dispoziție în mijlocul acestora, fără a fi dărătnic, arătând bunăvoință și totuși, înțelegând că fiecare este vrednic de o prețuire egală cu valoarea lucrurilor pentru care s-a străduit. Trebuie să urmărești cuvânt cu cuvânt ceea ce se spune și la orice impuls să surprinzi consecințele posibile. Și, în acest al doilea caz, vezi imediat spre ce scop tinde impulsul. În primul caz, ocupă-te de sensul cuvintelor rostite. Îmi este suficient intelectul meu pentru acest lucru sau nu? Dacă este suficient, mă folosesc de el ca de un instrument dăruit mie de natura întregului pentru a înfăptui lucrarea mea. Dacă nu este suficient, fie că încredințez activitatea celui care poate să o realizeze mai bine, fie, dacă nu i se potrivește altuia, o fac eu cum pot. Luându-mi pe lângă mine, pe unul capabil, cu ajutorul părții mele conducătoare a sufletului, să realizeze ceea ce în acel moment este potrivit și în interesul comunității. Căci orice fac cu propriile mijloace sau împreună cu altul, trebuie să tindă numai spre realizarea a ceea ce este util bine lui public și în armonie cu acesta câți oameni care au fost atât de vestiți sunt acum condamnați la uitare, câți, pe de altă parte, care îi preamăreau pe aceștia, sunt de mult timp departe de noi. Nu te rușina că ți se oferă ajutorul, căci ți s-a hotărât să faci ceea ce ți-a fost încredințat, precum unui soldat la asedierea zidurilor unei cetăți. Ce ai face dacă, fiind șchiop, n-ai putea să urci singur pe metereze, dar acest lucru l-ai putea face împreună cu un altul? Cele ce vor avea loc în viitor să nu te tulbure, căci vei ajunge acolo, dacă trebuie, purtând cu tine aceeași rațiune de care te folosești acum pentru treburile prezente. Toate lucrurile se împletesc unele cu altele, legătura lor este sfântă și aproape niciun lucru nu este străin de altul, căci sunt ordonate și împreună dau ordine și frumusețe aceleiași lumi. Și lumea este unică, cuprinzându-le pe toate. Unic este Zeul, care se găsește în toate. Unică este Substanța și unică Legea, rațiunea comună tuturor ființelor inteligente. Unic este adevărul, dacă e adevărat că unică este perfecțiunea ființelor care au aceeași natură și care participă la aceeași rațiune. Orice element material dispare într-o clipă în substanța întregului, orice cauză este într-o clipă reabsorbită în rațiunea universală, și amintirea oricărui lucru într-o clipă este înghițită în eon. Pentru viețuitorul rațional, acțiunea în conformitate cu natura e în conformitate cu rațiunea. Vei fi drept sau vei fi îndreptat? În organismele unitare, membrele corpului au același rol ca viețuitoarele raționale, care, deși distincte, sunt pregătite pentru unicul scop al cooperării. Această gândire te va afecta mai mult dacă îți vei spune adesea. Sunt Melos, membru, al grupului ființelor raționale. În schimb, dacă îți vei spune ție însuți că ești Meros, parte, cu litera R, nici nu vei iubi din inimă oamenii, nici nu te vei bucura din tot sufletul de binele pe care îl faci, ci îl faci pur și simplu ca pe o acțiune care se potrivește demnității tale fără să te gândești că faci binele ca atare. Cel care vrea să accepte din afara acele lucruri care îl pot afecta din cauza unei astfel de întâmplări, căci ele, dacă vor dori, se vor plânge de cele pățite. În schimb eu, dacă nu socotesc că ceea ce s-a întâmplat constituie un rău, nu mă simt vătămat și este în puterea mea să nu le socotesc astfel. Orice ar face sau ar spune cineva, eu trebuie să fiu bun. Ca și cum aurul, smaraldul sau purpura ar spune tot timpul. Orice ar face sau ar spune cineva, eu trebuie să fiu smarald și să-mi păstrez culoarea. Partea conducătoare a sufletului nu își provoacă sieși neliniști, vreau să spun. Nu se teme, nu se întristează și nu se îndreaptă spre vreo dorință. Dacă altcineva poate să o facă să se teamă sau să se întristeze, n-are decât să o facă, fiindcă ea, de la sine, folosindu-se de rațiune, nu se va îndrepta spre asemenea abateri. Bietul trup să se preocupe să nu simtă durerea, dacă poate și bietul suflet care simte frica sau durerea să spună dacă simte vreo suferință în timp ce facultatea care în general exprimă opinii despre acestea nu riscă să sufere ceva fiindcă nu e făcută pentru a ceda să exprime o judecată asemănătoare partea conducătoare a sufletului nu are nevoie de nimic atâta timp cât depinde de ea numai să nu-și creeze vreo nevoie, și în aceeași situație rămâne senină și netulburată dacă nu vrea să-și creeze singură probleme și piedici. Fericirea este un daimon bun sau o viață dusă conform daimonului bun. Așadar, de ce acționezi astfel, reprezentare? Îndepărtează-te pe Zei, așa cum ai venit, căci nu am nevoie de tine. Ai venit după vechiul obicei. Nu mă supăr pe tine. Nu mai du -te. Tu însuți ai putea oare să te speli dacă lemnele nu ar suferi transformări? Ai putea oare să te hrănești dacă alimentele nu ar suferi transformări? Orice altceva din cele ce sunt folositoare ar putea oare să se realizeze fără transformare? Nu vezi așadar că propria transformare însăși este asemănătoare celorlalte și la fel de necesară naturii universale? Toate corpurile sunt purtate prin substanța întregului printr-un torent umflat, fiind co-naturale întregului și conlucrând cu el, precum membrele noastre unele cu altele, pe câți ca Crisipos, pe câți ca Socrate, pe câți ca epictet nu i-a înghițit timpul etern. Gândește în același fel cu privire la orice om și lucru, oricare ar fi acesta. Un singur gând mă tulbură. Să nu săvârșesc eu însumi ceva ce alcătuirea omului nu dorește sau cum nu dorește, sau ceea ce acum nu dorește. Este aproape clipa când vei uita de toate. Este aproape de asemenea clipa când toți vor uita de tine. Este specific omului să -i iubească chiar și pe cei care comit greșeli, și aceasta se realizează dacă te gândești în același timp că sunt rude cu tine și că greșesc din cauza neștiinței sau fără voia lor, că în scurt timp amândoi veți fi morți și înainte de orice că nu ți s-a adus niciun prejudiciu, fiindcă partea conducătoare a sufletului tău nu a devenit mai rea decât era înainte. Natura întregului a plăsmuit acum din întreaga substanță ca dintr-o bucată de ceară un căluț. Apoi, retopindu-l, s-a folosit de materia aceluia pentru a face un copăcel. Pe urmă, un omuleț. Pe urmă, altceva. Și fiecare dintre acestea a dăinuit foarte puțin. Nimic neobișnuit pentru o lădiță să fie sfărâmată. După cum nu e nimic neobișnuit să fie montată. Expresia furioasă a feței este cu totul împotriva naturii. Când adesea dispare de pe fața această expresie, în cele din urmă ura se stinge, încât nu mai e posibil în niciun fel să fie reaprinsă. Încearcă să înțelegi din acest fapt că ura este contrară rațiunii, căci, dacă se pierde până și conștiința greșelii, pentru ce mai trăiești? Pe toate câte le vezi, cât încă nu vezi, le va schimba natura care cârmuiește întregul, și va face altele din substanța acestora, și apoi din nou altele din substanța acelora, pentru ca lumea să fie mereu tânără. Când cineva greșește față de tine, gândește-te imediat care a fost părerea sa asupra binelui sau răului când a greșit. Căci, cunoscând aceasta, vei avea milă față de el, și nici nu te vei mai mira, nici nu te vei mai supăra pe el. Căci ori consideri și tu, la fel ca și el, că acest lucru este bun, ori ai o părere asemănătoare. Așadar, trebuie să-l ierti. În schimb, dacă tu nu consideri că astfel de lucruri sunt bune și rele, cu mult mai ușor vei fi binevoitor față de cel care nu le distinge cum trebuie. Nu judeca lucrurile care nu există ca și cum ar exista în clipa de față, iar dintre cele prezente ține seama care sunt cele mai favorabile pentru tine și grația acestora amintește-ți cum le-ai fi căutat dacă nu ar fi fost prezente păzește-te în același timp, ca nu cumva, pentru că te bucuri astfel de ele, să te obișnuiești să le prețuiești atât de mult, încât să fii tulburat dacă n-ar mai fi vreodată. Reculege-te în tine însuți. Partea conducătoare, rațională a sufletului, are de la natură capacitatea de a se mulțumi cu sine însăși, când făptuiește dreptatea și prin aceasta își păstrează calmul. Șterge din minte reprezentarea. Încetează să te lași tras de sfori ca o marionetă. Mărginește-te la clipa de față. Înțelege ceea ce se întâmplă fie ție, fie altuia. Deosebește și descompune obiectul în elementul cauzal și cel material. Gândește-te la ceasul din urmă. Lasă greșeala comisă de acela, acolo unde ea a apărut. Compară-ți gândirea cu cele ce vorbești. Fă ca mintea ta să pătrundă evenimentele și cauzele acestora. Fă să strălucești prin simplitatea pudoarea și indiferența față de toate cele care stau la mijloc între virtute și viciu. Iubește neamul omenesc, urmează divinitatea. Spune acela, totul e conform legii, dar numai elementele există cu adevărat. E suficient însă să-ți aduci aminte că totul se petrece conform legii. Pentru un moment e foarte puțin. Despre moarte sau este o dezagregare dacă există atomi? În schimb, dacă există unitate, este sau o distrugere sau o trecere în altă parte. Despre suferință. Ceea ce este de nesuportat te alungă din viață. Ceea ce durează în timp e suportabil. Intelectul, retrăgându-se în sine, își păstrează seninătatea, și partea conducătoare a Sufletului nu devine mai rea. Cât despre părțile afectate de durere, dacă le este cu putință, să-și spună părerea în legătură cu aceasta. Despre faimă: cercetează intelectele acestora. Ce fel de oameni sunt, de ce lucruri se feresc și ce fel de lucruri își doresc. Și observă că, după cum bancurile de nisip, îngrămădite unele peste altele, le ascund pe cele depuse la început, tot așa, în viață, evenimentele trecute sunt rapid făcute uitate de cele care vin după ele. Cel care are intelectul măreț și viziunea speculativă a întregului timp a întregii substanțe, gândești oare că să cotește drept un lucru important viața omenească? Imposibil, răspunde. Așadar, un asemenea om nu va socoti nici moartea drept ceva înfricoșător. Cu siguranță că nu. A face bine și a auzi că ești vorbit de rău este regesc. Este rușinos ca fața să-ți fie docilă și să-și ia aspectul și expresia în funcție de cerințele intelectului, în timp ce el nu ia aspectul și expresia potrivite cu el însuși. Nu trebuie să te superi din cauza lucrurilor, căci lor nu le pasă deloc de asta. Tu poți oferi motive de bucurie zeilor nemuritori și nouă. A secera viața precum un spic încărcat de rod și unul rămâne în picioare, altul nu. Dacă eu și cei doi copii ai mei am fost uitați de zei, chiar și aceasta are o rațiune. Căci împreună cu mine sunt binele și dreptatea. Nu te plânge, și nu te frământa. Eu, însă, acestuia i-aș opune următorul raționament drept. Nu vorbești bine, omule, dacă socotești că un bărbat care este chiar de mică valoare trebuie să țină seama de primejdiile vieții și morții, dar nu trebuie să aibă în vedere, când acționează, doar dacă acționează în mod drept sau nedrept și dacă îndeplinește acțiunile unui om bun sau pe ale unuia rău. Căci astfel stau lucrurile, bărbații atenieni, cu adevărul. Dacă cineva s-a cotit a fi cel mai bun, s-a plasat el însuși într-un post, sau a primit de la Arhonte ordin să se așeze acolo, după părerea mea, trebuie să se mențină pe poziție, înfruntând pericolele, fără să țină seama nici de moarte, nici de nimic altceva decât de urițenia morală. Dar, o, oh, fericitule, ai grijă că noblețea sufletului și binele nu sunt altceva decât salvarea altuia și propria ta salvare, căci omul cu adevărat om nu trebuie să renunțe la preocuparea de a trăi cât mai mult timp și la dragostea de viață ci, punându-și toată speranța în zeu în legătură cu aceste lucruri și dând crezare vorbelor femeilor că nimeni nu poate să scape de destin, nu trebuie să se gândească la cum să trăiască cât poate mai frumos, cât timp îi este dat să trăiască. Privește cu atenție cursul astrelor, ca și cum te-ai roti împreună cu ele, și gândește-te tot timpul la transformările elementelor unele în altele, căci reprezentările acestora curăță murdăria vieții trăite pământește. Cel care discută despre oameni trebuie să țină seamă și de cele pământești, ca și cum s-ar afla undeva sus. Mulțimi, armate, Munci agricole, căsătorii, divorțuri, nașteri, morți, rumoarea confuză din tribunale, locuri pustii, popoare barbare de orice fel, sărbători, înmormântări jalnice, piețe, amestec confuz și o ordine care vine din contrarii. Contemplă cu atenție evenimentele trecute, schimbările atât de numeroase ale imperiilor. Este permis să prevezi și evenimentele viitoare, căci vor avea întru totul aceeași soartă, și nu e posibil să iasă din ritmul evenimentelor de acum. Rezultă de aici că a studia viața oamenilor pe o perioadă de 40 de ani sau pe o perioadă de zeci de mii de ani e același lucru. Căci ce anume vei vedea în plus? Și cel ce naște din pământ, în pământ se întoarce, și cele ce încolțesc din sămânța cerească, din nou se întorc pe bolta cerească, adică o dezagregare a combinațiilor în atomi și o descompunere asemănătoare a elementelor insensibile. Și cu mâncăruri, băuturi și vrăjitorii, încercând să schimbe cursul vieții încât să scape de moarte trebuie suportată adierea trimisă de zei în mijlocul suferințelor care nu trebuie blamate. Cel mai brav luptător, dar nu dedicat binelui comun, nici mai respectuos, nici mai disciplinat față de evenimente, nici mai binevoitor față de greșelile apropiaților. Când o acțiune poate fi desăvârșită conform rațiunii comune zeilor și oamenilor, atunci nu este nimic de temut. De fapt, când este permis să se obțină un lucru folositor printr-o activitate care se desfășoară bine și care avansează conform alcătuirii noastre, atunci nu trebuie suspectată nicio pagubă. În orice loc și întotdeauna depinde de tine, și să fii mulțumit cu pietate de împrejurările prezente, și să te porți conform dreptății față de oamenii prezenți în jurul tău, și să-ți pui întreaga artă în slujba reprezentării prezente, ca să nu se strecoare nimic la care nu ți-ai dat asentimentul. Nu trage cu ochiul la părțile conducătoare ale sufletelor altora ci privește drept către obiectivul spre care te călăuzește natura, aceea a întregului prin lucrurile care ți se întâmplă și a ta proprie prin acțiunile pe care trebuie să le faci. Fiecare trebuie să facă ceea ce este în acord cu alcătuirea sa. Celelalte ființe au fost alcătuite în vederea celor raționale, după cum, în orice alt caz, ființele inferioare sunt alcătuite în vederea celor superioare ființele raționale în schimb, unele în vederea celorlalte. Prin urmare, trăsătura caracteristică în alcătuirea omului este sociabilitatea, iar a doua, rezistența la pasiunile trupului. Că ce propriu mișcării rațiunii și minții să-și impună limite și niciodată să nu se lase învinsă nici de mișcarea simțurilor, nici de cea a impulsurilor căci fiecare dintre acestea două este de natură animalică. Cea mentală însă vrea să fie primă și să nu fie dominată de acelea. Pe drept cuvânt, căci mișcarea mentală are de la natură funcția de a beneficia de toate acelea. A treia trăsătură a unei alcătuiri raționale o reprezintă capacitatea de reflexie și neputința de a se înșela. Având toate acestea, așadar, partea conducătoare a sufletului să meargă drept înainte pe drumul său astfel deține toate cele ale sale să iubești numai ceea ce ți se întâmplă ție însuți și ceea ce ți este urzit de destin ce poate fi oare mai plăcut pentru orice eveniment, să ai înaintea ochilor pe aceea cărora li s-au întâmplat aceleași evenimente, în urma cărora s-au înfuriat, au rămas uluiți, s-au lamentat. Unde sunt aceștia acum? Nicăieri. Și tu vrei așadar să faci aceleași lucruri? Nu vrei mai degrabă să lași aceste transformări ale altuia, celor care le provoacă și le suportă, iar tu să te dedici modului în care te folosești de aceste fapte, căci te vei putea folosi bine de ele și vor fi materialul tău de lucru. Fii numai atent și dorește-ți să fii virtuos în tot ce vei face. Și amintește-ți de aceste două precepte. Contează ceea ce vei face și nu contează cui îi se adresează fapta ta. Sapă în interiorul tău. În interiorul tău este izvorul binelui și întotdeauna are puterea de a țâșni dacă ai să sapi întotdeauna. Trebuie ca și corpul să fie întărit și să nu se găsească în stare de agitație nici când e pus în mișcare, nici când e în repaus. Căci, după cum intelectul se oglindește în înfățișare, păstrându-și propria inteligență și aparență, tot astfel trebuie să se pretindă și de la întregul corp. Toate acestea trebuie observate fără vreun artificiu. Arta de a trăi este mai asemănătoare cu arta luptelor decât cu cea a dansului, prin faptul că trebuie să stai bine pe picioare, fără să cazi și pregătit pentru tot ceea ce ți se ivește în cale, chiar neprevăzut. Fii atent tot timpul cine sunt aceia de la care vrei să primești mărturie și ce fel de parte conducătoare a sufletului au, căci nu le vei face reproșuri celor care greșesc involuntar, nici nu vei avea nevoie să-ți fie martori dacă vei privi în interiorul tău până la izvoarele părerilor și impulsurilor lor. Orice suflet, se spune, este lipsit de adevăr, fără voia lui. Astfel, așadar, este lipsit de dreptate, de cumpătare, de bunăvoință și de orice virtute asemănătoare. Este cu totul necesar să-ți aduci aminte necontenit de acest principiu, căci vei fi mai îngăduitor cu toți. Pentru orice durere, să ai la îndemână gândul că nu este rușinos nici nu devine mai rău intelectul conducător. De fapt, nicio durere nu îl distruge nici ca facultate rațională, nici ca facultate sociabilă. Totuși, în mai multe cazuri, să-ți vină în ajutor vorba lui Epicur, după care durerea nu este nici de nesuportat, nici veșnică, dacă ți-amintești de limitele ei și nu o amplifici cu propria-ți gândire. Amintește-ți de asemenea că multe situații care sunt asemănătoare durerii creează, fără știrea noastră, neplăceri, cum sunt somnolența, febra și lipsa poftei de mâncare. Așadar, când ești nemulțumit de vreuna dintre acestea, spuneți ți ție însuți că te lași în seama durerii. Vezi să nu resimți față de neoameni ceea ce neoamenii resimt față de oameni. De unde știm noi dacă te la Uges nu i-a fost superior lui Socrate prin stările sale sufletești? Căci nu e de ajuns că Socrate a murit în chip mai glorios, că a fost mai abil în disputele sale cu sofiștii, că a petrecut cu foarte multă răbdare o noapte pe un sloi de gheață, că, primind ordin să meargă la Salamina, a considerat mai nobil să se împotrivească și că se plimba mândru pe străzi, amănunte de care cineva s-ar putea îndoi dacă sunt adevărate. Trebuie însă să examineze aceasta, adică ce fel de suflet avea Socrate și dacă putea să se mulțumească că este drept cu oamenii și pios față de zei, fără să se supere neîntemeiat pe viciu, fără să se simtă sclav din cauza neștiinței unuia, fără să primească ca pe ceva străin vreunul dintre evenimentele hărăzite de întreg sau fără să le suporte, ca și cum ar fi vorba de lucruri de neîndurat și fără să îi îngăduie minții să participe la pasiunile bietei cărni. Natura nu te-a amestecat în compus, Astfel încât să nu-ți fie îngăduit să te delimitezi de tine însuți și să readuci sub controlul tău propriile acțiuni. Întotdeauna să-ți aduci aminte de aceasta și de acel gând. Viața fericită depinde de foarte puține lucruri, și, deoarece ți-ai pierdut speranța că mai poți deveni un dialectician și un fizician. Nu renunța din această cauză să fii liber, respectuos, sociabil și supus zeului, căci este foarte posibil să devii un bărbat divin și să nu fii recunoscut de nimeni. Trăiește fără să te simți forțat de ceva într-o atât de mare bucurie, chiar dacă toți aruncă asupra ta cu injuriile pe care le doresc chiar dacă fiarele sfâșie bietele membre ale acestei mase de carne care ți-a crescut de jur împrejur. Căci ce lucru ar putea să împiedice intelectul în mijlocul acestor probe, să-și păstreze calmul, să judece corect realitățile care îl înconjoară și să se folosească cu iscusință de cele care îi se pun la dispoziție? În consecință, capacitatea de judecată spune obiectului întâlnit aceasta ești prin substanță, deși după opinia comună ai părea altceva. Iar capacitatea de a folosi împrejurările spune celei care îi se ivește. Pe tine te căutam, căci întotdeauna, pentru mine, ceea ce este prezent constituie materialul virtuții raționale și politice și, în general, al unei arte a omului sau a zeului. Căci orice se întâmplă are o legătură strânsă cu divinitatea sau cu omul și nu este nou, nici greu de mânuit, ci cunoscut și ușor de prelucrat. Aceasta înseamnă desăvârșirea caracterului. Să trăiești orice zi ca și cum ar fi ultima, fără să fii agitat, fără să fii amorțit și fără să fii ipocrit. Zeii, care sunt nemuritori, nu se arată nemulțumiți că într-o astfel de veșnicie va trebui, într-un fel, să suporte prezența unor atât de mari și atât de mulți proști. Și, în plus, se îngrijesc de ei în multe feluri. Și tu, câtă vreme încă nu vei înceta să trăiești, refuzi o astfel de sarcină, și asta când ești unul dintre cei netrebnici? ar fi ridicol să nu fugi de propriul viciu, lucru care e posibil. În schimb, ar fi ridicol să încerci să fugi de viciul altora, lucru care este imposibil. Tot ceea ce capacitatea rațională și politică găsește că nu este nici rațional, nici în interesul comun, este considerat de ea, pe drept cuvânt, inferior ei înseși. Când ai făcut un bine și un altul a beneficiat de pe urma ta de aceasta, ce altceva mai cauți ca pe un al treilea lucru pe lângă acesta, precum nebunii? Faima că ai făcut bine sau dobândirea unei recompense? Nimeni nu obosește primind beneficii. A face un serviciu este într-adevăr. O acțiune conformă cu natura. Nu pregeta, așadar, să primești beneficii în timp ce le faci. Natura întregului a dat impulsul formării lumii. De fapt, sau tot ceea ce se întâmplă se întâmplă ca o consecință a acestui fapt. Sau sunt foarte puține, chiar și cele mai importante evenimente, cărora partea conducătoare a lumii le-a dat propriul său impuls. Acest lucru, odată reamintit, te va face să fii mai împăcat în multe privințe. Cartea 8: -a. Și acest gând te călăuzește spre renunțarea la gloria deșartă. Că nu mai poți să-ți trăiești întreaga viață, sau măcar acea perioadă care urmează după tinerețe, ca un filozof, ci este clar pentru mulți alții și chiar pentru tine însuți că ești încă departe de filozofie. Te afli așadar într-o situație confuză, încât nu-ți mai este ușor să dobândești faima de filozof. Acestui lucru îi se opune chiar și condiția de bază a vieții tale. Dacă ai întrezărit cu adevărat unde este problema, renunță la căutarea faimei și fi mulțumit că îți poți trăi ceea ce ți-a mai rămas din viață așa cum natura vrea de la tine. Gândește-te așadar la ce dorește ea și nimic altceva să nu te tulbure. Că ce ai încercat rătăcind pe atâtea căi și nu ai aflat nicăieri un mod de a trăi fericit. Nici în silogisme, nici în bogăție, nici în glorie, nici în bucurie. Nicăieri. Unde e atunci? În îndeplinirea celor pe care natura omenească le cere. Și cum vei îndeplini acest obiectiv? Numai dacă vei avea niște principii sigure, din care să pornească impulsurile și acțiunile tale. Ce fel de principii? Cele care privesc binele și răul. După care, nimic nu este bun pentru om dacă nu îl face drept, cumpătat, curajos, liber, și, pe de altă parte, nimic nu este rău dacă nu îl face contrariul celor spuse. Cu prilejul fiecarei acțiuni, întreabă-te pe tine însuți: În ce fel mi se potrivește? Nu mă voi căi pentru ea? încă puțin și eu voi muri și totul va dispărea. Ce să-mi doresc mai mult dacă acțiunea pe care o îndeplinesc acum este a unei ființe raționale, sociale și supuse aceleași legi ca zeul? Ce sunt Alexandru, Gaius Cezar sau Pompeius față de Diogene, Heraclit și Socrate? Aceștia, din urmă, cunoșteau lucrurile, cauzele, materiile, și părțile lor conducătoare erau întotdeauna aceleași, în timp ce ceilalți, câte lucruri nu știau și pentru câte deveniseră sclavi. Chiar dacă tu ai plezni de ciudă, ei tot vor face întotdeauna aceleași lucruri. În primul rând nu te frământa, căci toate se petrec conform naturii întregului, și în scurtă vreme tu nu vei mai fi nicăieri, așa cum nu mai sunt nici Hadrian, nici Augustus. Apoi, fixându-ți ochii asupra problemei, privește-o cu atenție, amintindu-ți că trebuie să fii un om bun, și ceea ce pretinde natura umană, ei bine, fă aceasta fără să te întorci înapoi și spuneți că așa îți pare că este cel mai drept, numai să o faci cu bună voință, cu modestie și fără ipocrizie. Natura întregului are această sarcină, să mute lucrurile dintr-un loc în altul, să le transforme, să le ia dintr-un loc și să le ducă în altul totul este transformare, așa încât nu trebuie să ne temem că va apărea din nou. Totul este obișnuit și cele hărăzite fiecăruia de destin sunt egale. Orice natură își este suficientă sieș dacă urmează un drum fericit. Și natura rațională urmează un drum fericit dacă, în cazul reprezentărilor, nu își dă sentimentul nici la ceea ce e fals, nici la ceea ce este obscur. Dacă își îndreaptă impulsurile numai spre acțiunile sociale, dacă își arată dorințele și aversiunile numai asupra celor aflate în puterea noastră. Dacă primește cu bucurie ceea ce-a fost urzit de natura comună. Că ce parte din aceasta din urmă, precum natura unei frunze, reprezintă o parte din cea a arborelui. Numai că, în acest caz, natura frunzei este o parte dintr-una lipsită de sensibilitate și rațiune, și care poate fi stânjenită în dezvoltarea sa. În schimb, natura omenească e o parte dintr-o natură lipsită de obstacole, rațională și dreaptă dacă e adevărat că aceasta atribuie fiecăruia în mod egal și după merit fragmente de timp, de substanță, de cauză, de activitate, de întâmplări. Și egale sunt cele hărăzite fiecăruia. Observă totuși nu dacă vei găsi în fiecare caz un element egal cu altul, ci dacă, în general, întregul dat unuia este egal cu întregul primit de un altul. nu ți mai este îngăduit să citești, dar îți este îngăduit să-ți înfrânezi cu tezanța nesăbuită. Îți este îngăduit să-ți stăpânești plăcerile și durerile. Îți este îngăduit să fii superior faimei mărunte. Îți este îngăduit să nu te înfurii pe cei lipsiți de bun simț și pe cei nerecunoscători. Ba mai mult, îți este îngăduit să ai grijă de ei. Nimeni să nu te audă spunând vorbe urâte despre viața de la curte, nici tu pe tine însuți. Schimbarea de conștiință este un fel de mustrare de sine, fiindcă a neglijat ceva util. Dar utilul trebuie să fie ceva bun, și omul virtuos trebuie să se ocupe de acesta. Niciun om virtuos. Nu ar putea să se căiască pentru că a neglijat o plăcere. Căci plăcerea nu este nici utilă, nici bună. Ce este acest obiect în el însuși, după propria sa alcătuire? Ce este substanța și materia din el? Ce este cauza? Ce efecte produce în lume? Cât timp dăinuie? De câte ori te scoli cu greu din somn, amintește-ți că e potrivit cu alcătuirea ta și cu natura umană să-ți îndeplinești activitățile în vederea binelui comun, în timp ce somnul este comun și viețuitoarelor lipsite de rațiune. Ceea ce e potrivit naturii fiecarei ființe e și mai apropiat ei, mai conatural și chiar mai plăcut fără încetare și cu orice ocazie, dacă ți este posibil, examinează reprezentările după cercetarea fizică, după studiul afectelor și după principiile dialectice. Pe oricine ai întâlni, spuneți ție însuți de îndată. Ce principii are acesta despre cele bune și despre cele rele? Căci, dacă despre plăcere, despre durere, despre lucrurile care le produc pe cele două, despre renume, despre infamie, despre moarte, despre viață are astfel de principii, nu îmi va părea nimic uimitor sau ciudat când va îndeplini astfel de acțiuni. Și îmi voi aduce aminte că el este constrâns să procedeze astfel. Amintește-ți că, după cum este rușinos să te miri că smochinul face smochine, tot așa e și dacă te miri că lumea produce aceste fructe de care e purtător. La fel, este rușinos pentru un medic sau pentru un corăbier să se mire de faptul că cineva are febră sau că vântul îi este potrivnic. Amintește-ți că ați schimba părerea și a-l urma pe cel care te corectează sunt de asemenea acte de libertate, căci acțiunea ta se realizează după impulsul și judecata ta și, în consecință, după mintea ta. Dacă stă în puterea ta, de ce o faci? Dacă stă în puterea altora, de ce te plângi? De atomi sau de zei Ambele răspunsuri sunt prostești. Nu trebuie să te plângi de nimeni, căci, dacă poți, corectează-l pe altul. Dacă nu o poți face, îndreaptă această situație. Dacă nici acest lucru nu-l poți face, la ce-ți folosește să te plângi? Căci nimic nu trebuie făcut la întâmplare. Ceea ce e mort nu cade în afara lumii. Dacă rămâne aici, Aici se transformă și se descompune în propriile sale componente, care sunt elementele lumii și ale tale, și acestea se transformă apoi și nu murmură. Fiecare lucru, un cal, vița de vie, există pentru ceva. De ce te miri? Și Helios va spune, Exist pentru ceva. La fel și alți zei. Tu, așadar, pentru ce existi? Pentru a te desfăta? Vezi dacă poți suporta acest gând. Natura a avut în vedere sfârșitul fiecărui lucru numai puțin decât începutul și parcursul existenței sale, precum cel care aruncă în sus mingea. Așadar, de ce bine se bucură mingea care este aruncată în sus, și de ce rău se bucură cea care este purtată în jos și cade pe pământ? Și de ce bine se bucură balonul de spumă care este rotund, sau de ce rău se bucură cel care se dizolvă? Aceleași lucruri se pot spune și când vine vorba despre o lampă. Întoarce-l și privește cum este și cum devine corpul tău îmbătrânind, fiind bolnav și suferind. O viață scurtă au și cel care laudă și cel care este lăudat. Și cel care pomenește amintirea cuiva, și cel la cărui amintire este pomenită. Mai mult încă, și într-un colț al acestei regiuni a lumii, nici măcar acolo nu se pun toți de acord între ei și nici fiecare cu sine însuși și întreg pământul nu e decât un punct în spațiu. Fii atent la subiectul de care te ocupi, la acțiunea care are loc, la principiul care se aplică și la sensul cuvintelor. Pe drept suferi acestea, fiindcă vrei mai degrabă să devii bun mâine decât să fii bun azi. Fac ceva o fac raportându-mă la binele oamenilor mi se întâmplă ceva primesc raportându-mă la zei și la izvorul tuturor lucrurilor de unde pornesc toate evenimentele după cum îți apare baia ulei sudoare murdărie apă cleioasă toate lucrurile dezgustătoare tot așa este orice parte a vieții și orice obiect care ți se oferă. Lucila l-a înmormântat pe Verus, apoi a fost rândul Lucilei. Secunda l-a înmormântat pe Maximus, apoi a fost rândul Secundei. Epitincanus l-a înmormântat pe Diotimus, apoi a fost rândul lui Epitincanus. Antoninus a înmormântat-o pe Faustina apoi a fost rândul lui Antoninus și așa mai departe. Celer l-a înmormântat pe Hadrian, apoi a fost rândul lui Celer. Unde sunt acești oameni ageri la minte și rafinați care erau capabili să prevadă evenimentele, plini de orgoliu? Carax, Demetrius Platonicianul, Eudaimon și alții asemenea lor. Toate sunt trecătoare și apuse de multă vreme. Unii nu trezesc nicio amintire, nici măcar pentru puțin timp. Alții au trecut în legendă, iar alții sunt în momentul de față șterși chiar din legendă. Așadar, amintește-ți acestea, că biata ta alcătuire va trebui să se descompună sau bietul tău suflu se va stinge sau vei fi luat de aici și vei fi așezat în altă parte. Bucuria omului este să îndeplinească cele ce sunt proprii omului. Și îi sunt proprii omului bunăvoința față de cei din aceeași specie, disprețul pentru mișcările simțurilor, distinția între reprezentările convingătoare, contemplarea naturii întregului și a celor care au loc în acord cu ea. Trei relații una cu cuprinzătorul care mă înconjoară, a doua cu cauza divină de la care decurge tot ce se întâmplă pentru toți, a treia cu cei care trăiesc cu mine. Durerea este un rău sau pentru corp, să fie spus clar, sau pentru suflet, dar îi este permis acestuia să-și păstreze propria seninătate și liniște și să nu considere că durerea este un rău. Căci orice judecată, impuls, dorință și aversiune se găsesc în noi, și niciun rău nu ajunge până acolo. Ștergeți din minte reprezentările, repetându-ți fără încetare. Acum, depinde de mine ca în acest suflet să nu existe vreo josnicie, vreo poftă, într-un cuvânt, vreo tulburare și observând toate lucrurile care există în realitate, să mă folosesc de fiecare în raport cu valoarea sa. Amintește-ți de această facultate hărăzită ție de natură. Vorbește fie în senat, fie în orice convorbire, în mod ordonat și clar. Folosește argumente sănătoase. Curtea lui Augustus soție, fică, nepoți, urmași, sora, agripa, rude, prieteni apropiați, amici, arius, mecena, medici, preoți. Moartea a adus sfârșitul întregii curți. Trece apoi la alte curți, și la moartea celor de la curte, apoi la dispariția unor orașe întregi, și nu la moartea unui singur om, ci, de exemplu, la aceea a Pompeilor. Amintește-ți apoi și acest fel de inscripții, cel din urmă din neamul său. Gândește-te câte eforturi au făcut cei dinaintea lui pentru a-și lăsa un moștenitor apoi a trebuit să fie cel din urmă. Și cu aceasta, sfârșitul unui neam întreg. Trebuie să-ți organizezi viața acțiune cu acțiune și dacă fiecare își atinge pe cât posibil menirea ei, să fii mulțumit. Și nimeni nu poate să te împiedice ca fiecare acțiune să fie corespunzătoare menirii sale, dar se va ivi din afară fără vreo problemă. Nici o problemă nu se poate ivi în calea unei acțiuni săvârșite în mod just, cu moderație și bine calculată. Însă o altă acțiune va fi poate împiedicată. Dar dacă vei accepta cu bucurie această piedică și dacă te vei îndrepta cu înțelepciune spre ceea ce ți este dat, imediat ți se oferă în schimb o altă acțiune, aflată în deplină armonie cu organizarea despre care este vorba. Primește fără îngânfare. Renunță fără să opui rezistență. Dacă ai văzut vreodată o mână tăiată, sau un picior, sau capul despărțit de gât, lăsat să zacă pe undeva, departe de restul corpului, ei bine, la fel se face pe sine cel care, pe cât îi stă în putere, nu acceptă sau se separă de ceea ce îi se întâmplă ori care face ceva împotriva societății. Astfel, te-ai despărțit într-o oarecare măsură de unitatea alcătuită potrivit naturii, căci te-ai născut făcând parte din aceasta, iar acum te-ai mutilat pe tine însuți. Dar într-o astfel de situație există o soluție, fiindcă ți este permis să refaci unitatea. Niciunei alte părți zeul nu i-a acordat această posibilitate ca, odată despărțită și tăiată, să revină la unitatea anterioară. Dar ține cont de bunătatea cu care l-a onorat pe om, căci a făcut ca această parte să poată la început să nu se despartă de întreg. Și odată despărțită, i-a dat posibilitatea să-l regăsească, să se unească cu acesta și să-și recupereze poziția sa de parte. După cum natura universului a oferit aproape ca pe un dar toate celelalte facultăți fiecăreia dintre ființele raționale, tot așa, de la ea am primit și această capacitate, căci în felul acesta, orice lucru care le iese în cale și le împiedică ea, îl convertește și îl dispune în armonie cu destinul, făcându-l parte din ea însăși. La fel, orice ființă rațională poate să facă din orice obstacol o materie pentru sine însuși și să o folosească potrivit pentru vreun scop spre care își îndreaptă impulsul. Să nu te tulbure reprezentarea vieții întregi nu încerca să măsori cu gândul de ce încercări și de câte probleme dificile vei avea parte, ci, pentru fiecare dintre evenimentele prezente, întreabă-te ce este insuportabil și de neîndurat în situația actuală. Cu siguranță îți va fi rușine că ai avut o asemenea părere. Amintește-ți apoi că nici viitorul și nici trecutul nu te copleșesc, ci întotdeauna numai prezentul și că acesta se reduce, numai să-l delimitezi și să-ți convingi intelectul de greșeala sa, dacă nu reușește să-l înfrunte, așa simplificat. Oare Pantea sau Pergamos sunt îngropați acum lângă mormântul lui Verus? Oare Cabrias sau Diotimus sunt îngropați lângă cel al lui Hadrian? Ridicolă întrebare. Dar, Chiar dacă ar fi fost îngropați lângă mormântul acestora, ar mai fi putut ei oare să-și dea seama de aceasta? Și dacă și-ar fi dat seama, ar mai fi putut simți vreo bucurie? Și chiar dacă s-ar fi bucurat, ar fi putut ei oare să rămână nemuritori? Nu le fusese oare rânduit și lor ca mai înainte să ajungă bătrâne și bătrâni și apoi să moară? Așadar, ce ar fi urmat să facă mai târziu Hadrian sau Verus, de vreme ce liberții lor au murit. O duhoare este tot acesta și sânge amestecat cu praf adunat într-un sac. Dacă poți să vezi lucrurile cu un ochi pătrunzător, privește. Judecând, spune, cu argumente foarte înțelepte, nu văd în constituția unei ființe raționale nicio virtute care să se opună dreptății, dar văd stăpânirea de sine care se opune plăcerii. Dacă ai renunțat la părerea ta despre suportarea durerii, te-ai găsi în cea mai deplină siguranță. Cine este aceasta? Rațiunea! Dar eu nu sunt rațiunea. Fie! Atunci, rațiunea să nu se întristeze de ea însăși. Dacă o altă parte din tine suferă un rău, exprimă-ți o părere despre ea. O piedică în calea senzației este un rău pentru natura unui animal. O piedică în calea impulsului este în egală măsură un rău pentru natura unui animal. Deopotrivă, există un alt tip de piedică, care este un rău pentru dezvoltarea vegetației. În același fel, o piedică în calea gândirii este un rău pentru natura ființei care gândește. Ei bine, aplică toate aceste considerații propriei persoane. Durerea, plăcerea te încearcă, se va vedea senzația. O piedică stă în calea impulsului tău? Dacă procedezi cu impulsul fără rezervă, e un rău pentru tine ca ființă rațională. Dacă, în schimb, ai despre piedică o cunoaștere anticipată, nu vei simți nici ca pe o vătămare, nici ca pe un obstacol. Nimic altceva nu le poate împiedica pe cele proprii rațiunii. Nu au nicio atingere cu rațiunea, nici focul, nici fierul armelor, nici tiranul, nici calomnia. De vreme ce a devenit o sferă, rămâne totdeauna o sferă. Nu merit să-mi provoc durere, fiindcă niciodată nu i-am provocat nimănui altcuiva durere în mod intenționat. Unul se bucură pentru un lucru, altul pentru un altul. Eu mă bucur când îmi păstrez sănătoasă partea conducătoare a sufletului, așa încât să nu mă îndepărtez de niciun om și să nu mă feresc de niciunul dintre evenimentele care li se întâmplă oamenilor. Ci să privesc totul cu ochi binevoitori, pregătit să primesc fiecare împrejurare și să mă folosesc de ea în funcție de valoarea ei. oferă acest timp. Cei ce preferă să caute faima în fața posterității, nu se gândesc că și aceia vor fi după cum sunt cei pe care acum îi consideră o povară, și că și aceia sunt muritori. La urma urmei. Ce poate să însemne pentru tine dacă aceia fac să răsune numele tău cu astfel de glasuri, orau au despre tine o astfel de părere? Ia-mă și aruncă-mă oriunde dorești. Și acolo îmi voi păstra daimonul binevoitor, adică împăcat cu sine, cât timp se află și acționează conform propriei sale alcătuiri. Oare merită ca din vreun motiv sufletul meu să devină nenorocit? inferior lui însuși, umilit, rănit, presat, înspăimântat? Ce vei putea găsi pentru a justifica starea acestuia? Niciunui om nu poate să-i se întâmple ceva care să nu fie un eveniment specific naturii umane. Niciunui bou nu-i se întâmplă ceva care să nu fie propriu naturii bovine nici viței de vie, ceva care să nu fie propriu naturii viței, nici pietrei, ceva care să nu fie propriu naturii pietrei. Așadar, dacă fiecărui lucru îi se întâmple ceva obișnuit și potrivit cu natura sa, de ce ai fi nemulțumit? Căci natura comună nu ți-a hărăzit nimic care nu poate fi suportat. Dacă te întristezi din cauza unui lucru exterior, de fapt, nu acesta te tulbură, ci felul tău de a-l judeca. Stă în puterea ta, chiar din acest moment, să-l înlături. În schimb, dacă te întristează ceva care se găsește în dispoziția ta interioară, cine te oprește să modifici principiul care a determinat aceasta? La fel, dacă te întristează că nu reușești să faci această acțiune care ți s-a părut sănătoasă, de ce nu încerci să o faci mai degrabă decât să te întristezi? Dar un obstacol foarte puternic mi s-a pus înainte. Atunci, nu mai fi trist, căci motivul pentru care nu ai făcut-o nu vine de la tine. Dar nu merită să trăiesc dacă nu realizezi aceasta. Ieși așadar din viață cu sufletul binevoitor precum cel care moare făcând ceea ce vrea, dar în același timp indulgent cu obstacolele. Aduți aminte că partea conducătoare a sufletului este invincibilă. Când se întoarce către sine, se mulțumește cu ea însăși, nefăcând nimic din ceea ce nu vrea, chiar în cazul în care se pune în apărare în mod irațional. Ce se întâmplă, așadar, când exprimă o judecată despre ceva cu rațiune și în mod circumspect? De aceea, intelectul eliberat de pasiuni e o fortăreață, căci omul nu are în el nimic mai întărit în care, dacă se refugiază pentru restul zilelor sale, rămâne de neînfrânt. Cel care nu a văzut acest refugiu este un neștiutor, iar cel care l-a văzut și nu s-a pus la adăpost în el, este un nenorocit. Nu-ți spune ție însuți nimic mai mult decât te anunță primele reprezentările. Ți se anunță că un oarecare te vorbește de rău. Aceasta ți se anunță. Nu ai fost anunțat că ai fost vătămat. Văd că mi este bolnav copilul. Văd. Nu văd însă că ar fi în primejdie. În acest fel așadar, rămâi fidel întotdeauna primelor reprezentări. Nu adăuga nimic din interiorul tău și nimic nu ți se va întâmpla. Mai degrabă, adaugă ceva ca unul care cunoaște fiecare dintre evenimentele care se petrec în lume. Castravetele este amar? Aruncă-l! În drum sunt mărăcini? Ocolește-i! Este de ajuns! Nu mai adăuga de ce se întâmplă acestea pe lume. Fiindcă vei fi luat în râs de un om care cercetează natura, precum ai fi luat în râs de un tâmplar sau de un cizmar dacă îi acuzi că vezi în atelier surcele și bucăți rămase din cele fabricate de ei. Și totuși, aceștia au unde să le arunce. Natura întregului, în schimb, nu are nimic în afară de sine. Dar ceea ce este minunat în meșteșugul naturii este faptul că, delimitându-se pe ea însăși, transformă pentru sine tot ce în ea pare perisabil, învechit și nefolositor, și că din acestea creează altele noi, încât ea nu are nevoie de nicio substanță din afară și de niciun loc în care să arunce lucrurile cele mai stricate. Se mulțumește așadar cu spațiul propriu cu propria sa natură și cu meșteșugul ei specific. Nu fi neglijent în acțiunile tale, nici încurcat în discuții, nici dezorientat în reprezentări. Nici nu te închide în tine pentru întotdeauna, nici nu ieși în afară și nici nu te lăsa prins de activitățile tale în cursul vieții. Omoară, rup carnea în bucăți, trimit blesteme. Ce legătură au toate acestea cu intelectul care se menține curat, stăpân pe sine, cumpătat, drept? Precum dacă cineva stând lângă un izvor limpede și dulce l-ar blestema, acest izvor nu încetează să-și arunce șuvoiul de apă bună de băut. Și chiar dacă ar arunca în apa lui nămol și murdărie, izvorul le va împrăștia repede, le va spăla și în niciun caz nu își va tulbura limpezimea. Cum vei avea așadar în tine un izvor care să curgă neîncetat și nu un puț? Numai dacă te vei păstra în fiecare moment liber, cu bunăvoință, simplitate și modestie. Cel care nu știe că există lumea, nu știe nici unde se află el însuși. Iar cine nu știe pentru ce a fost născut, nu știe nici cine este el însuși, nici ce este lumea. Iar cel care trece cu vederea una dintre acestea, nu ar ști să spună nici pentru ce s-a născut. Așadar, cum ți se pare omul care respinge sau urmărește laudele celor ce aplaudă? indivizi ce nu știu nici în ce loc se găsesc și nici cine sunt ei înșiși. Vrei să fii lăudat de un om care se blesteamă de trei ori pe oră? Vrei să placi unui om care nu se place pe el însuși? Se place pe sine însuși cel care se căiește aproape pentru tot ceea ce face? Nu te limita să respiri aerul care te înconjoară, ci din acest moment gândește în armonie cu inteligența care înconjoară orice lucru, căci puterea de a gândi nu este mai puțin răspândită pretutindeni și nu pătrunde mai puțin în orice ființă care își dorește să-și o apropie mai mult decât pătrunde aerul în cel care poate să-l respire. Luat în general, viciul nu dăunează lumii. Cel individual nu-l vatămă pe celălalt, ci este dăunător numai pentru acela căruia i s-a dat posibilitatea să se depărteze de viciu de îndată ce și-a dorit. Facultatea de a alege a vecinului meu este tot atât de indiferentă facultății mele de a alege ca și respirația sau bietul trup al acestuia, căci, Chiar dacă suntem născuți unul pentru celălalt pe cât posibil, totuși fiecare dintre noi are părțile conducătoare ale Sufletului drept puterea sa suverană. Așadar, viciul vecinului meu ar putea deveni pentru mine un rău, motiv pentru care Zeul nu a vrut ca nefericirea mea să depindă de un altul. Soarele pare că se revarsă de sus și se revarsă pretutindeni, dar nu se risipește, căci revărsarea însăși este o tensiune. O dovadă în acest sens este faptul că razele sale au fost numite unde luminoase de la verbul a se revărsa și care este natura unei raze, s-ar putea înțelege dacă s-ar observa lumina provenită de la soare, care pătrunde printr-o încăpere într-o cameră întunecoasă. De fapt, ea se propagă în linie dreaptă și parcă se sprijină pe un corp solid care îi stă în drum, separându-o de aerul care se găsește dincolo de ea. Astfel se oprește și nu se scurge, nici nu cade. Așadar, în același fel, trebuie să fie și răspândirea și difuzarea intelectului. În niciun fel ca o risipire, ci ca o tensiune, și în fața obstacolelor rivite în cale, sprijinul nu trebuie să se facă în mod violent și vehement. Nici lumina intelectului nu trebuie să cadă, ci trebuie să se fixeze și să lumineze obiectul care o primește. Acesta se va lipsi de rază. Dacă nu va ști să o reflecte. Cine se teme de moarte se teme fie de pierderea sensibilității, fie de un alt tip de senzație. Dar, dacă nu va mai avea sensibilitate, nu va mai simți niciun rău. Dacă va căpăta un alt tip de sensibilitate, va fi un alt tip de ființă, și deci nu va înceta să trăiască. Oamenii sunt născuți unul pentru altul. În consecință, ori îi educi, ori îi suporți. Într-un fel se mișcă o săgeată, într-un alt fel gândirea. Dar gândirea, și când procedează cu prudență, și când se ocupă de o cercetare, se mișcă în linie dreaptă spre obiectiv, nu mai puțin decât săgeata. Intră în partea conducătoare a Sufletului fiecăruia și permitei, la rândul tău, oricui altcuiva să intre în partea conducătoare a Sufletului tău. Cartea Nouă Cel care comite o nedreptate, comite o impietate. Căci de vreme ce natura Universului a făcut ființele raționale unele pentru altele, astfel încât să se ajute reciproc, după valoarea fiecăreia, și să nu se vatăme în niciun fel, cel care încalcă voința acesteia comite o impietate evidentă față de cel mai venerabil dintre zei. Căci natura Universului este natura celor ce sunt. Iar cele ce sunt se află în strânsă legătură cu toate cele care le revin. Și cel care minte comite o impietate față de același zeu. Mai departe, acest zeu se numește Adevăr și reprezintă cauza primă a tuturor Adevărurilor. Cine minte cu voia lui comite o impietate, în măsura în care, înșelând, comite o nedreptate cel care minte fără voia lui, în măsura în care se împotrivește naturii universului și tulbură ordinea lumii, luptând împotriva acesteia, comite o impietate. Căci luptă cu ea cel care, împotriva voinței lui, se lasă purtat spre ceea ce este contrar adevărului. De fapt, el a primit resurse de la natură, dar neținând seamă de ele, nu mai este acum în stare să facă deosebirea între minciuni și adevăruri. Și cel care urmărește plăcerile ca pe niște lucruri bune și fuge de dureri ca de niște lucruri rele, comite o impietate. Căci este inevitabil ca un astfel de om să se plângă adesea de natura comună, considerând că ea în parte destinul nu după merit celor ticăloși și celor virtuoși. De vreme ce adesea, cei ticăloși se găsesc în mijlocul plăcerilor și își procură mijloacele pentru a le obține. Cei virtuoși, în schimb, au parte de suferință și de întâmplări care provoacă suferință. Pe lângă acestea, cel care se teme de durere se va înspăimânta uneori de evenimentele care pot avea loc în lume. Și acesta este deja lipsit de pietate. Cel care, apoi, Caută plăcerile, nu se va opri de la săvârșirea unor nedreptăți. Și acesta este în mod clar lipsit de pietate. Pe de altă parte, față de faptele în raport cu care natura se menține imparțială, căci nu le-ar fi creat pe amândouă dacă nu ar fi imparțială în raport cu ambele, este nevoie ca cei care vor să urmeze natura să se menține imparțiali, având aceleași păreri. În concluzie. Cel care nu arată o atitudine imparțială față de suferință și plăcere, față de moarte și viață, față de faimă și anonimat, de care natura întregului se folosește cu imparțialitate, e clar că este lipsit de pietate. Iar eu spun că natura comună se folosește de aceste fapte în mod imparțial, în loc să spună că acestea se produc în mod consecvent. Imparțial față de cele care există și față de cele care urmează, printr-un impuls primar al Providenței, conform căreia, dintr-un impuls inițial, a realizat această ordine cosmică, după ce a adunat unele rațiuni ale evenimentelor viitoare și a fixat puterile generatoare ale acestor existențe, transformări și uitări. A plecat dintre oameni fără a simți gustul minciunii, al oricărei ipocrizii, al vieții ușuratice și al orgoliului, era caracteristic omului mai elevat. A-ți da ultima suflare sătul de toate acestea până la dezgust reprezintă deci o a doua navigare, căci coruperea intelectului reprezintă ciuma cu mult mai grea decât infectarea și schimbarea aerului respirabil care ne înconjoară. Aceasta este, de fapt, ciuma animalelor ca animale, iar aceea este ciuma oamenilor ca oameni. Nu disprețui moartea, ci accept-o cu plăcere, fiindcă și ea reprezintă o parte din acele lucruri pe care natura și le dorește. De fapt, după cum sunt a fi tânăr, a îmbătrâni, a crește, a ajunge la maturitate, a-ți crește dinții, barba și apoi părul cărunt, a concepe un copil, a fi însărcinată, a naște și toate celelalte activități naturale pe care le aduc anotimpurile vieții, la fel este și moartea. Așadar, a acționa ca un om obișnuit să raționeze nu înseamnă a avea față de moarte o atitudine indiferentă, violentă și arogantă, ci a o aștepta ca pe una dintre acțiunile naturii. Și, după cum aștepți acum ca din pântecele femeii tale să iasă fătul, tot așa, fi gata să întâmpi în ceasul în care sufletelul tău va ieși din învelișul de carne. Și dacă mai vrei un sfat obișnuit, care-ți va merge la inimă, ei bine, te va face în cea mai mare măsură să accepti moartea. O cercetare amănunțită a lucrurilor de care urmează să te desparți și a feluritelor obiceiuri cu care sufletul tău nu va mai fi amestecat. Nu trebuie totuși să te lupți deloc cu ele, ci să ai grijă de ele și să le suporți cu calm. De aceea, nu uita că nu de oameni cu aceleași principii ca ale tale te vei separa, căci singurul motiv dacă ar exista vreunul care ar putea să te tragă în sens contrar și să te facă să rămâi în viață, ar fi permisiunea să trăiești cu persoane care și-au însușit aceleași principii ca tine. Acum însă, vezi cât de mare este suferința iscată de dezacordul conviețuirii încât ajungi să-ți zici. De-ai veni mai degrabă o moarte ca să nu uiți și eu de mine însumi. Cine greșește, greșește împotriva lui însuși. Cine comite o nedreptate, se nedreptățește pe sine, deoarece devine rău. Adeseori, comite o nedreptate și cel care nu face ceva, nu doar cel care face ceva. Sunt de ajuns pentru moment o părere singură. O activitate în interesul tuturor, o dispoziție interioară, astfel încât să primești cu bunăvoință orice eveniment provocat de o cauză din afară. Șterge reprezentarea, stăpânește-ți impulsul, oprește-ți dorința, păstrează-ți partea conducătoare a Sufletului în puterea ta. Un singur suflet este împărțit vietăților lipsite de rațiune. Un singur suflet inteligent este destinat ființelor raționale, după cum un singur pământ este pentru toate cele pământești. Vedem grație unei singure lumini și un singur aer respirăm noi, toți cei care suntem în stare să vedem și care suntem însuflețiți. Toate lucrurile care participă la o realitate comună se îndreaptă spre ceea ce este de aceeași natură cu ele. Tot ceea ce este pământesc se apleacă spre pământ. Tot ceea ce este lichid curge la oaltă. În același fel, stau lucrurile și cu ceea ce este făcut de aer, astfel încât e nevoie de baraje pentru a le împiedica și se impune folosirea forței. Focul. Purtat în sus de focul elementar, este atât de pregătit să ardă împreună cu orice foc, încât orice material puțin mai uscat se aprinde cu ușurință, din cauza faptului că este amestecat mai puțin cu ceea ce ar putea împiedica aprinderea. Ca urmare, orice lucru care participă la natura inteligentă comună, la fel sau chiar mai mult, se îndreaptă spre ceea ce e de același fel cu el. Căci, cu cât ceva este superior față de celelalte lucruri, cu atât este mai pregătit să se amestece cu ceea ce le este apropiat și să se contopească cu el. Desigur, printre viețuitoarele lipsite de rațiune s-au descoperit roiuri, turme, creșterea puilor și astfel de legături de iubire. Pentru că în acest caz erau ființe însuflețite, și în ele instinctul de a trăi la oaltă, care se face simțit într-o ființă superioară, se găsea așa cum nu se întâmplă nici în cazul plantelor, nici al pietrelor și nici al lemnelor. Între ființele raționale s-au legat relații politice, prietenii, legături de apropiere, înțelegeri, iar în timp de război tratatele și armistițiile. De asemenea, între ființele raționale, deși separate între ele, există o unitate într-un anumit fel, precum între astre. În același fel, ascensiunea către nivelul superior poate produce legături între ele, chiar între lucruri diferite. Privește ce se petrece acum. Căci numai ființele inteligente au uitat în momentul de față legătura reciprocă și atracția uneia față de alta, și numai între ele nu se mai vede inclinația de a curge împreună. Dar, deși încearcă să fugă, sunt strânse din toate părțile, fiindcă natura este puternică. Dacă te uiți cu atenție, vei înțelege ce spun. Cu siguranță. Mult mai ușor s-ar găsi un lucru pământesc care să nu aibă legătură cu un altul decât un om care să stea departe de alt om. Poartă un rod și omul, și zeul, și lumea. Fiecare lucru își poartă rodul în anotimpul potrivit lui. Dacă din obișnuință termenul se folosește în sensul său propriu pentru vița de vie și pentru plantele de același fel, acest lucru nu înseamnă nimic. Rațiunea își are rodul său universal și particular și din ea apar alte efecte asemănătoare de aceeași natură cu rațiunea. Dacă poți, făi să-și schimbe părerea învățându-i. Dacă nu poți, amintește-ți că pentru aceasta ți-a fost dată bunăvoința și zei sunt binevoitori cu oamenii de felul acesta și, în unele cazuri, chiar îi ajută să obțină ceea ce își doresc, sănătate, bogăție, faimă. Atât sunt de buni. Și ție ți este permis să faci astfel? Sau spune cine te poate împiedica? Străduiește-te nu ca un amărât, nici ca unul care dorește să fie compătimit sau admirat, ci dorește numai un singur lucru, să te miști și să te oprești așa cum cere rațiunea care conduce viața politică. Astăzi am ieșit din orice dificultate, sau mai degrabă am înlăturat orice dificultate, căci dificultățile nu erau în afara mea, ci în interiorul meu, în opiniile mele. Tot ce este obișnuit la nivelul experienței este trecător cât privește timpul și murdar cât privește materia. Totul este acum, la fel ca pe vremea acelora pe care i-am îngropat. Lucrurile stau înaintea porților așa cum sunt în ele însele, fără să știe nimic despre ele, fără să ne dezvăluie nimic despre ele. Prin urmare, cine ne dezvăluie ceva despre ele? Partea conducătoare a Sufletului. Nu în pasiune, ci în acțiune stau binele și răul unui viețuitor rațional politic, după cum nici virtutea și nici viciul unei astfel de ființe nu stau în pasiune, ci în acțiune. Pentru o piatră aruncată în sus, nu reprezintă un rău căderea ei, după cum nici nu înseamnă un bine aruncarea sa în sus. Pătrunde până la părțile conducătoare ale sufletelor și vei vedea cine sunt judecătorii de care te temi, și ce fel de judecători sunt chiar în ceea ce îi privește pe ei înșiși. Toate sunt în schimbare. Și tu însuți ești în continuă alterare, și într-un anumit fel distrugere, și întreaga lume. Greșeala altuia trebuie lăsată acolo unde este. Încetarea unei acțiuni, a unui impuls, a unei opinii, reprezintă un timp de odihnă, asemenea morții. Nu este nimic rău. Întoarce-te acum la diferitele vârste ale vieții: copilăria, adolescența, tinerețea și bătrânețea. Căci orice schimbare a acestora este o moarte. Este oare ceva înfricoșător într-o astfel de schimbare? Îndreaptă-te acum spre viața pe care ai trăit-o în grija bunicului, apoi a mamei, apoi a tatălui, și descoperind multe alte pierderi, schimbări și încetări, întreabă-te. Este oare ceva înfricoșător în toate acestea? Astfel, nici încetarea, timpul de odihnă și schimbarea întregii tale vieți nu sunt ceva înfricoșător. Aleargă spre partea conducătoare a sufletului tău și spre cea a întregului și spre cea a unuia oarecare, spre a ta pentru a o face dreaptă, spre cea a întregului pentru a-ți aminti că ești o parte din acesta. Spre a unuia oarecare, pentru a înțelege dacă ea este ignoranță sau neștiință și pentru a ține cont, în același timp, că are aceeași origine cu tine. După cum tu însuți ești o parte care întregește un sistem politic, tot astfel, orice acțiune a ta Trebuie să fie o parte care întregește viața politică. Așadar, orice acțiune a ta care nu se referă de aproape sau de departe la scopul social dezorganizează viața cetății și nu îi permite să fie unitară, cunoscând tot felul de dezbinări, așa cum este, într-un grup de cetățeni, cel ce separă partea care îl privește de o astfel de armonie socială. mânii copilărești, jocuri puerile și biete sufluri care poartă cadavre, ca să devină mai evidentă evocarea homerică a morților. Întoarce-te la calitatea cauzei și, separând-o de cea materială, cercetează-o. Apoi delimitează timpul, cercetând cât de mult durează această calitate specifică. Ai suportat mii de nenorociri, fiindcă nu te-ai mulțumit cu partea conducătoare a sufletului tău, care făcea acele activități pentru care a fost alcătuită. Dar destul cu toate acestea. Când un altul te critică sau te urăște, sau oamenii manifestă față de tine astfel de sentimente, întoarce-te spre sufletele lor. Intră în interiorul lor și vezi ce fel de oameni sunt aceștia. Vei vedea că nu trebuie să te frămânți pentru ca ei să-și facă despre tine la un moment dat o părere. Totuși, trebuie să fii binevoitor față de ei, căci potrivit naturii sunt prieteni. Și zeii îi ajută în mai multe feluri, prin vise, prin predicții, ca ei să obțină acele lucruri pentru care depun atâta efort. Acestea sunt mișcările ciclice ale lumii, în sus, în jos, dintr-un neon în altul. Fie inteligența întregului dă impulsul fiecărui lucru, și dacă este așa, tu trebuie să accepti ceea ce este pus în mișcare de impulsul aceleia, fie impulsul său s-a manifestat o singură dată și restul se desfășoară în continuare. De ce te neliniștești? Căci, într-un fel, Există sau atomi, sau destin. În general, dacă există Zeul, totul merge bine. Iar dacă totul se petrece la voia întâmplării, nu fi și tu la voia întâmplării. În scurt timp, Pământul ne va acoperi pe toți, apoi și el se va transforma, și rezultatul transformării se va transforma la infinit, și apoi din nou la infinit. Cel care se gândește la valurile succesive ale transformărilor și alterărilor, și la rapiditatea unor astfel de fenomene, va ajunge să disprețuiască tot ce este muritor. Cauza întregului este un torent. Pe toate le duce cu sine cât sunt delipsiți de lipsiți de valoare acești oameni mărunți care fie se dedică treburilor publice, fie consideră că acționează în mod înțelept. Niște mucoși, omule, ce este de făcut atunci? Fă ceea ce, în acest moment, îți cere natura. Acționează conform impulsului dacă ți este permis și nu te uita prejur dacă te vede cineva. Nu-ți pune speranța în Republica lui Platon, ci fi mulțumit dacă fie și cel mai mic lucru progresează și gândește-te că un succes cât de mic înseamnă ceva. Cine, de fapt, va schimba modul lor de a gândi? În afară de schimbarea principiilor, ce altceva rămâne dacă nu sclavia oamenilor care se vaită și se prefac că se supun? Mergi înainte acum și vorbește despre Alexandru, despre Filip, despre Demetrius din Faleron. Voi vedea dacă ei au știut ce dorea natura comună și dacă s-au instruit pe ei înșiși. Dacă, în schimb, au făcut-o numai pe eroii de tragedie, nimeni nu m-a condamnat să imit. Opera filozofiei este simplă și demnă de respect. Nu mă împinge spre vanitate. Contemplă de sus miile de trupe miile de ceremonii religioase și călătoriile în orice direcție pe vreme de furtună și pe timp liniștit și diversitatea ființelor care vin pe lume, trăiesc împreună și dispar. Gândește-te la viața trăită altădată de alții și la cea care va fi trăită după tine și la cea care se trăiește acum printre națiunile barbare. Gândește-te de asemenea câți nu-ți cunosc nici măcar numele. Câți îl vor uita în scurt timp, câți dintre cei care poate acum te laudă, în scurt timp te vor vorbi de rău, și cum nici amintirea, nici faima, nici altceva de felul acesta nu e demn de considerație. Liniștea sufletului în ceea ce privește evenimentele care au loc datorită cauze exterioare, dreptate în activitățile a căror cauză provine din tine. Acestea sunt impulsul și acțiunea care au ca scop binele comun, fiindcă acest lucru este pentru tine conform naturii. Tu poți să înlături multe probleme fără rost dintre cele care te tulbură, de vreme ce acestea depind de părerea ta, și astfel îți vei pune la dispoziție un spațiu întins. Poți cuprinde cu mintea întreaga lume poți contempla timpul etern și poți concepe rapida schimbare a fiecărui lucru în parte. Pentru a vedea cât este de scurt timpul de la naștere până la dezagregarea în elemente și, de asemenea, cât este de infinit după dezagregare. Toate cele pe care le vezi vor pieri în scurt timp și cei care le-au văzut vor pieri și ei în scurt timp. Și cel care moare la o vârstă foarte înaintată va ajunge la fel ca cel care a avut parte de o moarte timpurie. Ce sunt părțile conducătoare ale sufletului acestor oameni? Pentru ce lucruri au depus eforturi? Ce lucruri iubesc și apreciază? Consideră că vezi sufletele lor goale când ei cred că te vatămă prin criticile lor sau că ți sunt de folos prin imnurile lor de laudă, cât de mare este aroganța lor. Pierderea nu este nimic altceva decât o transformare. De aceasta se bucură natura întregului, conform căreia totul se întâmplă în chip fericit. Din eternitate s-a întâmplat în același fel și se va produce sub alte forme asemănătoare la infinit. Așadar, de ce spui că totul s-a întâmplat și se va întâmpla întotdeauna în manieră greșită, și că nu s-a găsit niciodată între atât de mari zei vreo putere capabilă să îndrepte această situație, ci lumea este condamnată să se supună nenorocirilor neîntrerupte? Descompunerea materiei care stă la baza fiecărui lucru. Apă, pulbere, oscioare, murdărie. Sau iarăși, concrețiunile pământului sunt stâncile de marmură și sedimentele, aur, argint. Veșmintele, piei de animale, purpura, sânge și toate celelalte sunt asemenea. Iar facultatea pneumatică este un alt element de același fel care se transformă din acestea în acelea. Destul cu această viață nenorocită, cu murmurul și cu aceste gesturi de maimuță. De ce te agiți? Ce este nou în toate acestea? Ce te scoate din fire? Cauza? Privește-o. Poate materia? Privește-o. În afară de ele. Nu există nimic, dar fii odată mai sincer și mai binevoitor față de zei. E același lucru dacă vei căuta să cunoști acestea o sută de ani sau trei ani. Dacă a greșit, acolo se găsește răul, dar poate nu a greșit. Sau toate evenimentele, provenind dintr-o singură sursă inteligentă, se întâmplă ca unui singur corp și atunci partea nu trebuie să se plângă de ceea ce se întâmplă în favoarea întregului, sau există atomii și atunci nu există nimic altceva decât confuzie și dezagregare. De ce te agiți? Spune-i părții conducătoare a sufletului tău. Ești moartă. Ești distrusă. Ai devenit un animal. Ești ipocrită. Faci parte dintr-o turmă. Paști precum o oaie. Fie zei nu au putere, fie au. Dacă nu au putere, de ce să te rogi lor? Dacă au putere, de ce nu-i rogi mai degrabă să-ți îngăduie să nu te temi de niciunul dintre aceste lucruri? Să nu-ți dorești niciunul dintre aceste lucruri? Să nu te întristezi din cauza niciunuia dintre aceste lucruri? Mai ales că te rogi să nu se realizeze sau să se realizeze un lucru sau altul. Căci, oricum, dacă zeii îi pot ajuta pe oameni, ei îi pot ajuta și pentru atingerea unor asemenea scopuri. Dar poate vei spune, zeii au făcut ca acestea să fie în puterea mea. Nu e mai bine atunci să te folosești de ceea ce stă în puterea ta în deplină libertate. Decât să te frămânți pentru acele lucruri care nu stau în puterea ta, cu o atitudine servilă și înjositoare? Cine ți-a spus că zeii nu dau o mână de ajutor și în ceea ce este în puterea noastră? Începe așadar să-i rogi pentru acestea și vei vedea. Unul se roagă: să pot să mă culc cu acea femeie. Tu roagă: să nu-mi doresc să mă culc cu acea femeie. Altul se roagă. Să pot să scap de acela. Tu, roagă să pot să nu-mi doresc să scap de acela. Altul, se roagă, să nu-mi pierd fiul. Tu, roagă să pot să nu mă tem că-l voi pierde. Într-un cuvânt, înalță în acest fel rugăciunile tale spre Zei și vezi ce o să se întâmple. Epicur spune: În timpul bolii, Discuțiile mele nu se refereau la afecțiunile bietului meu trup, nici nu abordam acest gen de subiecte, spune el, cu cei care mă vizitau, ci mai degrabă continuam să cercetez principalele teme ale filozofiei naturii, și mă interesa în special acest aspect. Cum poate intelectul să rămână netulburat, chiar dacă ia parte la astfel de mișcări care provin de la o biată bucată de carne? păstrându-mi propriul bine. Și, spune în continuare, nici medicilor nu le-am dat ocazia să se mândrească, ca și cum ar fi făcut ceva important, ci îmi conduce viața bine și frumos. Așadar, păstrează acest comportament al său în timpul bolii, dacă te îmbolnăvești cumva, și în orice altă împrejurare a vieții căci este o regulă comună pentru orice școală filozofică să nu te îndepărtezi de filozofie în nicio împrejurare și să nu discuți cu profanii și cu cei nepricepuți în ceea ce privește filozofia naturii. Tu fii atent numai la ceea ce faci acum și la instrumentul de care te folosești pentru a îndeplini această treabă. Ori de câte ori te lovești de o brăznicie a cuiva, întreabă-te de îndată. E cu putință să nu existe în lume obraznici? Nu se poate. Nu cere atunci un lucru imposibil, căci și acesta este unul dintre obraznicii a căror existență e necesară în lume și să ai la îndemână același gând și față de cel viclean, și față de cel necredincios, și față de orice alt fel de păcătos. Și, cât timp îți vei aminti că este imposibil ca aceste categorii de indivizi să nu existe, vei fi mai binevoitor față de fiecare dintre ei. E util să te gândești repede și la acest lucru, anume ce virtute i-a dăruit natura pentru a se împotrivi acestor greșeli. Căci natura a oferit ca antidot pentru cel prost blândețea, pentru altul un alt remediu. În general, îți este permis să-l faci să gândească altfel pe cel care a greșit drumul. Oricine greșește, nu își mai îndeplinește scopul propus și se abate de la drum. La urma urmei, ce prejudiciu ți-a adus? Căci vei descoperi că niciunul dintre cei care te fac să te enervezi nu a comis vreo greșeală din cauza căreia intelectul tău ar fi pe punctul să suporte o pierdere ceea ce este rău pentru tine și ceea ce te vatămă, își găsește în intelect întreaga consistență. Ce este așadar rău și ciudat dacă cel lipsit de educație face cele potrivite unuia lipsit de educație? Vezi dacă nu trebuie mai degrabă să nu te învinovățești pe tine însuți pentru faptul că nu te-ai așteptat ca acesta să greșească așa cum a făcut-o. Căci, tu aveai mijloace din partea rațiunii ca să gândești că e posibil ca acest om să comită o greșeală. Și totuși, fiindcă uiți de acest lucru, rămâi uimit dacă el a greșit. Și mai cu seamă, ori de câte ori te plângi de un necredincios și de un nerecunoscător, întoarce-te asupra ta însuți, căci, în mod clar, e greșeala ta. Dacă ai avut încredere într-un om cu o asemenea dispoziție interioară, gândind că el va rămâne credincios. Fie dacă, făcându-i un favor, nu ai acționat dezinteresat, nici astfel încât să fi primit întreg rodul acțiunii tale chiar în momentul în care ai desfășurat-o. Ce mai dorești atâta vreme cât ai făcut bine, omule? Nu-ți ajunge că ai realizat ceva conform propriei tale naturi. De ceri pentru aceasta o răsplată, ca și cum ochiul ar cere o recompensă pentru că vede, sau picioarele pentru că pășesc. Căci, după cum aceste membre există pentru un scop anume, pe care, fiindcă îl îndeplinesc potrivit cu structura lor specifică, îl realizează ca pe ceva care le este propriu, tot așa și omul, binefăcător prin natura sa, atunci când face un bine sau, altfel, atunci când acordă ajutor aproape lui său să se preocupe de lucrurile intermediare, a îndeplinit un lucru pentru care a fost alcătuit și deține ceea ce îi este propriu. Cartea 10 Vei fi vreodată o suflete virtuos? simplu, unic, gol, mai evident și mai vizibil decât trupul care te înconjoară? Vei avea vreodată dispoziția interioară pregătită pentru prietenie și pentru tandrețe? Vei fi vreodată împlinit și perfect, fără să regreți nimic, fără să-ți dorești nimic nici din cele însuflețite, nici din cele nensuflețite pentru a te bucura de plăceri? Fără să dorești nici timpul în care vei putea să te bucuri de acestea cât mai mult cu putință, nici locul, spațiul sau clima favorite, sau buna înțelegere dintre oameni, dar te vei mulțumi oare cu situația din clipa de față? te vei bucura de toate bunurile prezente și te vei convinge că tot ceea ce ai vine de la zei și că totul merge bine pentru tine și va merge bine și ceea ce le place lor și ceea ce trebuie să-ți ofere pentru salvarea viețuitoarei de săvârșite, bune, drepte și frumoase care dă naștere tuturor lucrurilor, le menține la oaltă, le înconjoară și le îmbrățișează, în timp ce se dezintegrează pentru a da naștere altora asemănătoare? Vei fi vreodată în stare să conviețuiești într-o societate formată din zei și oameni, astfel încât să nu te plângi de aceștia, nici să primești acuze din partea lor? Observă ce-ți cere natura, ca unul care ești condus numai de natură. Apoi, îndeplinește această acțiune și accept-o dacă natura ta de viețuitor nu trebuie să ajungă într-o dispoziție mai proastă. În continuare, trebuie să observi ce îți cere natura ta de viețuitor și trebuie să primești toate acestea dacă natura ta de viețuitor nu trebuie să ajungă într-o dispoziție mai proastă. Dar viețuitorul care este rațional este totodată și politic. Folosind aceste reguli, nu te mai preocupa inutil de nimic altceva. Orice eveniment se întâmplă fie astfel încât poate fi în mod natural suportat, fie astfel încât nu poate fi în mod natural suportat. Deci, dacă se întâmplă astfel încât poate fi în mod natural suportat, nu te supăra, ci suportă-l, ca și cum l-ai suporta în mod natural. În schimb, dacă evenimentul are loc astfel încât nu poate fi în mod natural suportat, nu te supăra, fiindcă acesta nu va înceta înainte de a se consuma. Amintește-ți de asemenea că poți să suporți în mod natural tot ceea ce depinde de părerea ta ca să devină suportabil și tolerabil, dacă îți reprezinți că faci un lucru folositor și moral potrivit pentru tine. Dacă greșește, învață-l cu bunăvoință și arată-i ce a greșit. Dacă nu reușești, consideră-te vinovat pe tine însuți sau nici măcar pe tine însuți. Ceea ce ți se întâmplă a fost pregătit pentru tine încă din veșnicie și înlănțuirea cauzelor a urzit împreună, din eternitate, existența ta și întâlnirea cu fiece eveniment. Există fie atomi, fie natură. În primul rând, să rămână stabilit că eu sunt parte din întregul condus de natură. În al doilea rând, că am legături foarte strânse într-un anumit fel cu părțile de aceeași origine cu mine căci amintindu-mi aceste adevăruri în măsura în care sunt parte din întreg nu mă va nemulțumi nimic din ceea ce întregul îmi hărăzește fiindcă nimic nu este dăunător părții dacă este util întregului căci întregul nu are nimic care să nu-i fie folositor lui însuși. De vreme ce toate naturile au în comun această caracteristică, și natura lumii se îngrijește ca acela să nu fie constrâns de vreo cauză exterioară să genereze ceva dăunător lui însuși. Amintindu-mi că sunt o parte dintr-un astfel de întreg, mă voi mulțumi cu tot ceea ce mi se întâmplă. Pe de altă parte, în măsura în care am legături strânse într-o oarecare măsură cu părțile de aceeași origine cu mine, nu voi face nimic dăunător comunității. Ba mai mult, îi voi avea în vedere pe cei de aceeași origine cu mine. Îmi voi îndrepta fiecare impuls al meu spre ceea ce este util pentru comunitate, și mă voi îndepărta de tot ceea ce este potrivnic. Ducând la bun sfârșit aceste principii, în mod necesar viața va avea un curs fericit. După cum ai putut observa că are o desfășurare fericită viața unui cetățean care merge înainte îndeplinind acțiuni folositoare pentru concetățenii săi și care e gata să primească cu plăcere orice decizie pe care cetatea o ia în legătură cu el. Este necesar ca părțile întregului, vreau să spun câte sunt conținute în lume, să dispară. Dar acest să dispară să fie înțeles în sensul că ele se transformă unele în altele. Dacă acest lucru înseamnă pentru ele un rău de la natură și o necesitate, întregul nu ar putea evolua cum trebuie de vreme ce părțile sale ajung să se transforme unele în altele și de vreme ce sunt alcătuite pentru a fi nimicite în diferite feluri. Căci oare natura însăși s-a angajat să provoace stricăciuni părților sale și să le facă să ajungă într-o stare dificilă și înclinate spre rău, sau nu știe că astfel de evenimente au loc? Cele două ipoteze nu sunt plauzibile. Dar, dacă cineva, lăsând deoparte natura, ar oferi o explicație în funcție de alcătuirea internă a lucrurilor, ar fi ridicol, pe de o parte, să susțină că părțile întregului sunt constituite pentru a se transforma și, în același timp, pe de altă parte, să se uimească sau să-și arate nemulțumirea ca în fața vreunui eveniment petrecut împotriva naturii. Mai ales fiindcă dezagregarea înseamnă o întoarcere la elementele din care fiecare lucru a fost făcut: căci reprezintă fie o dispersie a elementelor din care fiecare este alcătuit, fie o întoarcere a ceea ce este solid în pământ, a ceea ce este suflu în aer, în așa fel încât aceste elemente sunt reabsorbite de rațiunea întregului, fie consumându-le prin foc, la intervale de timp determinate fie reîmprospătându-le printr-o succesiune de transformări fără sfârșit. Nu ți imagina că elementul solid sau cel aerian sunt cele de la prima naștere, căci oricare dintre acestea, ieri sau alaltăieri, a primit flux din alimente și din aerul inspirat. Așadar, ceea ce a primit se transformă, nu ceea ce a născut mama ta. Dar, presupune de asemenea că prin aceste elemente te legi cu putere de însușirea ta specifică, ceea ce nu este, cred, contrar celor pe care tocmai le-am susținut. După ce ți-ai acordat aceste atribute: bun, modest, sincer, prudent, binevoitor, mărinimos, ai grijă să nu fii caracterizat cu alte atribute și să nu-ți pierzi repede aceste apelative. În acest caz, încearcă să le recuperezi rapid. Amintește-ți că pentru tine, prudent, doreai să însemne cântărirea atentă a fiecărei probleme și absența oricărei neglijențe. Binevoitor semnifică acceptarea cu bunăvoință a celor hărăzite de natura comună. Mărinimos Reprezintă ridicarea părții inteligente deasupra mișcărilor plăcute sau aspre ale cărnii, deasupra faimei, deasupra morții și deasupra tuturor lucrurilor asemănătoare. Ca urmare, dacă te vei menține la nivelul acestor atribute fără să dorești cu tărie ca ele să-ți fie acordate de către alții, vei fi un alt om și vei păși către o altă viață că ce rămâne așa cum ai fost până acum, sfâșiat și murdar într-o astfel de viață, este caracteristic unei persoane insensibile și care ține la viața sa, asemenea celor gladiatori care, pe jumătate sfâșiați, se luptă cu fiarele, care, Acoperiți de răni și mânjiți de sânge, imploră totuși să fie cruțați până a doua zi, deși, în starea în care se găsesc, vor fi dați pradă acelorași ghiare și a celorași mușcături. Așadar, încearcă să ajungi la aceste puține atribute și, dacă poți să te menții acolo, menține-te ca și cum ai fi fost transportat pe una din insulele fericiților. Iar dacă simți că te prăbușești și nu mai stăpânești situația, îndreaptă-te cu mult curaj către orice colț al lumii unde vei putea să devii din nou stăpânul tău sau pleacă din viață cu totul, fără mânie, dar cu simplitate, în mod liber și cu modestie. După ce ai îndeplinit în viață măcar această unică acțiune de a o părăsi în felul acesta. Pentru a-ți aminti de aceste atribute, îți vor fi de mare ajutor amintirea zeilor și faptul că ei nu vor să fie lingușiți. Pentru a-ți aminti de aceste atribute, îți vor fi de mare ajutor amintirea zeilor și faptul că ei nu vor să fie lingușiți, ci își doresc ca toate ființele raționale să li se asemene, și smochinul să fie cel care își îndeplinește menirea sa de smochin. Câinele, menirea sa de câine, albina, menirea sa de albină, omul, menirea sa de om. Mimul, războiul, groaza, amorțirea, sclavia vor șterge din mintea ta, zi de zi, acele învățături sfinte pe care tu ți le reprezinți fără o cercetare fizică și le abandonezi. Trebuie, în schimb, să privești orice lucru și să faci astfel încât să duci la bun sfârșit cele pretinse de împrejurări. Și, în același timp, să pui în practică reflexia teoretică și să păstrezi secretă, dar nu ascunsă, încrederea care vine din cunoașterea fiecărui lucru. Când te vei bucura de simplitate? Când de sobrietate? Când de cunoașterea fiecărui lucru? Ce este fiecare lucru prin substanța sa? Ce loc ocupă în lume? Cât timp i-a fost dat de natură să dăinuie? Din ce elemente este alcătuit? Cui poate să-i aparțină? Cine poate să-l dea? Și cine să-l ia? Un păianjen se mândrește că a prins o muscă, un om că a prins un pui de iepure, un altul că a pescuit o sardină. Un altul că a vânat mistreți, un altul urși, un altul sarmați. Oare aceștia nu sunt niște tâlhari, dacă le cercetezi principiile de acțiune? Adoptă o metodă de cercetare pentru a observa cum toate lucrurile se transformă unele în altele. Fii atent în continuare și exersează-te în această materie, pentru că nimic altceva nu poate în felul acesta să determine măreția sufletului. Astfel, unul s-a dezbrăcat de trup și, înțelegând că va trebui în curând să părăsească toate acestea plecând dintre oameni, se încredințează în întregime dreptății, în ceea ce privește acțiunile sale și naturii universale, prin ceea ce se poate întâmpla altfel nu îi trece prin cap ce se va spune sau se va gândi despre el sau ce se va întreprinde împotriva lui, deoarece el va fi mulțumit de aceste două lucruri, să practice dreptatea în oricare dintre acțiunile sale prezente și să iubească ceea ce destinul i-a hărăzit în momentul de față. El a lăsat deoparte orice preocupare și efort, și nu-și dorește nimic altceva decât să pășească pe calea dreaptă cu ajutorul legii și să-l urmeze pe zeul care merge întotdeauna pe calea dreaptă. Ce nevoie ai de presupoziții de vreme ce ți este permis să cercetezi ce trebuie făcut? Și dacă ai o viziune clară, să înaintezi în acea direcție, binevoitor și fără să te întorci din drum. Iar dacă nu ai o viziune clară, oprește-te și folosește-te de cei mai buni consilieri. Dacă îți stau în cale alte obstacole, nu mergi oare înainte, reflectând cu atenție, în funcție de mijloacele de care dispui în momentul acela și respectând ceea ce ți se pare a fi drept, căci cel mai bun rezultat îl reprezintă atingerea acestui obiectiv. În schimb, ar fi un insucces depărtarea de el. Gândește-te că cel care în orice lucru urmează rațiunea este în același timp calm și vioi, bine dispus și sever. Întreabă-te pe tine însuți imediat ce te-ai trezit. Oare te va interesa dacă un altul îți critică acțiunile drepte și pe cele bune? Oare ai uitat că cei care sunt atât de aroganți, lăudându-i și criticându-i pe alții, se comportă în acest fel în pat, la masă? Și oare ai uitat ce fac, de ce lucruri se feresc, ce urmăresc, ce fură, ce răpesc, nu cu mâinile și picioarele, ci cu ajutorul părții celei mai prețioase din ei, care dă naștere atunci când vrea, bunei credințe, onoarei, adevărului, legii, daimonului bun, omul educat și respectuos îi spune naturii care dă și ia înapoi totul, dă ce vrei, ia-mi înapoi ce vrei. Și spune aceasta nu ca un sfidător, ci ca un om supus și cu gânduri bune față de natură. Scurt este timpul care îți rămâne de trăit trăiește-l ca și cum ai fi într-o călătorie, căci nu e nicio diferență între aici și acolo, în condițiile în care oriunde în lume omul trăiește ca într-o cetate. Oamenii să vadă și să cunoască un om adevărat care trăiește conform naturii. Dacă nu pot să-l suporte, să-l ucidă, că ce mai bine decât să trăiască astfel. Nu mai discuta nici de cum despre calitatea omului bun. Ci fii un astfel de om. Să ai tot timpul reprezentarea întregii durate a timpului și a întregii substanțe, și consideră că tot ceea ce este particular este precum un sâmbure de smochină în raport cu substanța, și precum o răsucire de burghiu în raport cu timpul. oprindu-te asupra fiecăruia dintre obiectele care ți stau înaintea ochilor, gândește-l ca fiind deja scurs în dezagregare și transformare, ca pe ceva care va putrezi sau se va dispersa, sau gândește-te în ce fel fiecare lucru care trăiește a fost făcut de natură astfel încât să moară. Imaginează-ți cum sunt acești oameni când mănâncă, când dorm, au relații sexuale, își elimină excrementele și în alte activități. Apoi, cum sunt când își dau aere de bărbați, devin orgolioși sau nesuferiți și pedepsesc pe cineva de pe poziția conferită de rangul lor superior. Puțin mai înainte, câtor lucrurile erau sclavi și din ce motive. Puțin după aceea, se vor regăsi în aceleași situații. Este folositor fiecăruia ceea ce natura întregului îi aduce fiecăruia, și îi este folositor de vreme ce îi aduce aceasta. Pământul iubește ploaia și iubește de asemenea Sfântul Cer. Lumea iubește să facă ceea ce este rânduit să se întâmple. Atunci, spun lumii, iubesc cu tine. Și oare nu se spune astfel și despre un lucru că iubește? Ca acest lucru se întâmplă? Ori trăiești aici și deja te-ai obișnuit cu asta, ori te retragi și acest lucru ți-l doreai, ori mori și ți-ai îndeplinit menirea. În afara acestor opțiuni, nu există nimic altceva, așadar, stai liniștit. Să-ți fie întotdeauna limpede că acolo, la țară, este ca aici. Și că tot ceea ce este aici este identic cu ceea ce se găsește pe vârful unui munte sau pe malul mării, sau oriunde vrei, și te vei găsi în fața celor scrise de Platon, înconjurat de un țarc pe un munte și mulgând turma behăitoare. Ce înseamnă pentru mine partea conducătoare a sufletului meu? Ce calitate îi conferi eu acum și pentru ce scop mă folosesc eu acum de ea? Oare este lipsită de inteligență? Oare este independentă și desprinsă de societate? Oare este atașată și amestecată cu biata mea bucată de carne, așa încât se modifică împreună cu aceasta? Cel care fuge de stăpânul său este un fugar. Stăpânul este legea și cel care o încalcă este un fugar. În același timp. Nici cel care se întristează sau se înfurie sau se teme nu dorește să se întâmple, ori nu-i convine că s-a întâmplat sau că se va întâmpla un eveniment dintre cele ce sunt fixate de cea care conduce toate lucrurile, adică de lege, care împarte evenimentele cei revin fiecăruia. Așadar, cel care se teme sau se întristează sau se înfurie este un fugar. Bărbatul, după ce lasă sămânța în uter, se retrage și apoi o altă cauză intervine, acționând și desăvârșind fătul, de aceeași calitate cu cauza sa. La rândul său, nou născutul înghite hrana pe gât și apoi o altă cauză intervine, provocând senzația, impulsul, întreaga viață, forța și alte lucruri de acest fel. Așadar, contemplă aceste fenomene care au loc într-o atât de mare taină și privește forța lor, așa cum vedem forța care fie îngreunează corpurile, fie le înalță, nu cu ochii, ci totuși în mod clar. Gândește-te tot timpul cum toate aceste evenimente care au loc acum s-au petrecut și mai înainte și gândește-te că se vor produce și în viitor. Imaginează-ți toate dramele și scenele întotdeauna asemănătoare celor de acum, pe care le-ai cunoscut fie prin experiența ta, fie din istoria foarte veche. De pildă, toată curtea lui Hadrian, toată curtea lui Antoninus, toată curtea lui Filip, Alexandru, Cresus. Căci toate evenimentele acelea se desfășurau ca și acum, numai că personajele erau altele. Închipuieți că oricine se întristează sau se arată nemulțumit de ceva este asemenea unui purceluș pregătit pentru sacrificiu, care se zbate și guiță. La fel, e și cel care plânge într-un pat mic, singur în tăcere, pentru nenorocirile din viața noastră și gândește-te că numai ființei raționale a fost dat să se supună de bună voie evenimentelor, în timp ce a se supune acestora fără altceva, este pentru toți o necesitate. Reflectând în parte asupra fiecăreia dintre acțiunile pe care le faci, Întreabă-te dacă moartea este înfricoșătoare prin faptul că te lipsește de ele. Când ești lovit de greșeala cuiva, treci repede să examinezi ce greșeală asemănătoare cu acestuia comiți tu. De pildă, faptul că socotești o monedă din argint drept un bun, sau plăcerile, sau mărunta glorie și altele de acest fel, căci reflectând la aceasta, vei uita repede mânia, fiindcă în același timp îți va veni în minte faptul că el este constrâns ce ar putea să facă? Dacă poți, îndepărtează de lângă el ceea ce îl constrânge să greșească. Când îl vezi pe Satirion, imaginează-ți un Socratic, sau pe Eutiches, sau pe Himenos. Când îl vezi pe Eufrates, imaginează-ți pe Eutichion sau pe Silvanus. Când îl vezi pe Alcifronos, imaginează-ți-l pe Tropaiforos. Văzându-l pe Xenofon, imaginează-ți pe Criton sau pe Severus și privindu-te pe tine însuți, imaginează-ți-l pe unul dintre cezari și pentru orice individ fă același lucru. Apoi, să ai în minte această întrebare. Așadar, unde sunt aceștia? Nicăieri și pretutindeni. Vei vedea astfel tot timpul că cele omenești sunt fum și neant mai cu seamă dacă ți-amintești că ceea ce s-a transformat odată nu va mai exista în infinita durată a timpului. De ce te enervezi? De ce nu ți este de ajuns că ți-ai dus în mod demn până la capăt scurta ta existență? De ce materie și de ce subiect de discuție încerci să fugi? De fapt, ce altceva sunt toate aceste lucruri, dacă nu niște exerciții ale rațiunii care a încercat cu precizie și conform studiului naturii cele ce țin de viață? Perseverează, deci, până îți însușești și aceste gânduri, după cum un stomac strașnic asimilează totul, după cum focul puternic produce flacără și lumină din tot ce se aruncă în el. Să nu-i fie permis nimănui care dorește să spună adevărul despre tine, să afirme că nu ești sincer sau că nu ești bun, ci pune-l în situația să mintă pe oricine va exprima o astfel de părere despre tine. Acest lucru depinde de tine, căci cine te poate împiedica să fii bun și sincer? Numai tu ești cel care decide să nu mai trăiești dacă nu vei reuși să fii un astfel de om fiindcă nici rațiunea nu alege viața dacă nu ești un astfel de om. Luând în considerare materia noastră, ce lucru poate fi făcut sau spus în cea mai sănătoasă manieră? Căci, orice ai fi, îți este permis să o faci sau să o spui și nu căuta un pretext ca și cum ai fi împiedicat de acesta. Nu vei înceta să te vaiți mai înainte de a aproba faptul că a îndeplini ceea ce este propriu Constituției omului, în orice materie care ți se supune sau se întâmplă sub controlul tău, este asemenea vieții ușuratice și senzuale pentru adepții plăcerilor. Căci trebuie să primești cu bucurie orice acțiune pe care ți este permis să o îndeplinești potrivit propriei naturi. Și acest lucru îți este permis oriunde. Așadar, cilindrului nu este permis oriunde să se miște potrivit propriei mișcări. Nici apei, nici focului, nici altor lucruri câte sunt conduse de natură sau de un suflet lipsit de rațiune. Căci piedicile și obstacolele sunt numeroase. În schimb, mintea și rațiunea pot să depășească tot ceea ce li se opune, potrivit alcătuirii lor naturale și voinței lor. Având înaintea ochilor această ușurință prin care rațiunea va putea să treacă peste orice lucru, cum focul se înalță, piatra cade și cilindrul se mișcă în pantă, și să nu încerce nimic în plus. Căci celelalte obstacole cu loviturile lor fie privesc bietul trup, acest cadavru, fie, în afară de opinie și de relaxarea rațiunii înseși. Nu provoacă fracturi, și nici nu produc vreun neajuns. Altminteri, cel care le suportă ar deveni imediat rău. În cazul tuturor celorlalte organisme, oricare dintre ele suferă vreun rău, devine mai rău, prin chiar faptul că a suferit acel rău. În situația de față, în schimb, dacă trebuie să spun omul devine mai bun și mai vrednic de laudă în cazul în care se folosește cum trebuie de ceea ce îi se întâmplă. Într-un cuvânt, aduți aminte că cetățeanul născut cetățean nu va vătăma nimic din ceea ce nu vătămă cetatea, nici nu va vătăma cetatea ceea ce nu vătămă legea. Niciuna dintre aceste pretinse nenorociri nu vătămă legea. În consecință, ceea ce nu vătămă legea nu vătămă mă nici cetatea, nici pe cetățean. Celui care a fost mușcat de adevăratele învățături îi este de ajuns un citat chiar foarte scurt și cunoscut tuturor pentru a-și aminti lipsa de durere și de teamă. De exemplu, frunzele pe care vântul le împrăștie pe pământ, tot astfel și neamul oamenilor. Biete frunze sunt fii tăi. Biete frunze sunt și acești oameni care te aclamă cu un aer convingător și te laudă sau care, din potrivă, te vorbesc de rău, te rănesc în secret și își bat joc de tine. Tot biete frunze sunt și cei care îți vor duce faima peste generații, căci toate acestea se nasc în anotimpul primoverii. Apoi, vântul le pune la pământ și, în continuare, pădurea dă naștere altora în locul lor. Vremelnicia este comună tuturor. Tu însă te ferești de ele și urmărești toate aceste lucruri ca și cum vor dura o veșnicie. Mai este încă puțin și vei închide ochii, și în curând un altul îl va plânge pe cel care te-a trimis la cimitir. Ochiul sănătos. Trebuie să vadă toate lucrurile vizibile, și să nu spună vreau să văd verzi lucrurile. Fiindcă asta este caracteristic celui care suferă de ochi. La fel, auzul și mirosul sănătos trebuie să fie pregătite pentru tot ceea ce poate fi auzit și mirosit. Și un stomac sănătos se găsește în condiții asemănătoare față de toate alimentele. Precum moara, față de cele pe care ea este făcută să le poată măcina. Prin urmare, și intelectul sănătos trebuie să fie pregătit pentru orice eveniment. Acela care spune, salvați-mi copiii, și toți să aplaude orice voi face, este un ochi care caută lucrurile verzi, sau dinții care caută alimentele fragede. Nimeni nu este atât de norocos încât să nu aibă lângă el, în clipa morții, pe câțiva care să salute cu bucurie tristul eveniment. A fost un om bun și înțelept. În ultimul moment se va găsi unul care va spune despre el. Acum o să răsuflăm în sfârșit ușurați că am scăpat de acest pedagog. Nu se purta aspru cu noi, dar cu toate astea simțeam că în taină ne condamna. Acestea se spun despre omul virtuos, dar în ceea ce ne privește, câte alte motive nu există pentru care mulți își doresc să se vadă scăpați de noi. Așadar, murind, te vei gândi la aceasta și vei pleca din viață mai ușor, reflectând. Plec dintr-o asemenea viață în care până și și mei, pentru care m-am luptat de atâtea ori, pentru care m-am rugat și de care m-am preocupat, Doresc să mă vadă plecat, sperând prin aceasta într-o eventuală ușurare pentru viața lor. Prin urmare, de ce s-ar strădui cineva să rămână aici, pe pământ, un timp mai îndelungat? Nu pleca din acest motiv mai puțin binevoitor față de ei, ci, păstrându-ți caracterul tău obișnuit, arată-te prietenos, amabil, vesel. Și, din nou, îți spun nu ca unul care a fost smuls dintre aceștia, ci precum în cazul celui care moare de moarte bună, sufletelul său se desparte ușor de trup, tot așa trebuie să fie și despărțirea ta de ei. Într-adevăr, natura te-a legat de ei și te-a amestecat cu ei, dar acum ea te desparte de ei. Mă despart ca de niște prieteni, fără să mă împotrivesc, fără să mă opun. Căci este și acesta unul dintre evenimentele care au loc în conformitate cu natura. Obișnuiește-te pe cât posibil, pentru orice acțiune pe care o faci, să te întrebi pe tine însuți. La ce scop își raportează acest om acțiunea? Dar începe cu tine însuți și, în primul rând, cercetează-te cu atenție pe tine însuți. Aduți aminte că ceea ce trage sforile este ceea ce se naște înăuntrul tău și acela este activitatea, acela este viața, acela este într-un cuvânt omul. Nu ți-l închipui niciodată unit cu recipientul care îl înconjoară și cu aceste instrumente fizice care sunt plăsmuite în jurul lui, căci ele sunt asemenea unei securi cu două tăișuri cu singura diferență că sunt crescute împreună cu trupul. Și cu siguranță utilitatea acestor părți ale corpului, în afară de cauza care le mișcă și le conduce, nu este mai mare decât aceea a suveicii pentru țesătoare, a penei pentru cel care scrie și a biciului pentru vizitiu. Cartea 11 -a. Însușirile proprii sufletului rațional sunt Se privește pe sine însuși, se analizează pe sine însuși, devine ceea ce dorește, se bucură el însuși de rodul pe care îl produce, căci de roadele plantelor și de produsele animalelor se bucură alte facultăți. Își urmează propriul scop în oricare moment ar cunoaște sfârșitul vieții, căci întreaga sa acțiune, nu după cum se întâmplă la dans, la o piesă de teatru sau la alte activități artistice asemănătoare, nu rămâne neterminată dacă ceva o întrerupe, ci Sufletul Rațional, în orice parte a sa și în orice moment ar fi surprins de moarte, este complet și mulțumit în sine cu ceea ce își propune, astfel încât să poată spune: Eu le am pe cele ce sunt ale mele. Mai mult, el călătorește în jurul întregii lumi și al vidului care o înconjoară, al formei sale, se extinde în infinitatea timpului, cuprinde periodica palingeneză a întregului, observă și înțelege că nimic nou nu vor vedea cei de după noi, nici ceva diferit nu au văzut cei de dinaintea noastră. Și, într-un fel, un om de 40 de ani, dacă are un minim de inteligență a văzut tot ceea ce a fost și va fi, conform identității și originii comune a lucrurilor. Este propriu sufletului rațional și să-și iubească aproapele, adevărul, modestia și faptul de a nu prețui nimic mai mult decât pe sine însuși, ceea ce este specific și legii. Astfel, dreapta rațiune și rațiunea justiției nu se deosebesc cu nimic. Vei disprețui un cântec plăcut, un dans, un pancrațiu, dacă descompui aria armonioasă a cântecului în fiecare dintre sunetele sale și te întrebi asupra fiecăruia dacă ești învins de acesta. Te vei rușina că l-ai apreciat. Fă același lucru cu dansul, analizând fiecare mișcare și poziție și la fel cu pancrațiul. Într-un cuvânt, în afară de virtute și de cele care provin din ea, Amintește-ți să recurgi la descompunerea în părți și să mergi cu descompunerea până la disprețul pentru acele lucruri. Transferă același procedeu la întreaga viață. Cât este de mare sufletul care, dacă ar trebui să fie despărțit în acest moment de trup, este pregătit fie să se stingă, fie să se risipească, fie să-și continue existența. Dar această pregătire vine ca urmare a propriei judecăți, nu a unui simplu spirit de opoziție, așa cum fac creștinii, ci în manieră rațională și demnă, pentru a-i convinge și pe alții, dar fără teatralitate. Am făcut ceva în interesul societății? Deci mi-am făcut un serviciu: să ai întotdeauna la îndemână acest gând și să nu te oprești în niciun fel care este arta ta? Să fii bun. Și la acest rezultat, cum altfel se ajunge dacă nu pe baza teoriilor privind atât natura întregului, cât și alcătuirea specifică a omului? La început, au fost puse în scenă tragedii care aminteau evenimente ce avuseseră loc. Arătând că acestea s-au pierdut în mod natural în acest fel, și că acele tragedii de care ați fost încântați văzându-le pe scenă, nu trebuie să vă tulbure când se petrec pe scena mai mare a lumii. Căci vedeți că acele evenimente trebuie să se desfășoare astfel, și că le suportă și cei care au strigat O citairon. De altfel, poeții tragici se exprimă în mod util. După cum e mai ales cazul acestui text. Dacă eu și cei doi copii ai mei am fost neglijați de zei, și aceasta are o rațiune. Și, din nou, nu trebuie să te superi pe cursul lucrurilor. Și, se cer viața, întocmai ca pe un spic copt, și altele de acest fel. După tragedie, a fost pusă în scenă comedia veche care avea o libertate de expresie capabilă să le duce pe spectator și să-i amintească, nu fără un real folos, prin această sinceritate, modestia. Pentru un scop asemănător, și Diogene a împrumutat din vechea comedie această libertate. După aceasta, gândește-te ce reprezintă comedia medie și apoi pentru ce scop a fost introdusă noua comedie. Cea care, puțin câte puțin, a alunecat spre o ingenioasă imitație a moravurilor. Căci se spune, și nu se poate ignora, că și din partea acestor poeți au venit învățături utile. Dar oare către ce scop și-a îndreptat privirea întreaga producție poetică și dramatică? Cum se vede de clar faptul că nu este o altă condiție de viață. Mai potrivită filozofării decât cea în care te găsești acum. Cei care îți stau în cale în timp ce o înaintezi conform dreptei rațiuni, după cum nu vor putea să te abată de la o activitate sănătoasă, tot așa să nu te facă să pierzi din bunăvoința față de ei. Dar păzește-te de o potrivă în aceste două cazuri. Nu numai pentru a te menține ferm în judecată și în acțiune, ci chiar pentru a-ți păstra bunătatea față de aceea care încearcă să-ți pună piedici sau alte dificultăți. Căci ar fi o slăbiciune să-i tratezi cu asprime, după cum tot o slăbiciune ar fi să renunți la acțiuni sau să cedezi fiindcă ai fost cuprins de panică. De fapt, ambii sunt dezertori atât cel care tremură de frică, cât și cel care se arată ostil și străin, de cel care prin natură îi este părinte și prieten. Nicio natură nu este inferioară artei, căci artele imită naturile. Dacă este așa, natura, care este mai desăvârșită și mai cuprinzătoare decât toate celelalte, nu ar putea să fie lipsită de iscusință artistică. Toate artele fac, Ceea ce este inferior pentru ceea ce este superior. Deci, și natura universală. De aici își are originea dreptatea, din care se nasc și celelalte virtuți. Căci nu se va vedea dreptatea dacă ne simțim interesați de lucrurile intermediare, sau dacă suntem ușor înșelați, pripiți în judecată și nestatornici. Dacă lucrurile care te tulbură, fie că le cauți, fie că fugi de ele, nu vin către tine, în schimb, tu ești într-o oarecare măsură cel care merge către ele. Așadar, capacitatea ta de judecată în ceea ce le privește pe acestea să-ți fie liniștită și ele rămân încremenite, iar tu nu vei mai fi văzut nici căutându-le, nici fugind de ele. Sfera sufletului este conformă cu sine când nu tinde despre nimic din afara sa, nici nu se repliază în interiorul său, nici nu se exaltă și nici nu se deprimă, ci strălucește de lumină cu ajutorul căreia vede adevărul tuturor lucrurilor și pe cel din interiorul său. Cineva mă va disprețui? Îl privește. Eu însă voi avea în vedere să nu fiu găsit spunând sau făcând ceva demn de dispreț. Cineva mă va urâ, îl privește. Eu însă voi rămâne binevoitor și blând cu oricine și pregătit să arăt chiar și acelui a care mă urăște greșeala sa, nu într-un mod jignitor, nici ca și cum i-aș arăta că de-abia îl suport, ci într-un mod nobil și onest, precum celebrul Focion, numai dacă tot calmul său nu a fost simulat. Căci ceea ce se găsește în interiorul nostru nu trebuie să fie de acest fel, și omul nu trebuie să fie văzut de zei, nici supărat pentru ceva, nici plângându-se pentru suferințele sale. De fapt, ce este pentru sine răul? Dacă tu însuți faci acum ceea ce este propriu naturii tale, și dacă primești ceea ce acum se potrivește cu natura întregului, un om care tinde să realizeze prin aceasta ceea ce este folositor societății. Deși se disprețuiesc unii pe alții, încearcă să-și fie pe plac unii altora, și, în timp ce vor să se învingă unii pe alții, se recunosc inferiori unii altora. Cât de putred și de fals este cel ce spune, eu am ales să mă port față de tine în mod deschis. Ce faci, omule? Nu trebuie să o spui dinainte. Se va vedea de la sine. Această vorbă trebuie să fie scrisă pe fruntea ta. Repede, glasul răsună în acest fel, repede ceva se arată ochilor, așa cum persoana iubită înțelege repede totul din privirea iubiților. Într-un cuvânt, Persoana sinceră și bună trebuie să fie ca unul care putea ața. Încât cineva aflat în apropiere, în momentul în care vine spre el vrea nu vrea, îl simte. Iar simplitatea prefăcută este un cuțit. Nimic nu e mai rușinos decât prietenia lupului. Înainte de orice, ferește-te de aceasta. Omul bun, simplu și binevoitor are aceste sentimente în ochii săi. Și nu le ascunde nimănui. Ați trece viața în modul cel mai frumos. Această putere se găsește în suflet dacă cineva rămâne indiferent față de cele ce sunt indiferente, și va rămâne indiferent, va reflecta atent asupra fiecăruia dintre lucrurile indiferente, atât în mod separat, cât și în ansamblul lor, amintindu-și că niciunul dintre ele nu produce în noi o părere despre el și niciunul nu ajunge până la noi, ci toate sunt nemișcate la locul lor. În schimb, noi suntem cei care dăm naștere unor judecăți despre ele și pentru a spune așa, le scriem în noi înșine, cu toate că putem să nu le scriem și, pe de altă parte, să le ștergem imediat, dacă cumva s-au strecurat în noi pe furiși. De asemenea, trebuie să iei aminte că acest fel de atenție va dura puțin și că apoi viața se va sfârși. De ce este neplăcut că lucrurile stau altfel? Căci, dacă sunt potrivite cu natura, bucură-te de ele și acestea vor fi ușoare pentru tine. Iar dacă sunt împotriva naturii, tu caută ce este potrivit naturii tale și îndreaptă-te în grabă către acesta. Chiar dacă e vorba de un lucru care nu îți va aduce glorie, de fapt, orice om care își caută binele propriu este iertat. Gândește-te de unde a venit fiecare lucru, din ce elemente de bază este alcătuit, în ce se transformă, cum va fi după schimbare și cum, datorită acesteia, nu va suferi niciun rău. În primul rând, trebuie să apreciez care este poziția mea în raport cu oamenii și că suntem născuți unii pentru alții și că dintr-un alt punct de vedere sunt născut pentru a sta în fruntea lor precum berbecul în fața turmei de oi și taurul înaintea cirezii. Mergi mai sus, pornind de la acest principiu. Dacă nu există atomi, natura conduce întregul. Dacă este așa, lucrurile inferioare sunt făcute în vederea celor superioare, și acestea din urmă unele pentru altele. În al doilea rând, observă ce fel de oameni sunt aceștia la masă, în pat și în alte împrejurări, mai ales ce necesități care pornesc din părerile lor au și cu ce îngânfare le îndeplinesc pe acelea. În al treilea rând, gândește-te că dacă oamenii fac anumite lucruri în mod corect, nu trebuie să se supere, iar dacă nu le fac în mod corect, evident, acționează împotriva voinței lor și din necunoaștere. Căci orice suflet este lipsit fără voia sa precum de adevăr, tot așa și de capacitatea de a se purta cu fiecare lucru după valoarea sa. De fapt, se supără când li se spune că sunt nedrepți, ignoranți, avari și, într-un cuvânt, că au un comportament greșit față de semenii lor. În al patrulea rând, nu uita că și tu comiți multe greșeli și ești asemenea lor și dacă te abții să faci unele greșeli, ai totuși capacitatea să le comiți, chiar dacă, prin lașitate sau din ambiție, sau printr-un alt viciu de acest fel, te abții de la greșeli asemănătoare. În al cincilea rând, gândește-te că nu știi cu precizie dacă ei greșesc, căci multe greșeli se comit intenționat și, în general, trebuie să cunoști multe amănunte înainte de a afirma ceva precis despre acțiunile altuia. În al șaselea rând, atunci când ești foarte indignat sau supărat, nu uita că viața omului este scurtă și că în scurt timp noi toți vom fi întinși pe patul de moarte. În al șaptelea rând, gândește-te că nu acțiunile acestor oameni sunt cele care ne deranjează, căci acelea se găsesc în partea conducătoare a sufletului lor, ci, din potrivă, părerile noastre despre acele acțiuni. Elimină, deci. Și ai voința de a suprima judecata care te face să le socotești îngrozitoare și deja mânia ta a dispărut așadar cum o vei elimina socotind că astfel de acțiuni nu sunt pentru tine un lucru rușinos căci dacă acțiunea de care trebuie să te rușinezi nu era singurul rău în mod necesar și tu ai comite multe greșeli și ai deveni un tâlhar și un individ în stare de orice. În al optulea rând, gândește-te cu cât sunt mai grave efectele pe care mâniile și supărările care însoțesc aceste acțiuni le provoacă, decât înseși faptele din cauza cărora suntem mânioși și triști. În al nouălea rând, gândește-te că bunăvoința este de neînvins dacă este născută, fără un surâs prefăcut sau ipocrizie, căci ce rău oare îți va putea aduce individul cel mai violent dacă tu continui să fii binevoitor față de el și, când se ivește prilejul, îl îndemni cu blândețe și încerci să-l faci să-și schimbe intenția, alegând chiar momentul în care el încearcă să-ți facă rău. Nu, fiul meu, am fost făcuți de natură pentru altceva. Eu nu voi suferi un rău, în schimb tu îți faci rău, fiule. Și arată-i cu iscusință și dintr-un punct de vedere general că lucrurile stau altfel, că nici albinele nu fac acest lucru și nici celelalte animale care au fost născute de natură pentru a trăi în turme. însă aceste observații nu trebuie făcute nici cu ironie, nici pe un ton jignitor ci cu afecțiune și fără ranchiună în suflet. Și nu ca și cum ar fi la școală, nici ca să te faci admirat de un altul aflat în preajmă, ci adresează-te lui între patru ochi, chiar dacă mai sunt în prejur și alți oameni. Aduți aminte de aceste nouă învățături capitale ca de niște daruri primite din partea muzelor și începe în sfârșit să fii om, atâta timp cât ești viu trebuie să te ferești în aceeași măsură să te mâni pe aceștia și să-i lingușești, căci ambele comportamente sunt contrare interesului comun și sunt dăunătoare. Să ai în minte, în momentele de furie, faptul că nu stă în caracterul unui bărbat să se înfurie, ci un comportament blând și binevoitor, după cum este mai uman, tot așa este și mai bărbătesc, iar acela care demonstrează forță, Temperament și virilitate nu se lasă pradă mâniei și supărării. De fapt, cu cât acest comportament se apropie de impasibilitate, cu atât se apropie de forță. După cum tristețea este semn al neputinței, tot așa și mânia. Amândoi, de fapt, cel îndurerat și cel mânios, sunt răniți și în stare să se dea bătuți. Dacă vrei, Primește al zecelea de la musagete. E o nebunie să consideri că ticăloșii nu greșesc, căci aceasta ar însemna să ceri imposibilul. Iar să admiți că alții sunt persoane de acest fel, și apoi să consideri că nu vor greși față de tine, ar fi o prostie și o pretenție tiranică. Mai cu seamă, trebuie supravegheate tot timpul cele patru schimbări pe care le poate suferi partea conducătoare a Sufletului, și, când surprinzi una, trebuie să o ștergi, făcând un astfel de comentariu de fiecare dată. Această imagine mentală nu este necesară. Aceasta este devastatoare pentru societate. Acest cuvânt pe care urmează să-l spui nu vine din tine însuți. De fapt, Socotește între cele mai absurde lucruri faptul de a spune ceea ce nu vine din tine însuți. Cea de-a patra schimbare este cea față de care îți vei reproșa acest comportament al tău este specific unui om învins și care și-a supus partea cea mai divină din el părții celei mai puțin prețioase și muritoare, adică trupului și formelor sale necioplite. Suflul tău vital și elementul de foc care se găsesc amestecate în tine, deși prin natura lor tind să se înalțe, totuși, supunându-se ordinii întregului, se mențin la locul lor, acolo, în compusul din care tu ești format. De asemenea, Orice element de natură pământeană și lichidă care se găsește în tine, deși se îndreaptă în jos, se ridică totuși și se menține pe o poziție care, prin natura lui, nu îi este firească. Astfel deci, chiar și elementele se supun întregului și rămân împreună cu forța, după ce au fost așezate într-un loc, până când primesc din nou, de sus, semnalul dezagregării. Nu este atunci ciudat faptul că numai partea ta inteligentă este neascultătoare și supărată din cauza poziției sale? Totuși, nimic nu i-a fost impus acesteia cu forța, ci numai ceea ce este conform naturii sale. Cu toate astea, ea nu acceptă, ci se mișcă în direcția opusă. De fapt, mișcarea sa în direcția nedreptății, abuzurilor, mâniilor, durerilor și fricii nu reprezintă nimic altceva decât mișcarea celui care se depărtează de natură. Și, atunci când partea conducătoare a sufletului se arată nemulțumită de vreunul dintre evenimente, își părăsește poziția, căci ea a fost alcătuită pentru sfințenie și pentru venerarea zeilor nu mai puțin decât pentru dreptate. De fapt, aceste virtuți sunt specifice bunei desfășurări a vieții sociale în toate formele sale și sunt cu mult mai de respectat decât realizarea actelor de justiție. Cel care nu are întotdeauna un singur și același scop în viață, nu poate să fie unul și același de-a lungul întregii vieți. Însă nu ajunge această afirmație dacă nu se adaugă și ce fel trebuie să fie scopul acesta. Căci, după cum părerea despre toate acele lucruri care, într-un fel, sunt socotite bunuri de către majoritatea oamenilor, nu este unanimă, ci numai în privința anumitor lucruri, adică în privința acelor bunuri care vizează interesul comun propus, tot astfel și scopul trebuie să fie acela care privește binele societății și al statului. Iar cel care își îndreaptă toate impulsurile spre acest scop își va îndeplini toate acțiunile asemănător și, în acest sens, va fi întotdeauna același. Gândește-te la șoarecele de munte și la cel de oraș, la frica și la agitația acestuia din urmă. Socrate numea principiile și opiniile multora LAMI, adică monștrii care îi speriau pe copii spartanii, în timpul spectacolelor lor, puneau scaunele oaspeților la umbră. În schimb, ei se așezau unde se nimerea. Socrate îi răspunse lui Perdicas cu privire la faptul că nu mersese la el. Nu vreau să mor de cea mai rea moarte. Adică, nu vreau să primesc o favoare fără a fi în stare să ofer în schimb o alta. În scrierile filozofilor epicureici se găsea recomandarea de a fi amintit tot timpul oricare dintre cei care au cultivat virtutea. Pitagoreicii ne recomandă tuturor să ridicăm în zori privirea către cer, pentru a ne aminti aceste corpuri care își îndeplinesc întotdeauna funcția conform acelorași reguli, și modalitatea și, de asemenea, ordinea lor puritatea lor și goliciunea lor, căci astrele nu sunt acoperite de un văl. Gândește-te cum arăta Socrate, încins cu o piele simplă de miel, când Xantipa a plecat din casă cu haina sa, precum și la a spus prietenilor săi care s-au rușinat și s-au retras din calea lui când l-au văzut îmbrăcat în acest fel. În ceea ce privește scrisul și cititul, nu vei trece drept profesor înainte de a fi fost elev la rândul tău. Aceasta este cu mult mai adevărată în viață. Te-ai născut sclav, nu ai parte de rațiune. Inima mea dragă râde. A căuta o smochină în vreme de iarnă este o treabă de om nebun. Tot așa este și cel care își caută copilul atunci când nu i mai este dată posibilitatea. În timp ce își sărută propriul copilaș, spunea Epictet, trebuie să-și spună: Mâine poate muri. Aceasta este o prevestire rea. Nu este niciun fel de prevestire rea, răspundea. Sunt cuvinte care semnifică un fapt natural. Sau, atunci, ar fi cumva de rău augur și să vorbești despre spice secerate? Strugure acru, strugure copt, strugure trecut, toate sunt transformări nu spre a nu fi, ci spre ceea ce nu mai este actual. O afirmație a lui Epictet. Nu există un hoț al alegerii deliberate. Trebuie să se găsească, spunea Epictet, o tehnică cu privire la acordarea sentimentului și, în partea din cartea sa unde discută despre impulsuri, să se mențină vie atenția ca aceasta să se producă cu rezervă, în interesul binelui public și în raport cu valoarea fiecărui lucru. Să se abțină apoi... Cu totul de la dorință, și să nu se folosească de aversiunea pentru vreunul dintre lucrurile care nu sunt în puterea noastră. În concluzie, spunea Epictet, disputa nu se referă la un subiect banal, ci la a fi sau a nu fi nebun. Socrate spunea: Ce doriți? să aveți sufletul unor ființe raționale sau iraționale? Raționale! Ce fel de ființe raționale? Sănătoase sau ticăloase? Sănătoase! Și atunci, de ce nu îl căutați? Fiindcă îl avem deja. Și atunci, de ce au loc între voi dispute și neînțelegeri? Cartea a 12 -a. Pe toate aceste lucruri la care te rogi să ajungi de-a lungul unei perioade de timp, poți să le ai chiar din această clipă, dacă nu ți le-ai refuzat tu însuți. Vreau să spun, dacă abandonezi orice ține de trecut, dacă îți încredințezi viitorul providenței și doar prezentul ți-l orientezi spre pietate și dreptate. Spre pietate ca să iubești ceea ce ți-a fost hărăzit de destin, Căci ție, natura ți-a dăruit această soartă, și ea te-a dăruit pe tine, spre dreptate, ca să spui adevărul în mod liber și fără ocolișuri, și ca să faci cele ce sunt potrivite cu legea și cu valoarea fiecărui lucru. Să nu te împiedice nici viciul, nici părerea, nici vorba altora, și nici chiar sensibilitatea acestei bucăți de carne crescute în jurul tău căci se va vedea partea care va fi afectată. Dacă, așadar, în momentul în care tu vei ajunge la capătul vieții, lăsând deoparte toate celelalte lucruri, ai prețui numai partea ta conducătoare a sufletului și ceea ce este divin din tine, și dacă nu te-ai teme că la un moment dat vei înceta să mai fi, ci doar că n-ai început încă să trăiești în conformitate cu natura, atunci vei fi un om demn de lumea care te-a născut și vei înceta să mai fii străin în patria ta, să te mai uimească evenimentele zilnice, ca și cum ar fi neașteptate, și să mai depinzi de un lucru sau de un altul. Zeul vede toate părțile conducătoare ale sufletului dezgolite de învelișurile materiale, de cojile și de impuritățile lor. Numai cu inteligența sa, de fapt, acesta ia contact doar cu acele lucruri care se revarsă din el și se regăsesc în aceste corpuri. Dacă și tu vei obișnui să faci acest lucru, te vei elibera de o mare parte din agitația ta. Căci cel care nu vede aceste biete bucăți de carne care îl înconjoară, își va ocupa poate timpul alergând după haine, casă, faimă, accesorii și puneri în scenă de acest fel? Trei sunt părțile din care ești alcătuit. Bietul tău corp, bietul tău suflu și intelectul. Dintre acestea două, Primele două, în măsura în care trebuie să te îngrijești de ele, sunt ale tale. Numai a treia este în sensul propriu al cuvântului a ta. De aceea, când îndepărtezi de tine însuți, adică de intelectul tău, câte fac sau spun alții, sau câte ai făcut ori ai spus tu însuți și câte, ca evenimente viitoare te neliniștesc, câte aparținând bietului trup care te înconjoară sau bietului suflu care se găsește în tine, sunt atașate de tine independent de alegerea ta deliberată, câte lucruri face să se învârtă vârtejul exterior din jurul tău, astfel încât, eliberându-se din lanțurile destinului, facultatea ta intelectivă să poată trăi curată, independentă și pe cont propriu, înfăptuind cele conform dreptății, dorind evenimentele și spunând adevărul. Dacă, spun, îndepărtezi de partea conducătoare a sufletului tău tot ceea ce provine de la înclinația pasională, tot ceea ce se găsește înainte sau după momentul prezent, vei face din tine însuți, după cum spunea pedocle, o sferă rotundă care se bucură de fericita sa unicitate, având grijă numai să trăiești ceea ce trăiești, adică prezentul, și atunci vei putea să trăiești ceea ce îți rămâne până la moarte, fără nicio tulburare, cu bunăvoință, în armonie cu propriul tău Daimon. De multe ori am fost uimit de faptul că fiecare, deși se iubește pe sine însuși mai mult decât pe toți ceilalți, pune totuși mai puțin preț pe propria sa părere despre sine decât pe părerea celorlalți despre el. Așadar, dacă un zeu sau un dascăl înțelept ar sta alături de cineva și l-ar invita să nu-și imagineze sau să nu gândească nimic în sine însuși care să nu poată fi cunoscut fără a-l spune în același timp în gura mare, acesta nu ar accepta asta nici măcar pentru o zi. Ca urmare, ne este rușine mai mult de vecini, de ceea ce vor gândi despre noi, decât de noi înșine cum oare zeii, care totuși au orânduit toate cu înțelepciune și dragoste față de oameni, au neglijat acest lucru? Faptul că unii oameni foarte onești și care au stabilit cu divinitatea, ca să spun așa, foarte multe relații privilegiate și care, prin activități sacre și prin ceremonii religioase, au devenit în cel mai înalt grad familiari cu divinitatea, odată morți, n-au mai revenit la viață. Ce au dispărut pentru totdeauna. Ei bine, dacă lucrurile stau astfel, să știi cu siguranță că, dacă lucrurile ar fi trebuit să se petreacă altfel, zeii ar fi făcut asta. Însă, dacă ar fi fost drept, ar fi fost și posibil, și dacă ar fi fost conform naturii, natura însă și l-ar fi produs. Iar din faptul că nu este așa, dacă e adevărat că nu este așa, Fii convins că n-a fost necesar să se producă în acest fel. Căci vezi și tu că, făcând în zadar cercetări, deschizi un proces împotriva divinității. Dar noi nu am fi discutat astfel cu zeii dacă aceștia n-ar fi fost foarte buni și foarte drepți. Dacă acest lucru este adevărat. Ei n-ar fi putut comite vreo neglijență, trecând cu vederea în mod nedrept și contrar rațiunii acele lucruri care sunt parte integrantă din ordinea lumii. Obișnuiește-te și cu ceea ce te descurajează. Mâna stângă, de exemplu, chiar dacă este ineficientă pentru alte activități, din neobișnuință. E mai puternică decât dreapta să țină cu forță frâul, pentru că este obișnuită cu aceasta. Gândește-te în ce dispoziție trebuie să fii surprins de moarte, atât în ceea ce privește trupul, cât și în ceea ce privește sufletul. Gândește-te la scurtimea vieții, la prăpastea timpului de dinainte și de după noi, la fragilitatea oricărei materii. Privește cauzele dezgolite de aparențe, relațiile acțiunilor cu scopul lor, observă ce este durerea, ce este plăcerea, ce este moartea, ce este faimă, cine este responsabilul neliniștii pentru el însuși, cum nimeni nu poate să fie împiedicat de un altul, pentru că toate lucrurile sunt opiniile pe care le avem despre ele. În folosirea principiilor filozofice, trebuie să fie asemenea unui atlet, nu unui gladiator. Căci gladiatorul, acum lasă sabia de care se folosește, acum o ia în mână. În schimb, atletul are întotdeauna brațele și nu trebuie să facă altceva decât să-l strângă. Cât de mare este puterea pe care o are omul de a nu face altceva decât ceea ce urmează să aprobe divinitatea, și de a primi tot ceea ce lui însuși i-a hărăzit divinitatea conform naturii. Nu trebuie să le facem reproșuri zeilor, deoarece aceștia nu creșesc nici cu voie nici fără de voie. Și nu trebuie să le facem reproșuri nici oamenilor, deoarece aceștia nu greșesc niciodată cu voia lor. În consecință, nimănui nu trebuie să-i facem reproșuri. Cât de ridicol și de ciudat este cel care se arată uimit de cel mai neînsemnat dintre evenimentele care au loc în timpul vieții fie necesitatea destinului și o ordine inviolabilă fie providența favorabilă fie dezordinea fără conducerea cauzalității așadar dacă avem de a face cu o necesitate inviolabilă de ce te împotrivești dacă avem de a face cu providența care admite să fie favorabilă făte demn de ajutorul divinității în schimb dacă avem de-a face cu o dezordine fără conducere, fi mulțumit că, în mijlocul unei agitații atât de mari, tu ai în tine însuți o inteligență care te conduce. Iar dacă agitația te târăște, să ducă cu ea biata carne, bietul tău suflu vital și toate celelalte, căci ea nu va putea să ducă cu ea inteligența ta. Lumina lămpii, până când se stinge, strălucește și nu își pierde strălucirea. În schimb, adevărul care există în tine, dreptatea și cumpătarea pot fi stinse înainte de sfârșitul vieții tale? Cât despre cel care îți lasă impresia că a comis o greșeală. Ce știu eu dacă este vorba de o greșeală? Și dacă totuși a comis o greșeală, îmi dau seama că s-a condamnat singur. Și astfel, acesta este asemenea celui care se zgârie pe față. Gândește-te că cel care nu vrea ca ticălosul să comită greșeli, este asemenea celui care nu dorește ca smochinul să-și ducă seva către smochinele sale, nou născuții să plângă, calul să necheze și toate celelalte lucruri necesare. Căci ce ar putea să sufere cel care are o astfel de stare mentală? Dacă ești nervos, vindecă-ți această înclinație. Dacă nu e o acțiune potrivită, nu o să vârși. Dacă nu e adevărat, nu vorbi. Impulsul tău să pornească de la tine spre întreg. Întotdeauna vezi ce este în sine acel obiect care produce în tine reprezentarea și dezvăluie-l, împărțindu-l în cauză, materie, relație și timpul în care acel obiect va trebui să înceteze să existe. Obișnuiește-te în cele din urmă că ai în tine însuți ceva mai bun și mai divin decât obiectele care produc în tine pasiunile și care, într-un cuvânt, te fac să te miști ca o marionetă. Ce este acum intelectul meu? Nu cumva frică? Nu cumva bănuială? Nu cumva dorință? Nu cumva altceva de felul acestora? În primul rând. Ferește-te să acționezi la întâmplare și fără un scop precis. În al doilea rând, nu raporta acțiunile tale la altceva decât la scopul util binelui comun. Gândește-te că nu peste mult timp nu vei mai fi decât nimeni de nicăieri, că nu va mai exista niciunul dintre lucrurile pe care le vezi acum, nici vreunul dintre oamenii care trăiesc acum, fiindcă orice lucru este prin natura sa făcut să se transforme, să-și schimbe starea și să dispară pentru ca altele să poată să-i urmeze. Nu uita că totul este părere și aceasta depinde de tine. Prin urmare, alungă când vrei părerea și, precum nava care trece pe lângă un promontoriu colindul vei avea parte de calmul mării, totul va fi încremenit și golful fără valuri. O oarecare activitate care se sfârșește la momentul potrivit nu suferă niciun rău, în măsura în care s-a sfârșit. Nici cel care a desfășurat această activitate nu a suportat vreun rău pentru însuși motivul că activitatea a încetat. În același fel, prin urmare, nici sistemul tuturor activităților, care este însăși viața, dacă încetează la momentul potrivit, nu suportă vreun rău, prin însuși faptul că s-a sfârșit. Nici cel care și-a terminat la momentul potrivit această înlănțuire de activități nu se găsește într-o stare nefericită. Dar momentul potrivit și limita vieții sunt stabilite de natură. Câteodată, de natura particulară a fiecăruia, când cineva este la bătrânețe, în orice caz, de natura întregului, ale cărui părți, deși se transformă, fac ca întreaga lume să rămână întotdeauna plină de prospețime și de vigoare. Așadar, Încetarea vieții nu înseamnă un rău pentru fiecare dintre noi, fiindcă nu e nimic rușinos, dacă este adevărat că nu depinde de alegerea deliberată și nici nu este contrară binelui social. În schimb, ea este un bine dacă într-adevăr este potrivită pentru întreg, dacă îi aduce acestuia un avantaj și dacă este avantajată. În acest sens, se poate spune că este purtat de divinitate. Cel care este purtat pe același drum și spre aceleași scopuri ca și zeul, de puterea sa de cunoaștere. Aceste trei observații trebuie să le ai la îndemână. În tot ceea ce faci, vezi dacă nu acționezi la întâmplare, sau altfel decât ar face dreptatea însăși. În ceea ce privește accidentele exterioare, socotind că totul se petrece fie la întâmplare, fie potrivit Providenței, nu trebuie să te plângi de întâmplare, nici să-i aduci acuze Providenței. În al doilea rând, ai în vedere cine este fiecare de la sămânță până la dobândirea Sufletului, și de la dobândirea Sufletului până la pierderea acestuia. Din ce elemente este alcătuit compusul și în câte elemente va avea loc descompunerea. În al treilea rând, dacă deodată, înălțându-te în văzduh, ai putea examina cu grijă lucrurile omenești și varietatea lor, gândește-te că le ai disprețui, putând în același timp să vezi și cât de mare este spațiul locuit de viețuitoarele din aer și din eter. Și în plus, să fii convins că ori de câte ori te-ai ridica în văzduh, vei vedea aceleași lucruri, asemănarea și vremelnicia lor. Din aceste lucruri apare trufia. Elimină părerea și ești salvat. Cine ar putea așadar să te împiedice să o elimini? În cazul în care ești nemulțumit de ceva, înseamnă că ai uitat că toate se petrec conform naturii întregului, că greșeala pe care un altul o comite nu poate să te atingă și mai ales că orice eveniment întotdeauna s-a desfășurat astfel, se va desfășura și se desfășoară acum oriunde. Ai uitat cât de strânsă este relația de rudenie dintre un om și întregul neam omenesc, fiindcă alianța... Nu este de sânge sau de sămânța care l-a zămislit, ci de gândire. Ai uitat, de asemenea, că mintea fiecăruia este un zeu și este o emanație de acolo, că nimic nu este proprietatea nimănui, ci copilașul tău, bietul tău trup și însuși sufletelul tău au venit de acolo. Ai uitat că totul este doar părere și, în fine, că fiecare trăiește numai momentul prezent. Și că pe acesta îl pierde. Tot timpul reamintește-ți pe cei care, pentru un motiv sau altul, se înfuriau foarte ușor. Oameni care au obținut cele mai înalte onoruri sau au avut parte de nenorociri sau de rivalități sau de orice fel de întâmplări ale sorții. Apoi, gândește-te unde sunt acum toate acestea. Fum, cenușă și legendă, sau nici măcar legendă. Reamintește-ți toate personajele de acest fel, precum Fabius Catulinus pe ogorul său, Lucius Lupus în grădinile sale, Stertinius la baie, Tiberius la Capri și Velius Rufus. Într-un cuvânt, toți cei care s-au distins prin ceva, având despre ei înșiși o părere deosebită. Și cât de lipsit de valoare este orice lucru pentru care omul face atâtea eforturi, și cu cât este mai demn de un filozof să se arate în orice privință drept, cumpătat, supus față de zei în simplitate. Căci orgoliul care se fălește sub masca modestiei este cel mai insuportabil dintre toate. Celor care întreabă: Unde i-ai văzut pe zei? și de unde ai aflat că ei există, de i venereze astfel. Mai întâi, că ei sunt vizibili chiar cu ochiul liber, apoi că eu nu mi-am văzut nici măcar propriul suflet și totuși îl prețuiesc. În același fel, așadar, gândesc și despre zei, din acțiunile cărora constat de fiecare dată puterea lor. De aceea înțeleg și că ei există și astfel îi venerez. Salvarea vieții constă în a vedea ce este fiecare lucru în totalitate în el însuși, ce este materia în el, ce este cauza, și cu tot sufletul să acționezi conform dreptății și să spui adevărul. Ce ți rămâne apoi decât să te bucuri de viața care înșiră o acțiune bună după alta, astfel încât nu rămâne nici cel mai mic spațiu dintre ele. Una singură este lumina soarelui. Chiar dacă este întreruptă de ziduri, de munți și de nenumărate alte obiecte. Una singură este substanța universală, chiar dacă este divizată în nenumărate corpuri de calități specifice. Unul singur este Sufletul, chiar dacă este divizat și circumscris în infinitele naturi și realități individuale. Unul singur este Sufletul inteligent, chiar dacă pare că este divizat. Așadar, celelalte părți dintre cele amintite mai sus, de exemplu, suflurile vitale și substraturile, sunt lucruri insensibile și lipsite de raporturi între ele. Totuși, și acelea sunt menționate la oaltă, de factorul unificator și de forța de gravitație. Intelectul, în schimb, prin calitatea specifică, tinde spre ceea ce este de aceeași specie, se unește cu acesta și sentimentul social nu cunoaște întrerupere. Ce urmărești? Să trăiești în continuare, dar să încerci senzații, să ai impulsuri, să crești, să încetezi mai apoi, să te folosești de voce, să te folosești de intelect. Care dintre aceste activități îți pare demnă de a fi dorită? În schimb, dacă socotești că fiecare ți se pare ușor de disprețuit, Mergi înainte până la capăt, să te supui rațiunii și Zeului. Dar este o contradicție între a prețui aceste activități și a suferi la gândul că, din pricina morții, vom fi privați de acestea. Gândește-te cât de neînsemnată parte din infinita prăpastie a timpului este hărăzită fiecăruia, căci foarte rapid se pierde în eternitate cât de nensemnată parte din substanța universală, cât de nensemnată parte din sufletul universal, pe ce bulgăre nensemnat din pământul întreg te târăști. Reflectând la toată această frază, nu îți reprezenta nimic de o mai mare însemnătate decât aceasta. Să acționezi după cum te îndrumă natura ta și, pe de altă parte, să suporți ceea ce îți aduce natura universală. În ce fel se folosește de ea însăși partea conducătoare a Sufletului? Căci în aceasta constă totul: celelalte lucruri rămase depind sau nu de alegerea ta: cadavre și fum. Argumentul cel mai incitant pentru a disprețui moartea este faptul că, până și cei care consideră plăcerea un bine și suferința un rău, o disprețuiesc totuși. Pentru cel care socotește unicul bine ceea ce se petrece la momentul potrivit, pentru cel care socotește că îndeplinirea mai multor acțiuni conform dreptei rațiuni este același lucru cu a îndeplini mai puține, și pentru cel pentru care nu are o importanță deosebită posibilitatea de a contempla lumea un timp mai lung sau mai scurt, moartea nu are nimic înfricoșător. Omule, ai fost cetățean al acestei mari cetăți? Ce diferență este pentru tine dacă ai trăit 5 sau 100 de ani? Că ce a trăit conform legilor naturii este egal pentru fiecare. Prin urmare, ce ți se pare atât de îngrozitor dacă te-a alungat din cetate nu un tiran, nu un judecător nedrept, ci propria natură care te-a făcut să intri într-o asemenea cetate? ca și cum pretorul l-ar concedia pe actorul pe care îl angajase. Dar n-am interpretat cinci acte, ci numai trei. Le-ai interpretat bine. În viață însă, cele trei acte alcătuiesc întreaga ta piesă, căci această completitudine a hotărât-o cel care a fost cândva cauză alcătuirii tale și acum a dezagregării tale. Tu, în schimb, nu ești cauza niciuneia dintre cele două. Pleacă așadar din această viață cu sufletul împăcat, căci și cel care te face să pleci este liniștit.